Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Nota autoarei Am scris această carte pentru că părea atât de greu de încheiat încât ideea m-a fascinat pur și simplu. În carte, 10 oameni trebuie să moară fără să alunece în ridicol sau fără ca ucigașul să fie evident. Am scris această carte după o muncă de planificare absolut uriașă și am fost mulțumită de rezultat. Totul era de o potrivă clar, direct, enigmatic și cu toate acestea avea o explicație perfect rațională. De fapt, pentru dezlegarea misterului era nevoie de un epilog. Această carte a fost bine primită de public și de critici dar de fapt cea mai mulțumită am fost eu însă, pentru că eu am știut mai bine decât orice critic că era rezultatul unei munci titanice. Agata Cristi, fragment din o autobiografie Agata Cristi, 10 negri mititei Zece negri mititei au cinat sub lună nouă, unul însă s-a înnecat și au rămas doar nouă. Nouă negri mititei au stat noaptea după 3. Unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar opt din ei. Opt negri trec prin Devon într-o noapte. Unul zice, eu rămân, și au rămas doar șapte. Șapte negri mititei despicau surcele groase. Unul s-a tăiat în două și au rămas doar șase. 6 negri mititei se jucau cu un stup netoții. O albină înțepă unul și au rămas doar cinci cu toții. Cinci negrimititei vor să ajungă magistrați. Unul și-a împlinit dorința și-au rămas, deci, patru frați. Patru negri au plecat, hăt pe mare mititei. unul a picat în plasă și-au rămas doar trei. Trei negri mititei, zic, la zoe de noi, pe unul îl strânse un urs în brațe și-au rămas doar doi. Doi negri mititei se uscau la soare un pic, unul s-a prăjit de tot și-a rămas un negru mic un negru mititel rămas singur singurel cu un ștreang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Frank Green, 1869 Agata Christie, 10 negri mititei, capitolul 1 1. Într-un colț al unui vagon de fumători, la clasa 1, judecătorul Wargrave, acum pensionat, fuma dintr-un trabuc și citea cu interes știrile politice din ziarul The Times. La un moment dat, puse jos ziarul și privi pe geam. Treceau prin Somerset. Se uită la ceas. Mai avea două ore până la destinație. Trecu în revistă tot ce apăruse prin ziare referitor la insula Negrului. Fusese inițial cumpărată de un milionar care era înnebunit după yachting și urma o prezentare în detaliu a unei luxoase case pe care o construise pe mica insulă de lângă coasta Devon. Din păcate, cea de-a treia soție a milionarului american nu era o bună navigatoare, ceea ce l-a determinat să vândă casa și insula. În ziare apăruseră numeroase anunțuri de vânzare. Apoi, anunțurile au fost însoțite de mențiunea scrisă cu litere îngroșate că insula a fost cumpărată de un oarecare domn Owen. Imediat după aceea au început să circule zvonurile că adevăratul cumpărător era de fapt domnișoara Gabriel Turl, steaua de cinema hollywoodiană. Dorea să petreacă acolo câteva luni departe de ochii presei. Buzi B făcuse o aluzie discretă că urma să devină locuința familiei regale. Cineva își optise revistei Mr. Meriwether că fusese cumpărată pentru o lună de miere, tânărul Lord L. fusese în sfârșit atins de săgeata lui Cupidon. Jonas știa din surse sigure că fusese cumpărată de marină pentru niște experimente ultrasecrete. Nu încăpea nicio urmă de îndoială. Insula Negrului reușea să se mențină pe prima pagină a ziarelor. Judecătorul Wargrave scoase din buzunar o scrisoare. Scrisul era ilizibil, însă pe alocuri anumite cuvinte ieșeau în evidență neașteptat de clar. Dragă Lawrence, de atâția ani n-am mai primit niciun semn de la tine. Trebuie să vii pe insula Negrului, un loc atât de minunat. Avem atâtea de vorbit din vremurile de demult. Comuniunea cu natura, băi de soare, 12.40 din Paddington. Te aștept la Oakbridge. Iar scrisoarea se încheia cu o semnătură pompoasă. A ta pentru totdeauna Constance Culmington. Judecătorul Wargrave se gândi mult timp până și aminti când o văzuse ultima oară pe Lady Constance Culmington. Trecuseră șapte, dacă nu chiar opt ani de atunci. Se ducea în Italia să se bronzeze și să fie în comuniune cu natura și cu contandinii. Contandini înseamnă fermieri în italiană. Mai apoi, după cum auzise, se dusese în Siria, unde avusese ocazia să se bronzeze sub un soare și mai puternic și să intre în comuniune cu natura și cu beduinii. Constance Culmington, reflectă el, era exact genul de femeie care ar cumpăra o insulă și s-ar înconjura de mister. Aprobând cu o mișcare a capului, propria logică, judecătorul Wargrave își lăsă capul în piept și a adormi. 2. Într-un compartiment la clasa a treia, alături de alți cinci călători, Vera Claythorne se lăsă pe spătarul banchetei și închise ochii. Ce greu era să călătorești într-o zi atât de călduroasă! Va fi bine la marul mării. Avusese într-adevăr mare noroc că primise slujba aceasta. Când doreai un post pe timpul vacanței, aproape întotdeauna te alegeai cu o droaie de copii pe cap, posturile de secretare erau mult mai greu de obținut. Nici măcar agenția nu-i dăduse speranțe prea mari. Apoi primise scrisoarea. Mi-ați fost recomandată de agenția femei calificate. Am înțeles că dumnealor vă cunosc personal. Sunt dispusă să vă ofer salariul pe care îl cereți și doresc să vă prezentați la datorie începând cu data de 8 august. Luați trenul de 12:40 din gara Paddington, iar eu vă voi întâmpina în gara Oakbridge. Vă trimit 5 hârtii de o liră pentru a acoperi cheltuierile de transport. Cu respect, Iuna Nancy Owen. Iar în susul paginii era trecută adresa de expediție. Insula Negrului, Sticklehaven Devon. Insula Negrului? Doamne, numai despre asta se vorbise în ziare în ultima vreme. Tot felul de aluzii și de bârfe, deși probabil că cele mai multe erau neadevărate. Însă casa fusese cu siguranță construită de un milionar și era un simbol al opulenței. Vera Clayton, sătulă de un trimestru obositor la școală, își zise Să fii învățătoare la clasa a treia nu e mare lucru. Ce bine ar fi dacă aș putea obține un post la o școală respectabilă. Apoi, cu inima strânsă, se gândi. Dar sunt norocoasă că am până și asta. La urma urmei, oamenilor nu le place ca cineva care a fost anchetat de procuror, chiar dacă procurorul m-a absolvit de orice vină. Își aminti că, din potrivă, o lăudase pentru prezența de spirit și pentru curaj. Având în vedere că fusese vorba despre o anchetă, nici nu se putea să meargă mai bine iar doamna Hamilton fusese bunătatea întruchipată, doar Hugo. Dar nu dorea să-și amintească de Hugo. Pe neașteptate, în ciuda căldurii din compartiment, începu să tremure și își dori să nu se fi îndreptat spre mare. Îi reveni în minte cât se poate declara o imagine, capul lui Cyril ieșind la suprafață și scufundându-se la loc în timp ce plutea spre mal, în sus și în jos, în sus și în jos în timp ce ea însă și nota cu pricepere după el, croindu-și drum prin apă, însă știind prea bine că nu va ajunge la timp. Marea, cu albastrul ei întunecat și blând, cu diminețile petrecute la malul mării, cu Hugo. Hugo care îi spusese că o iubește. Nu trebuia să se gândească la Hugo. Deschise ochii și se uită încruntată la bărbatul din fața ei. Un bărbat înalt, cu tenul măsliniu, cu ochii de culoare deschisă, cam apropiați și o gură arogantă ce inspira cruzime. Pun pariu că a călătorit prin niște locuri extraordinare și a văzut tot felul de lucruri, își zise Vera. 3. Philip Lombard, aruncând o privire cercetătoare asupra fetei din fața lui, se gândi. Drăguță, chiar dacă arată oarecum învățătoare. O damă greu de cucerit era convins de asta, Cărea îi plăcea să dețină controlul în ură sau în iubire. Lui ar fi plăcut să hmm, se încruntă. Nu, no, nu se punea problema de așa ceva. Aici era vorba doar de afaceri. Trebuia să se concentreze asupra slujbei. Oare despre ce era vorba? Evreul ăla a furisit fusese al naibii de misterios. Ori acceptați, ori nu, una din două, domnule capitan Lombard. Deci îmi dai o sută de guinee? întrebase el gânditor. Întrebase asta pe un ton neutru, ca și cum o sută de guinei ar fi fost o nimica toată pentru el. O sută de guinee, când el nu mai avea decât practic bani, decât de o masă îndestulată. Își imaginase totuși că furisitul de evreu nu se lăsase înșelat. Asta e partea proastă cu evrei, nu-i poți niciodată înșela în privința banilor. Te citesc imediat. Apoi, Lombard întrebase pe un ton la fel de neutru. Și nu-mi puteți da nicio altă informație?" Domnul Isaac Morris scuturase cu hotărâre din capul mic și chel. Nu, capitane Lombard, veți afla mai multe la fața locului. Clientul meu știe că aveți reputația omului potrivit la momentul potrivit. Sunt împuternicit să vă mâinez o sută de guinee pentru ca dumneavoastră să plecați la Sticklehaven în Devon. Cea mai apropiată stație de tren este Oakbridge. Veți fi așteptat acolo și veți face restul călătoriei până la Sticklehaven cu mașina." iar de acolo o barcă cu motor vă va transporta până în insula Negrului. Acolo veți fi la dispoziția clientului meu. Lombard întrebase imediat. Pentru cât timp? Nu mai mult de o săptămână. Capitanul Lombard spuse mângându-și mustața. Sper că înțelegeți că nu pot comite nicio ilegalitate. În timp ce vorbea, i aruncase o privire pătrunzătoare interlocutorului său. Domnul Morris răspunse grav, cu o urmă de zâmbet pe buzele groase de semit. Dacă vi se va propune să faceți ceva ilegal, cu siguranță că veți fi liber să vă retrageți. Bruta aia mică și nenorocită zâmbise, ca și cum ar fi știut foarte bine că în trecutul lui Lombard legalitatea nu fusese o condiție sinecvanon. Buzele lui Lombard se despărțiră într-un rânjet. Zău, de vreo două ori fusese luat de val, dar scăpase de fiecare dată. De fapt, nu se dădea în lături de la prea multe. Nu, nu se dădea în lături de la prea multe. Își imagina că va fi amuzant pe insula negrului. 4. Într-un compartiment de nefumători, domnișoara Emily Brandt stătea cu spatele drept, așa cum era obiceiul. Avea 65 de ani, însă nu era de acord cu ținuta neglijentă. Tatăl ei, colonel de școală veche, era foarte strict în privința comportamentului. Noua generație era indecent de relaxată, în timpul călătoriei cu trenul și în orice altceva. Învăluită în aura sa de corectitudine și de principii de nezdruncinat, domnișoara Emily Brand stătea în aglomeratul ei vagon de clasa a treia și triumfa asupra lipsei de confort și asupra căldurii. Toată lumea făcea atât acaz în legătură cu orice. Doreau injecții înainte de extracții dentare, Luau medicamente dacă nu puteau dormi, doreau scaune comode și perne, iar fetele stăteau în poziții negligente și se prăjeau aproape goale la soare în timpul verii. Domnișoara Brent își ținea buzele strânse. Dorea să fie un exemplu de comportament pentru anumiți oameni. Își aminti de vacanța de anul trecut. Totuși, anul acesta va fi cu totul altceva, insula negrului. Recitind minte scrisoare pe care o citise de atâtea ori încât o știa pe de rost. Dragă domnișoară Brent, sper că vă mai amintiți de mine. Acum câțiva ani am fost împreună la casa de oaspeți Bellhaven în luna august și mi s-a părut că avem multe lucruri în comun. În momentul de față sunt proprietara propriei case de oaspeți aflată pe o insulă de lângă Denver. Cred că este un loc în care bunul gust se împletește cu mâncarea sănătoasă. Aici nu și-au locul goliciunea și muzica la gramofon în miez de noapte. Aș fi foarte bucuroasă dacă ați fi de acord să-mi fiți oaspete și să veniți să vă petreceți vacanța de vară absolut gratis. V-ar conveni începutul lunii august? În jurul datei de 8 august. A dumneavoastră UNO. Oare cum o chema? Semnătura era aproape imposibil de descifrat. Emily Brand se gândi neliniștită. Atât de mulți oameni au semnături ilizibile. Se întoarse cu gândul în timp, la oamenii pe care îi cunoscuse la Belhaven. Fusese acolo vreo două veri la rând. Era acolo o doamnă între două vârste foarte drăguță, doamna... Doamna... oare cum o chema? Tatăl ei fusese preot și mai era și o doamnă Alton... Orman... Nu, cu siguranță o chema Oliver. Da, da, Oliver. Insula Negrului. Se scrisese în ziare despre Insula Negrului. Ceva legat de o actriță de film sau de un milionar american? Bineînțeles că deseori asemenea lucruri ajung să se vândă foarte ieftin, pentru că insulele nu sunt potrivite pentru toată lumea. La început își imaginează că e ceva romantic, însă când ajung să trăiască efectiv acolo, își dau seama care sunt dezavantajele și abia așteaptă să vândă. Emily Brent își zise, oricum, măcar o să am parte de o vacanță gratis din cauza venitului micșorat și a dividendelor neplătite, această ocazie chiar nu era de lepădat. Ce bine ar fi dacă și ar aminti mai multe despre această doamnă sau domnișoară Oliver. 5. Generalul MacArthur se uita pe fereastra vagonului. Trenul tocmai intra în Exeter, unde trebuia să coboare și să ia alt tren. La naiba cu aceste personale. Acest loc, Insula Negrului, nu era chiar atât de departe încât să justifice o asemenea durata a călătoriei. Nu prea înțelesese cine era acest Owen, un prieten al lui Spoof, Legard și al lui Johnny Dyer. Vor veni vreo doi amici de dumneavoastră, dacă veți dori să discutați despre vremurile de altă dată. Ei bine, o să-i facă plăcere să discute despre vremurile de altă dată. În ultima vreme avusese impresia că vechii tovarăși îl cam evitau. Și toate acestea numai din cauza zvonurilor. Pentru numele lui Dumnezeu era destul de greu. Trecuseră aproape 30 de ani de atunci. Bănuia că Armitage era cel care vorbise. Nenorocitul la tânăr, ce știa el despre asta? Ei bine, nu avea niciun rost să se gândească la asta. Câteodată ți se năzar tot felul de lucruri, ca de exemplu că nu știu cine se uită ciudat la tine. Această insulă, insula negrului, era un loc ce merita vizitat. Circulau tot felul de zvonuri despre ea. Conform zvonurilor, amiralitatea, departamentul de război sau forțele aeriene pusese rămâna pe ea. De fapt, tânărul Elmer Robson, milionarul american, construise acel loc, cheltuise mii de dolari, după cum se spunea, unul dintre cele mai luxoase locuri. Exeter mai avea o oră de așteptat, iar el nu voia să aștepte, voia să treacă la acțiune. 6 Doctorul Armstrong traversa câmpia Salisbury la volanul Morrisului său. Era foarte obosit. Succesul își avea prețul său. Fusese o vreme când stătea în sala de consultații din Harley Street, regulamentar îmbrăcat, înconjurat de cele mai moderne aparate și de cele mai luxoase mobile, și aștepta, aștepta zile în șir ca afacerea să ieșueze sau să se dovedească a fi un real succes. Ei bine, avusese succes, fusese norocos norocos și priceput, desigur. Se pricepea la asta, însă nu era suficient pentru a reuși. Trebuia să mai ai și noroc, iar el avusese. O diagnosticare exactă, câteva paciente recunoscătoare, femei cu bani și cu o anumită poziție socială și ți se duce repede vestea. Ar trebui să mergi la Armstrong, un bărbat tânăr însă, foarte inteligent. Pam a fost ani de zile la tot felul de oameni, iar el și-a dat seama imediat ce e neregulă cu ea. Și uite așa bulgările de zăpadă începuse să se rostogolească. Iar acum doctorul Armstrong ajunsese acolo unde își dorise. Avea zilele pline și puțin timp liber. Așa că în această dimineață de august era bucuros că pleacă din Londra și că va petrece câteva zile pe o insulă de lângă Devon. De fapt, nu era chiar o vacanță. Scrisoarea pe care o primise era destul de vagă în legătură cu tipul de activitate însă era foarte precisă în privința cecului ce o acompania. Un onorariu gras. Familia asta, Owen, era probabil putre de bogată. Exista totuși o mică problemă, se pare. Soțul era îngrijorat în privința sănătății soției lui și dorea o consultație fără ca ea să-și dea seama. Aceasta nu dorea în ruptul capului să audă de doctori. Avea probleme cu nervii. Nervii. Doctorul ridică din sprâncene. Femeile și nervilor. Ei bine, la urma urmei era profitabil pentru afacere. Jumătate din femeile pe care le consulta nu aveau nimic în afară de faptul că erau plictisite, însă nu ți-ar fi mulțumit dacă le-ai fi spus asta verde în față. În plus, se găsea întotdeauna o mică afecțiune de care să te legi. O ușoară problemă cu. urma un cuvânt lung. Nimic serios, însă, trebuie tratată. Un tratament simplu. Ei bine, în astfel de probleme era mai mult o chestiune de vindecare prin credință, iar el se pricepea la asta. Putea inspira deopotrivă speranța și credința. Noroc că reușise să-și revină la timp după necazul pe care l-a avusese în urmă cu 10 ani. Nu, nu, cu 15 ani. Fusese cât pe aici. Era un om terminat. Șocul îl debusolase complet. Renunțase complet la băutură. Pe legea lui fusese cât pe aici cu un claxon care îți spărgea urechile, un enorm Dalmain Sport trecu pe lângă el ca fulgerul cu 150 de km pe oră. Doctorul Armstrong aproape că intră în gardul viu. Era unul dintre acei proști care străba țara în lung și în lat. Îi ura. Aproape că îl lovise. Tânăr rebel. 7. Tony Marston, năvălind cu zgomot în mir, își zise. Numărul mașinilor care se târăs pe șosea e înfiorător de mare întotdeauna e ceva care îți blochează drumul și mai conduc și pe mijlocul drumului. Oricum, e imposibil să conduci în Anglia. Nu e ca în Franța unde poți tura motorul. Oare să se oprească aici, să bea ceva sau să îi dea bătaie? Mai avea timp berechet. Încă 185 de kilometri și gata. O să bea un gin și o bere de ghimbir. Ce zi fierbinte! Va fi distractiv pe această insulă cu condiția să fie vreme bună. Se întreba cine putea fi familia Owen. Probabil că erau bogați și influenți. Bursucul se pricepea să adulmece astfel de oameni. Bineînțeles, la cât era de sărac, nici n-avea încotro. Să sperăm că se pricepeau la băuturi. Nu se știa niciodată cu acești oameni care și-au făcut singura averea și nu s-au născut cu ea. Ce păcat că zvonul că Gabriel Thurl a cumpărat insula negrului nu era adevărat. Iar fi plăcut să se încurce cu vrostea de cinema. Ei bine, măcar câteva fete vor fi pe acolo. Ieșind din hotel, se întinse, căscă, se uită la cerul albastru și se urcă în dalmeinul său. Câteva tinere se uitau la el admirativ. Era înalt de 1,80 m și cu un corp bine proporționat, cu părul ondulat, tenul bronzat și ochii de un albastru intens. Era o prezență atrăgătoare. Apăsă pe accelerație și țâșni pe strada îngustă. Bătrânii și băieții de prăvălie sărire în lături ca să se ferească din calea lui. Cei din urmă priviră cu admirație cum se îndepărtează, iar Anthony Marston își continuă triumfător drumul. 8. Domnul Blore era în trenul personal care urcase în Plymouth. În compartiment mai era doar un marinar în vârstă cu albeață la un ochi. În acel moment dormea. Blore scria cu grijă în carnetul său. Aceștia sunt cu toții, murmură el, Emily Brandt, Vera Clayton, Dr. Armstrong, Anthony Marston, bătrânul judecător Wargrave, Philip Lombard, generalul MacArthur decorat cu ordinul serviciu deosebit, servitorul și soția, domnul și doamna Rogers. Închise carnețelul și îl puse la loc în buzunar. Se uită la bărbatul care dormea pe bancheta din colțul compartimentului. Are peste 80 de ani. Îl diagnostică cu precizie Blore. Trecu în revistă mental fiecare detaliu. Ar trebui să meargă ușor, se gândi el. Nu văd unde aș putea greși. Sper să arăt cum se cuvine. Se ridică în picioare și se uită critic în oglindă. Alături de el, fața reflectată în oglindă purta amprenta vieții ca zone. Nu era deloc expresivă. Avea ochii de culoare cenușie și puțin cam apropiați. Ar putea fi maior, zise domnul Blor. Nu, am uitat. Celălalt este ofițerul de carieră. M-ar depista imediat. Auzi, Africa de Sud!" exclamă Blor. Aceasta este specialitatea mea. Niciunul dintre acești oameni nu are nimic în comun cu Africa de Sud, iar eu tocmai am terminat de citit ghidul de călătorie despre Africa de Sud, așa că pot vorbi pe îndelete despre acest subiect. Din fericire, erau tot felul de coloniști. Ca om cu posibilități materiale din Africa de Sud, Blor simțea că se putea încadra cu succes în orice categorie socială. Insula Negrului, își amintea de insula negrului din copilărie. O stâncă rău mirositoare acoperită de pescăruși care ieșea din mare la o distanță de un kilometru și jumătate de țărm. Ce idee ciudată să te apuci să-ți construiești o casă pe ea. Era îngrozitoare pe timp de furtună. Însă milionarii aveau tot felul de capricii. Bătrânul din colțul vagonului se trezi și zise. Nu se știe niciodată cum e vremea când ești pe mare. Niciodată. Așa este, zise Blor împăciuitor. Nu poți ști niciodată. Bătrânul sughiță apoi rosti cu convingere. Se apropie furtuna. Nu se poate, domnule. E o vreme încântătoare, îl contrazise Blor. Se apropie furtuna, repetă bătrânul enervat. O adulme în aer. Cine știe, s-ar putea să aveți dreptate, zise Blor împăciuitor. Trenul se opri în gară, iar bătrânul se ridică nesigur. Cred că aici trebuie să cobor," spuse el, luptându-se să deschidă geamul. Blor îi sări în ajutor. Bătrânul rămase în prag, ridică solemn o mână și clipi din ochii să-i apoși. Ai grijă," făcu el. Ai mare grijă. Ziua judecății se apropie." Apoi coborâ pe peron. Se uită pe zi la Blor și rosti cu o voce plină de demnitate. Cu tine vorbesc tinere. Ziua judecății este foarte aproape." reașezându-se pe scaun, Blor își zise, Ești mai aproape decât mine de ziua judecății." Dar se pare că se pripise când făcuse această constatare. Sfârșitul capitolului 1 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negri mititei Capitolul 2 1 În afara gării Oakbridge stătea un mic grup de oameni arătând oarecum nehotărâți. În spatele lor, lângă bagaje, așteptau hamalii. Unul dintre aceștia se numea Jim. Șoferul unuia dintre taxiuri se apropie de ei. Mergeți cumva pe insula negrului? Întrebă el cu o voce domoală și cu accent de Devon. Patru persoane răspunseră afirmativ, Apoi își aruncară priviri curioase una alteia. Uitându-se către judecătorul Wargrave, care era seniorul grupului, șoferul zise Sunt pregătite două taxiuri pentru dumneavoastră. Unul din ele trebuie să aștepte trenul personal de Exeter, o chestiune de cel mult 5 minute, cu care va sosi un alt domn. Sper să nu vă supărați dacă unul dintre dumneavoastră va mai aștepta puțin. Avantajul e că veți călători mult mai confortabil. Vera Clayton, luându-și în serios poziția de secretară, răspunse imediat. Aștept eu, dumneavoastră puteți să plecați, zise ea uitându-se la ceilalți trei. Privirea și vocea erau oarecum autoritare, ca și cum ar fi fost numită pe o poziție de conducere, ca și cum ar fi hotărât în ce seturi de tenis vor juca fetele. Mulțumesc, rosti domnișoara Brent formal, înclinându ușor capul, apoi intră într-unul din taxiuri, cel la cărui ușă era ținută deschisă de șofer. Judecătorul Wargrave o urmă. „Capitanul Lombard”, zise. „Eu o să aștept cu domnișoara Clayton”, interveni Vera. „Numele meu este Lombard, Philip Lombard.” Hambanii angajau bagajele în taxiuri. În mașină, judecătorul Wargrave zise pe un ton precaut: „Avem parte de o vreme minunată.” „Doamna Brent răspunse. „Da, într adevăr.” Iată un domn cu o purtare exemplară, îi spuse ea. Era puțin cam neobișnuit ca astfel de oameni să-și petreacă vacanțele la mare. Era clar că domnul și doamna Oliver aveau relații cu persoane deosebite. Cunoașteți aceste locuri? Întrebă judecătorul Wargrave. Am fost în Cornwall și în Torquay, însă mă aflu pentru prima dată în această parte a Devonului. Nici eu nu sunt prea familiarizat cu această regiune, zise judecătorul. Taxiul porni. Șoferul celui de-al doilea taxi întrebă. Ați dori să așteptați mașină? Nici de cum, zise Vera categoric. Capitanul Lombard zâmbi, apoi spuse. Umbra lăsată de acel zid pare ademenitoare. În afara cazului în care nu doriți să așteptați în încinta gării. Nu, într-adevăr, e așa de bine afară acum că am scăpat de zăpușala din tren. Da, e o adevărată piatră de încercare să călătorești cu trenul pe o astfel de vreme răspunse Lombard. Sper din tot sufletul să rămână așa. Vremea bună, vreau să zic, rosti Vera convențional. Verile noastre englezești sunt foarte capricioase. Cunoașteți această regiune? Întrebă Lombard din lipsă de inspirație. Nu, no, n-am mai fost niciodată pe aici. Apoi adăugă rapid, hotărâtă să-și clarifice pe loc situația. Nu am cunoscut-o încă pe doamna care m-a angajat. Patroana? Da, sunt secretara doamnei Owen oh, înțeleg. Abordarea lui Lombard se schimbă imperceptibil. Adoptă imediat un ton mai sigur și o manieră mai degajată. nu e așa că e un pic neobișnuit?" zise el. Vera râse. Nu, nu cred. I s-a îmbolnăvit subit secretara, a contactat o agenție de recrutare pentru a-i trimite o locuitoare. Așa că am venit eu." Deci așa stau lucrurile." Și presupunând că odată ajuns acolo nu o să fiți mulțumită de post, ce o să faceți?" Vera râse din nou. Oh, e ceva temporar, o slujbă de vacanță. Am un loc de muncă permanent la o școală de fete. De fapt, sunt teribil de încântată la gândul că voi vedea insula negrului. S-a vorbit atât de mult despre ea prin ziare. E chiar atât de fascinantă? Nu știu, răspunse Lombard. N-am vizitat-o niciodată. Oh, da? Familia Oune e foarte mândră de ea, bănuiesc. Ce fel de oameni sunt? Mi-ați putea spune? Lombard își zise. E cam penibil. Oare trebuia să îi întâlnesc sau nu? Apoi răspunse repede. Aveți o viespe pe braț, nu? Stați nemișcată. Gata, a zburat, zise el făcându-se cu o alungă. O, oh, mulțumesc, sunt o mulțime de viespi vara asta. Da, bănuiesc că din cauza căldurii. Știți cumva pe cine așteptăm? N-am nici cea mai vagă idee. Se auzi semnalul unui tren care se apropie de gară. Lombard zise, acesta trebuie să fie trenul. Pe peron apăru un bătrân înalt cu alură de militar. Avea părul cărunt, tăiat scurt și o mustață albă tunsă cu grijă. Clătenindu-se sub greutatea valizei de piele, hamalul arătă spre Vera și Lombard. Vera se apropie de ei cu aerul unei secretare competente. Sunt secretara domnișoarei Owen. Vă așteaptă o mașină. El este domnul Lombard," adăugă ea. Ochii spălăciți, ageri, în ciuda vârstei înaintate, îl cântărire pe Lombard. Dacă l-ai privi cu atenție, ai fi remarcat că pentru o clipă în ei se citea impresia pe care i-o lăsase Lombard. Un tip arătos și totuși e ceva în neregulă cu el. Cei trei se urcar în taxiul care îi aștepta. Merseră pe străzile pustii ale micii localități Oakbridge, după care parcurseră încă vreo 2 kilometri pe drumul principal din Plymouth. După aceea, plonjear într-un labirint de drumuri de țară în pantă, verzi și înguste. Generalul MacArthur spuse, nu cunosc deloc această parte a Devonului. Eu locuiesc în partea de est, chiar la granița cu Dorsetul. Este absolut încântător aici, zise Vera. Dalurile și pământul roșu, totul atât de verde și de proaspăt. Philip Lombard interveni critic. Sunt cam multe dealuri. În ceea ce mă privește, prefer spațiile deschise, unde poți vedea până la linia orizontului. Bănuiesc că ați călătorit destul de mult, îi zise generalul MacArthur. Am fost și eu pe aici, pe acolo, replică Lombard, ridicând indiferent din numeri. Acum o să mă întrebe dacă am fost în război, își zise el, așa sunt bătrânii ăștia. Însă generalul MacArthur nu pomeni nimic de război. 2. Urcare un deal abrupt și coborâre pe un drum în zigzag spre Sticklehaven, un sătu cu câteva căsuțe și vreo câteva bărci trase la mal. După un timp, zărire și insula negrului, înălțându-se din apă în partea de sud, scăldată în lumina apusului. E departe, în larg, constată Vera surprinsă. Își imaginase acel loc cu totul altfel, o insulă aproape de mal împodobită cu o frumoasă casă albă. Însă nu se vedea nicio casă, doar forma stâncii semănând vag cu un cap gigantic. Arăta puțin sinistru. Vera simți fiori pe șira spinării. În curtea unui mic han numit Seven Stars așteptau trei persoane se distingeau silueta puțin cocârjată a judecătorului, domnișoara Brent, dreaptă și rigidă, și un al treilea bărbat, un bărbat masiv, care se apropie de nou veniții și se prezentă. Ne-am gândit să vă așteptăm și pe dumneavoastră," zise el, să călătorim împreună. Permiteți-mi să mă prezint. Mă numesc Davis. Sunt din Natal, locul meu natal din Africa de Sud." Ha-ha!" adăugă el râzând. Judecătorul Wargrave se urâ urât la el părea că e pe punctul de a solicita publicului să părăsească sala tribunalului. Domnișoara Emily Brandt nu era sigură că îi plac coloniștii. Vrea cineva să bea ceva înainte de a ne îmbarca? Îi îmbie Davis. Pentru că nu răspunse nimeni la propunerea sa, Davis se întoarse și făcu un semn cu mâna. Atunci nu mai e cazul să întârziem. Bunele noastre gazde nu trebuie lăsate să ne aștepte, zise el. Dacă ar fi fost mai atent, Davis ar fi remarcat un sentiment de reținere care venea dinspre membrii grupului. Era ca și cum simpla menționare a gazdelor ar fi avut un curios efect paralizant asupra oaspeților. Ca răspuns la semnul pe care îl făcuse Davis, un bărbat se desprinse de lângă zidul de care se sprijinea și se apropie de ei. După vioiciunea mișcărilor, era evident că era un om al mării. Avea chipul tăbăcit de soare și de vânt, iar în ochii săi negri se citea o expresie oarecum evazivă. Când începu să vorbească, se simți imediat accentul domol din Devon. Doamnelor și domnilor, sunteți gata să pornim spre insulă? Barca ne așteaptă. Încă doi domni vin cu mașina, însă recomandarea domnului Owen a fost să nu-i așteptăm pentru că nu știm exact când vor ajunge. Grupul urcă. Ghidul îi conduse spre un mic dig de piatră. Lângă el aștepta o barcă cu motor. E o barcă foarte mică, observă îngrijorată Emily Brent. Proprietarul bărcii spuse convingător. E o barcă de toată nădejdea, doamnă. Ați putea ajunge la Plymouth cu ea cât ai clipi. Suntem cam mulți, replică judecătorul Wargrave cam tăios. Poate transporta și un număr dublu față de cât suntem acum. E în regulă, interveni Filip Lombard cu vocea sa plăcută. Pe o asemenea vreme nu trebuie să ne fie teamă de nimic. Deloc convinsă, domnișoara Brent se lăsă ajutată să urce în barcă. Ceilalți o urmară unul câte unul. Membrii grupului încă se simțeau străini unul față de altul, de parcă fiecare dintre ei ar fi fost uimit de cum arătau ceilalți. Se pregăteau să se desprindă de mal când ghidul lor se opri cu ancora în mână. Jos, în sat, pe drumul care urca spre port, se vedea o mașină. O mașină atât de puternică, atât de frumoasă, încât merita numele de apariție fantastică. La volan era un tânăr cu părul blond, fluturând în vânt. În lumina amurgului nu părea a fi om, ci un tânăr zeu, un zeu eroic dintr-o saga nordică. Apăsă pe claxon și sunetul puternic fu amplificat de stâncile din golf. Era o scenă fantastică în care Anthony Marston părea că era mai mult decât un muritor de rând. Mai târziu, mulți dintre cei de față aveau să-și amintească de acest moment. 3. Fred Naracot stătea lângă motor și se gândea că grupul era cam ciudat. Nu corespundea deloc ideii pe care și-o făcuse el în legătură cu aspeții familiei Owen. Se așteptase la niște persoane foarte sofisticate. Femei bine îmbrăcate și domni în costume de yachting, cu toții foarte bogați și cu o înfățișare de oameni importanți. Nu arătau deloc ca tovară și de petrecere a lui Elmer Robston. Pe buzele lui Fred Narcot apăru un zâmbet la amintirea oaspeților milionarului, aceea fusese o petrecere pe cinste și cât mai băuseră. Acest domn Oun era probabil altfel de om. Ciudat era faptul că, se gândea Fred, nu-l văzuse niciodată pe Oun și nici pe consoarta acestuia. Nu se ajunsese niciodată la această fază. Totul era ordonat și plătit prin intermediul acelui domn Morris. Instrucțiunile erau întotdeauna foarte precise, iar plata întotdeauna la timp. Însă totul era foarte ciudat. Ziarele ziceau că Owen e învăluit în mister, iar Narcot era întru totul de acord. Probabil că, la urma urmelor, domnișoara Gabriel Turl cumpărase insula. Respinse însă această ipoteză de îndată ce aruncă o privire spre pasageri. Nu acest grup. Nimeni din acest grup nu părea a fi oaspetele unei stele de cinema. Îi analiză pe fiecare dintre ei cu detașare. O fată bătrână, genul acru cu care era foarte familiarizat. Era o scorpie, putea băga mâna în foc. Un ofițer bătrân cu înfățișare foarte militaroasă. O tânără drăguță însă comună, fără glamurul de la Hollywood. Mai era și individul acela jovial, care nu era chiar un gentleman. Fusese comis voiajor, aprecie Fred Narcot. Celălalt gentleman, cel subțirel și neliniștit, cu ochii cercetători, era un ciudat. Era singurul care ar fi putut avea ceva în comun cu industria filmului. Nu, în barcă se afla un singur pasager care corespundea standardelor. Ultimul gentleman, cel care venise cu mașina, și ce mașină? Niciodată nu mai trecuse o asemenea mașină prin Sticklehaven. Probabil că o astfel de mașină costase sute și sute de lire. El era genul potrivit, născut bogat. Dacă toți ceilalți din grup ar fi fost ca el, ar fi înțeles. Dacă stăteai să cumpănești bine lucrurile, situația era ciudată, cu adevărat ciudată. 4. Barca ocoli stânca. Acum se vedea în sfârșit și casa. Partea sudică a insulei era cu totul diferită. Se prelingea domol spre mare. Casa era orientată spre sud, joasă, pătrată și modernă, foarte luminoasă datorită ferestrelor mari și rotunde. O casă minunată care se ridica la nivelul tuturor așteptărilor. Fred Narcot opri motorul și intră cu vârful bărcii într o deschizătură naturală între stânci. Cred că e greu să ancorezi aici când e rea, constată Filip Lombard. Nu pot ancora pe insula negrului când bate vântul dinspre sud-est, răspunse vesel Fred Narcot. Câteodată rămâne izolată timp de o săptămână sau două. Cred că aprovizionarea e foarte dificilă, se gândi Vera Clayton. Asta e partea proastă cu orice insulă. Toate aspectele domestice sunt atât de îngrijorătoare. Barca se lovi de stânci. Fred Narcot sări pe mal, iar Lombard îi ajută pe ceilalți pasageri să coboare. Narcot legă barca de un inel prins de stâncă. Apoi urcă în fruntea grupului pe niște scări săpate în stâncă. Wow, ce loc minunat!" exclamă generalul MacArthur. Însă nu se simțea în largul lui. Locul acesta era ciudat rău de tot. Când urcară scara și ajunseră pe terasă, se înveseliră. În pragul casei îi aștepta un majordom cu înfățișare regulamentară și ceva din gravitatea lui a avut menirea să îi În plus, casa însă își arăta foarte bine, iar priveliștea de pe terasă era magnifică. Majordomul înainte spre ei și se înclină. Era un bărbat înalt și slab, cu părul cărunt și cu o înfățișare respectabilă. Vă rog să mă urmați," zise el. În holul larg, pe oaspeții așteptau deja băuturile șiruri de sticle. Anthony Marston se mai însenină puțin. Tocmai se gândise că nu va avea parte decât de rom, judecând situația în ansamblu. Nimic pe placul lui. Oare la ce s-o fi gândit bursucul când îl în toată povestea asta? Oricum, băuturile erau în regulă, iar gheață era din belșug. Oare ce spusese majordomul? Domnul Oun, din nefericire, era reținut. Nu putea să ajungă pe insulă decât a doua zi. Instrucțiuni, tot ce-și doreau, poate că doreau să vadă camerele. Cina urma să fie servită la ora 20. 5. Vera o însoțise pe doamna Rogers la etaj. Femeia deschisese larg o ușă de la capătul coridorului, iar Vera intrase într-un dormitor încântător cu o fereastră largă cu vedere la mare și încă una orientată spre est. Fu mai mult decât încântată. Sper că aveți tot ce vă trebuie, domnișoară," zise doamna Rogers. Vera privi în jur. Bagajul îi fusese adus sus în cameră și era deja despachetat. Într-o latură a camerei, o ușă dădea spre o baie cu faianță blă. Da, cred că da," zise ea pe nerăsuflate. Dacă aveți nevoie de ceva, sunați din clopoțel, domnișoară." Doamna Rogers avea o voce monotonă. Vera o cercetă curioasă. Ce femeie palidă, fără pic de sânge. Rochia neagră și părul prins la spate îi dădeau un aer foarte cuvincios. Ochii îi aveau o lucire ciudată și se mișcau cu repeziciune de la un obiect la altul. Vera se gândi, pare că se teme de propria umbră. Da, asta era. Teama îi se citea în privire. Părea o femeie speriată de moarte. Vera simți fiori de gheață pe șira spinării. Oare de ce se teme această femeie? Sunt secretara doamnei Owen, zise ea pe un ton plăcut. Bănuiesc că știți acest lucru. Nu, domnișoară, nu știu nimic, răspunse doamna Rogers. Știu doar lista cu numele oaspeților și camerele care le-au fost atribuite. Doamna Owen n-a pomenit nimic de mine? Întrebă Vera. Doamna Rogers clipi. N-am văzut-o încă pe doamna Owen. Noi am venit abia acum două zile. Ce oameni extraordinari și Owen ăștia, se gândi Vera. Însă întrebă cu voce tare. Ce personal se mai află aici? Doar eu și Rogers, domnișoară. Vera se încruntă. Erau o persoane în casă, 10 cu soții Owen și doar un cuplu care să-i servească. Doamna Rogers interveni imediat ca și cum i-ar fi citit gândurile. Eu sunt o bună bucătăreasă, iar Rogers e priceput la treburile casei. N-am știut, bineînțeles, că va fi un grup atât de mare. Dar credeți că vă descurcați?" întrebă Vera. A, ah, da, domnișoară, dacă a fost invitat un grup atât de mare, poate că doamna Owen va mai angaja personal." Așa cred și eu, zise Vera. Doamna Rogers dădu să plece. Picioarele ei se mișcară fără zgomot pe podea și plecă din cameră ca o umbră. Vera se duse și se așeză pe scaunul de la fereastră. Era ușor tulburată. Totul era într-un anume fel straniu. Absența soților Owen, prezența fantomatică a doamnei Rogers, ce să mai vorbim de invitați? Da, și oaspeții erau ciudați. Cu toții formau un grup neobișnuit. Vera aș zise, aș vrea să-i văd pe soții oun, aș vrea să știu cum sunt. Se ridică și începu să se plimbe prin cameră neliniștită. Era un dormitor perfect, decorat în stil modern. Pe parchetul lucios se aflau covorașe alb-gălbui, camera era zugrăvită în crem, iar pe un perete se afla o oglindă mare înconjurată de beculețe. Pe o poliță deasupra căminului, lipsită de ornamente, era așezat un bloc enorm de marmură albă, sculptat în formă de urs, o sculptură modernă în care era încastrat un ceas. Deasupra lui, într-o ramă strălucitoare de crom, era o bucată de pergament pe care cineva scrisese un poem. Stătu în fața căminului și îl citi. Era vechea poezioară pe care și-o amintea de la grădiniță. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă. Unul s-a necat și au rămas doar nouă. Nouă negri mititei au stat noaptea după trei. Unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar opt din ei. Opt negri mititei trec prin Devon într-o noapte. Unul zice, eu rămân, și au rămas doar șapte. Șapte negri mititei despicau surcele groase. Unul s-a tăiat în două și au rămas doar șase. Șase negri mititei se jucau cu un stup netoții. O albină înțepă unul și au rămas doar cinci cu toții. Cinci negri mititei vor să ajungă magistrați. Unul și-a împlinit dorința și au rămas, deci, patru frați. Patru negri au plecat, hăt, pe mare mititei. Unul a picat în plasă și au rămas doar trei. Trei negri mititei zic, la zoo e de noi. Pe unul strâns unul urs în brațe și au rămas doar doi. Doi negri mititei se uscau la soare un pic, unul s-a prăjit de tot și a rămas un negru mic. Un negru mititel rămas singur singurel cu un ștrang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Vera zâmbi. Desigur, aceasta era insula negrului. Se așeză din nou pe scaunul de la fereastră și privi marea. Cât de întinsă era marea! De aici nu se vedea nimic altceva decât întinderea nemărginită de ape albastre, agitându-se sub soarele apusului. Marea, care atât de calmă azi, putea fi atât de crudă uneori, înecat, găsit înnecat, înnecat la mal, înnecat, înnecat, înnecat. Nu, nu se va gândi la asta. Refuza să se gândească la asta. Toate acestea se încheiaseră cu mult timp în urmă. 6. Doctorul Armstrong sosi pe insula Negrului chiar când soarele se cufunda în mare. În drum spre insulă stătuse de vorbă cu barca Giul, un localnic. Era nerăbdător să afle mai multe despre oamenii care dețineau insula, însă acest individ, Narcot, părea surprinzător de prost informat sau poate nu dorea să vorbească despre asta. Așa că, doctorul Armstrong se resemnase și vorbise despre vreme și pescuit. Drumul cu mașina îl epuizase. Îl dureau ochii. Să mergi spre vest era dificil, poate pentru că aveai tot timpul soarele în față. Da, era foarte obosit. Avea nevoie de liniștea și de pacea mării. O vacanță ar fi fost binevenită, dar nu își putea permite așa ceva. Bineînțeles că, din punct de vedere financiar, își putea permite o vacanță, însă nu putea lăsa totul baltă. Dacă nu te vedea lumea o perioadă mai lungă de timp, erai mult prea ușor dat uitării. Nici gând, acum că ajunsese cunoscut, avea de gând să rămână în continuare în prim plan. Oricum, se gândi el, în seara asta o să-mi imaginez că nu mă mai întorc, că am încheiat socotelile cu Londra, cu cabinetul din Harley Street și cu tot ce are legătură cu el. Era ceva magic legat de o insulă. Simpla rostirea cuvântului îți târnea fantezia. Pierzi legătura cu restul lumii, o insulă era o lume de sine stătătoare. O lume din care poate că nu te vei mai întoarce niciodată. Renunț la viața mea de până acum, se gândi el. Și zâmbind în sinea lui, începu să-și facă planuri, planuri fantastice pentru viitor. Încă mai zâmbea când ajunse la treptele tăiate în stâncă. Pe un scaun de pe terasă stătea un domn în vârstă, a cărui înfățișare îi părea oarecum familiară doctorului Armstrong. Unde mai văzuse fața aceea de broască, acel gât de trunchiul acela ușor a plecat în față. Da, și acei ochi mici și străpungători... Desigur, bătrânul Wargrave depusese odată mărturie în fața lui. Părea întotdeauna pe jumătate adormit, însă foarte ager când venea vorba de aplicarea legii. Avea o mare putere de convingere asupra juraților. Le putea oricând influența decizia. De vreo două ori reușise să scoată de la ei sentința vinovat, chiar atunci când condamnarea părea foarte puțin probabilă. Un judecător care era adeptul pedepsii capitale, cum spuneau gurile rele. Era amuzant să dea peste el tocmai aici, în acest colț uitat de lume. 7. Judecătorul Wargrave își spuse. Armstrong, îmi aduc aminte că l-am văzut în boxa martorilor. Foarte corect și precaut. Toți doctorii sunt al naibii de naivi, iar cei cu cabinete în Harley Street sunt cei mai răi. Și cu dușmănie se gândi la un fapt recent când discutase cu un doctor care își avea cabinetul chiar pe acea stradă însă cu voce tare mormăi. Băuturile sunt în hol. Doctorul Armstrong răspunse. Trebuie mai întâi să merg să-mi prezint omagiile gazdelor. Judecătorul Wargrave, semănând mai mult ca niciodată cu o reptilă, închise din nou ochii și îi zise. Nu puteți face asta. Doctorul Armstrong rămase uimit. De ce nu? Pentru că n-avem gazde, replică judecătorul. E o situație foarte interesantă. Nu prea înțeleg ce să petrece aici. Doctorul Armstrong se uită lung la el. Când credea că bătrânul judecător a dormise, Wardgrave întrebă pe neașteptate: O cunoașteți pe Constance Culmington? A, nu, din păcate nu. Nu contează, zise judecătorul. Îmi Îm amintesc de ea ca fiind o femeie cu trăsături vagi, cu scris de mână aproape ilizibil. Chiar mă întrebam dacă n-am ajuns cumva la o adresă greșită. Doctorul Armstrong dădu din cap și continuă să meargă spre casă. Domnul Justice Wargrave reflecta asupra subiectului Constance Culmington, o femeie pe care nu te puteai baza, ca orice femeie de altfel. Își aminti de cele două femei din casă, fata bătrână cu buzele strânse și tânăra. Nu îi plăcea fata, care era rece și calculată, ca toate fetele din ziua de azi. Nu, erau trei femei, dacă o puneai la socoteală și pe doamna Rogers. Ciudată ființă părea moartă de frică. Însă formau un cuplu respectabil și știau bine ce responsabilități au. Pentru că Rogers a apărut pe terasă chiar în acel moment, judecătorul îl întrebă: Știi cumva dacă doamna Constance Culmington este printre invitați? Rogers se uită lung la el. Nu, domnule, nu mi-aduc aminte să fi văzut numele ei pe lista invitaților. Judecătorul ridică din sprâncene. Însă nu zise nimic, doar mormăi în barbă. Insula negrului cu siguranță e ceva putred aici. 8. Anthony Marston era în baie. Se bălăcea în apa fierbinte. Aproape că nu își mai putea mișca picioarele de la atât condus. Nu se gândea la nimic. Anthony era omul senzațiilor și al acțiunii. Își zise, trebuie să trec prin toate astea. Apoi își goli mintea de orice alt gând. Apă fierbinte, membre obosite, încurând un bărbierit proaspăt, un cocktail, apoi cina. Și după aceea, 9. Blor își legă cravata. Nu se prea pricepea să facă nod. Arăta bine? Bănui că da. Nimeni nu fusese tocmai prietenos cu el. Era amuzant felul în care se observau unul pe altul, ca și cum ar fi știut că... Ei bine, totul depindea de el. Și n-avea de gând să-și bate joc de sarcina pe care o avea de îndeplinit. Se uită la poezia înrămată de deasupra căminului. Frumoasă lucrătură ca să ajungă tocmai aici, Cunosc această insulă de când eram copil, se gândi el. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung să fac așa ceva într-o astfel de casă. Probabil e un lucru bun că nu ți poți prevedea viitorul. 10. Generalul MacArthur se încruntă. La naiba cu toate, povestea asta era ciudată rău. Nu semăna deloc cu ceea ce îi se dăduse de înțeles. Ar putea inventa o scuză și să plece. Să scape de toată tărășenia. Însă barca cu motor se înapoiase la țărm n-avea cum să plece. Iar tipul ăla Lombard era tare ciudat. Era ceva cu el. Putea să jure că nu era tocmai ușa de biserică. 11. Când sună gongul, Filip Lombard ieși din cameră și merse până în capul scărilor. Se mișca asemenea unei pantere, ușor și fără zgomot. Avea ceva de felină în toată înfățișarea lui. Un animal de pradă, plăcut ochiului. Zâmbi în sinea lui, avea de stat aici o săptămână? <laughs> o să se distreze pe de săptămână asta. 12. În dormitorul ei, îmbrăcată într-o rochie de mătase neagră, gata să coboare la cină, Emily Brandt citea din Biblie. ei se mișcau pe măsură ce ochii urmăreau cuvintele din carte. Căzut au neamurile în groapa pe care am făcut-o. În cursa aceasta pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște domnul când face judecata între faptele mâinilor i s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad. Își strânse buzele, închise Biblia. Se ridică, își prinse la gât o broșie cu cuarț fumuriu și coborâ la masă. Sfârșitul capitolului 2 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi, 10 negri mititei. capitolul 3 1. Cina se apropia de sfârșit. Mâncarea fusese bună, iar vinul excelent. Soții Rogers serviră ireproșabil. Toți se simțeau bine. Începuseră să vorbească între ei cu mai multă libertate și degajare. Judecătorul Wargrave, îmblânzit de excelentul vin de Porto, se amuza într-un fel caustic, iar doctorul Armstrong și Tony Marston îl ascultau. Domnișoara Brent vorbea cu generalul MacArthur despre niște prieteni comuni pe care și-i descoperiseră. Vera Clayton îi adresa domnului Davis întrebări inteligente despre Africa de Sud. Domnul Davis părea foarte informat în legătură cu acest subiect. Lombard le-a conversația. conversația. dată sau de două ori, își ridică privirea rapid, iar ochii se micșorară. Din când în când privea în jurul lui și își cerceta cu atenție comesenii. Anthony Marston zise pe neașteptate. Ce obiecte ciudate, nu-i așa? În centrul mesei, pe un suport rotund, se aflau niște figurine micuțe de porțelan. Niște negri mititei, zise Tony. De la insula negrului, cred că asta e legătura. Vera se întinse spre figurine. Mă întreb câte sunt, zece? Da, zece. Ce amuzant, exclamă Vera. Cred că îi reprezintă pe cei zece negri din cântecelul pentru copii. În dormitorul meu deasupra căminului este poezia înrămată. Și la mine fel, zise Lombar. Și la mine, și la mine, răspunseră toți într-un glas. E o idee amuzantă, nu-i așa? Incredibil de copilăresc, mormăi judecătorul Wargrave și își mai turnă un pahar de porto. Emily Brent se uită la Vera Clayton, Vera Clayton se uită la domnișoara Brandt. Cele două femei se ridicară. În salon, ușile dinspre terasă erau deschise și dinspre ele răzbătea până la cele două femei murmurul urmării ce se izbea de stânci. Ce sunet plăcut!" zise Emily Brandt. Eu îl urăsc!" replică Vera tăios. Domnișoara Brandt se uită la ea surprinsă. Vera se înroși, apoi zise mai calm. Nu cred că acest loc este prea plăcut în timpul unei furtuni." Emily Brandt în cuvință. Sunt convinsă că pe timpul iernii casa este închisă, zise ea. În primul rând, pentru că nu vei găsi niciodată servitori care să fie dispuși să stea iarna aici. Vera rosti încet. Cred că, în general, e greu să găsești servitori care să stea aici. Doamna Oliver a fost norocoasă că a găsit acest cuplu. Femeia este o bucătăreasă grozavă, E amuzant cum unii oameni în vârstă reușesc să încurce numele, își zise Vera. Da, cred că doamna Owen a fost într-adevăr norocoasă, zise ea cu voce tare. Emily Brand scoase o mică broderie din geanta de lucru, se opri chiar când se pregătea să bage ața în act. Owen, ați spus Owen? întrebă ea brusc. Da, n-am cunoscut pe nimeni cu numele de Owen în viața mea. Vera se uită la ea surprinsă, dar cu siguranță că n-apucă să-și termine propoziția. Ușa se deschise, iar domnii se alăturară. Rogers îi însoții în cameră aducând tava cu cafelele. Judecătorul se așeză lângă Emily Brent, iar Armstrong se apropie de Vera. Tony Marston se duse spre fereastră. Blor studie cu o curiozitate naivă o statuetă de cupru, întrebându-se dacă protuberanțele bizare sugerau formele corpului feminin. Generalul MacArthur stătea în picioare cu spatele la cămin se trăgea de mica lui mustață albă. Fusese o cină al naibii de bună. Dispoziția lui se îmbunătățise simțitor. Lombar răsfoia pagine ziarului Panci, care se afla pe măsuța de lângă perete, alături de alte câteva. Rogers trecu pe la fiecare în parte cu tava de cafea. Cafeaua era bună, neagră și foarte fierbinte. Tot grupul se bucurase de cină. Erau mulțumiți de ei înșiși și de viață în general. Limbile ceasului indicau ora 9 și 20. În camera era liniște, o liniște reconfortantă. În acea liniște se auzi vocea. Pe neașteptate, neomenească, pătrunzătoare. Doamnelor și domnilor, liniște vă rog! Toți tresăriră. Se uitar în jurul lor, unul la altul, la pereți. Cine vorbea? Vocea continuă clară și puternică. Sunteți acuzați de următoarele crime. Edward George Armstrong. Ai pricinuit moartea Luizei Maria Clis în data de 14 martie 1925. Emily Caroline Brent. Prin faptele tale din data de 5 noiembrie 1931, te faci vinovată de moartea lui Beatrice Taylor. William Henry Blur. În data de 10 octombrie 1928, l-ai omorât pe James Stephen Landor. Vera Elizabeth Clayton. Ești acuzată că l-ai ucis pe Cyril Ogilvy Hamilton în data de 11 august 1935. Philip Lombard, în februarie 1932 te-ai făcut vinovat de moartea 21 de oameni, membri ai unui trip din Africa Orientală. John Gordon MacArthur, ești vinovat că în data de 4 ianuarie 1917, în mod deliberat, ai dat morții pe amantul soției, adică pe Arthur Richmond. Anthony James Marston. Pe data de 14 noiembrie anul trecut, i-a ucis pe John și pe Lucy Combs. Thomas Rogers și Ethel Rogers, pe data de 6 mai 1929, a pricinuit moartea lui Jennifer Brady, Lawrence John Wargrave, în data de 10 iunie 1930, l-a ucis pe Edward Sutton. Acuzați, aveți ceva de spus în apărarea voastră? 2. Vocea se oprise. După un moment în care toți rămaseră împietriți, se auzit ceva prăbușindu-se. Rogers scăpase din mână tava cu ceștile. Chiar în acel moment, de undeva din afara camerei se auzi un țipăt, apoi o buvnitură. Lombard fu primul care se mișcă. Se repezi la o ușă și o deschise larg. În afara camerei, zăcând fără simțire, se afla doamna Rogers. Marston!" strigă Lombard. Antonii sări în ajutor. Apucară amândoi femeia aleșinată și o aduseră până în sufragerie. Doctorul Armstrong sosi imediat. Îi ajută să o așeze pe canapea și se aplecă să o consulte. Zise imediat. Nu e nimic grav. Aleșinat, leșinat. Atâta tot. O să-și revină imediat. Adu niște brandy. Îi ceru Lombard lui Rogers. Rogers, alb la față și cu mâinile tremurând de șopti. Da, domnule. Și se strecură imediat afară din cameră. A cui era vocea? De unde venea? Suna ca și cum... Uh, generalul MacArthur îngăimă. Ce se petrece aici? Ce farsă este aceasta? Mâna îi tremura, iar oamenii erau căzuți. Brusc, îmbătrânise cu 10 ani. Blor își tergea fața cu o batistă. Numai judecătorul Wargrave și domnișoara Brent păreau că nu sunt afectați de cele întâmplate. Emily Brent stătea țeapănă cu gâtul drept. Doar obrajii se coloraseră în roșu aprins. Judecătorul avea postura sa obișnuită, cu capul înfundat între umeri. Își atinse ușor cu mâna o ureche. Doar ochii erau vioi, rotindu-se prin cameră, curioși și inteligenți. Din nou, Lombard fu cel care lua atitudine. Pentru că Armstrong se ocupa de femeia leșinată, Lombard fu din nou liber să preia inițiativa. Vocea aceea, zise el, Părea să vină de aici, din cameră. Cine era? întrebă Vera. Cine putea să fie? Nu era niciunul dintre noi. La fel ca judecătorul, Rombar cercetă pe îndelete încăperea. Privirea sa rămase un minut fixat asupra ferestrei deschise, apoi scutură hotărât din cap. Apoi, brusc, ochii se luminară. Se duse repede spre o ușă de lângă cămin care dădea spre o cameră alăturată. Cu un gest hotărât apucă mânerul și deschise ușa. Intră imediat și exclamă satisfăcut. Aha, am găsit! Ceilalți veniră după el. Doar domnișoara Brent rămase singură, stând în continuare țeapănă pe scaun. În cea de-a doua cameră, o masă fusese apropiată de peretele care o despărțea de sufragerie. Pe masă se afla un gramofon, un model mai vechi cu o pâlnie mare, Gura pâlniei era lipită de perete, iar Lombard, după ce o împinse deoparte, observă faptul că fusese rădate niște găuri mici în perete. Apoi, potrivi gramofonul, puse acul pe disc și imediat se auzi din nou. Sunteți acuzați de următoarele crime! Oprește-l, e îngrozitor!" strigă Vera. Lombard făcând tocmai. Bănuiesc că e vorba despre o farsă nereușită, dar plină de cruzime," zise doctorul Armstrong răsuflând ușurat. Vocea slabă și clară a judecătorului Wargrave murmură. Așadar, considerați că este vorba de o farsă? Doctorul se uită lung la el. Dar ce altceva ar putea fi? Judecătorul își atinse buza superioară și zise. Deocamdată nu mi-am format o părere în legătură cu asta. Anthony Marston interveni. Treceți cu vederea lucrul cel mai important. Cine n a dat drumul? Wargrave murmură. Da, cred că ar trebui să facem niște cercetări în legătură cu acest aspect. Apoi se întoarse în sufragerie. Ceilalți îl urmară. Rogers tocmai se întorsese cu paharul de brandy. Domnișoara Brent era aplecată asupra doamnei Rogers, care zăcea încă pe canapea și gemea. Rogers se strecură abil între cele două femei. Dacă îmi permiteți, doamnă, vreau să vorbesc cu soția mea. Ethel, Ethel, e în regulă? E în regulă, mă auzi? Hai, vinoți în fire! Doamna Rogers început să respire sacadat. Ochii ei, speriați de moarte, se uitară la oamenii care stăteau adunați în cerc în jurul ei. În vocea lui Rogers se citea disperarea. Vinoți în fire, Ethel! Doctorul Armstrong îi vorbi liniștitor. O să fie bine acum, doamnă Rogers. Un accident neplăcut atâta tot. Am leșinat? Întrebă ea. Da. De la acea voce îngrozitoare mi s-a tras. De la vocea aceea, ca o sentință, se albi din nou la față și clipi repede de câteva ori. Doctorul Armstrong întrebă imediat. Unde este Brandiul?” ul Roger îl puse pe masă. Unul dintre cei de față îl dădu doctorului, iar acesta se aplecă spre femeie. Beți asta, doamnă Rogers. Femeia bău, înnecându-se puțin și tușind. Alcoolul îi făcu bine. Culoarea îi reveni în obraji. Sunt bine acum, zise ea. M-am speriat. Atâta tot. Rogers zise repede. Bineînțeles că da. Și eu m-am speriat. Am scăpat tava din mână. Niște minciuni sfruntate atâta tot. Mi-ar plăcea să... Se opri. Auzise pe cineva tușind, o tuse seacă ce avunsă darul de a-l opri în plin avânt. Se uită la judecătorul Wargrave și acesta tuși din nou. Apoi zise, Cine a pus placa aceea de gramofon? Dumneata, domnule Rogers." Rogers strigă, Nu știam despre ce este vorba." Jur în fața lui Dumnezeu că n-am știut despre ce e vorba, domnule. Dacă aș fi știut, n-aș fi făcut-o niciodată. Judecătorul rosti aspru. Probabil că spui adevărul, însă cred că ne ești dator cu niște explicații, Rogers. Major domnul își terse fața cu Batista, apoi se grăbi cu explicațiile. N-am făcut decât să ascult ordinele domnului. Atâta tot. Ordinele cui? Ale domnului Owen. Judecătorul Wargrave zise. Stai să văd dacă am înțeles. Care au fost ordinele domnului Owen? Trebuia să pun placa de gramofon. Placa se afla în sertar, iar soția mea trebuia să pornească gramofonul în momentul în care eu intram în sufragerie cu tava cu cafelele. Judecătorul murmură. O poveste cu adevărat remarcabilă. Roger se zbugni. Acesta este adevărul, domnule. Jur pe Dumnezeu că este purul adevăr. Nu știam despre ce este vorba, n-am bănuit niciun moment. Placa avea un titlu, am crezut că este vorba de vreo bucată muzicală. Wargrave se uită la Lombard. E vreun titlu pe ea? Lombard dădu din cap. Zâmbi și și arătă dinții albi și ascuțiți. Sigur că da, domnule, zise el. Titlul este Cântecul Lebedei. 3. Generalul MacArthur exclamă pe neașteptate. Toată situația asta este de neconceput. De neconceput. Cum își permite acest Owen să arunce cu acuzații în felul acesta? Trebuie să facem ceva în privința lui Ori oricine ar fi el. Emily Brandt îl întrerupse zicând brusc. Tocmai asta este problema. Cine este acest Owen? Judecătorul interveni vorbind cu autoritate pe care i-o dădea experiența de o viață la Curtea de Justiție. Tocmai acest lucru trebuie să-l cercetăm, zise el. Propun să o duci mai întâi pe soția ta la culcare, Rogers. Apoi să te întorci aici. Da, domnule. Doctorul Armstrong se oferi. Te ajut eu, Rogers. Sprijinită de cei doi bărbați, doamna Rogers părăsi cu pas șovăielnic încăperea. După ce cei trei ieșiră din sufragerie, Tony Marston zise. Nu știu ce părere aveți dumneavoastră, domnule, însă eu simt nevoia să beau ceva. Sunt într întru totul de acord, spuse Lombard. Mă duc să aduc proviziile, zise Tony. Ieși din cameră și se întoarse imediat. Am găsit paharele pe o tavă, gata, pregătite." Așeză cu băgare de seamă povara pe masă. În următoarele două minute fiecare își locute un pahar. Generalul MacArthur lup un pahar de whisky, la fel și judecătorul. Toți simțeau nevoia unui stimulant. Doar Emily Brand se mulțumi cu un pahar de apă. Doctorul Armstrong se întoarse în cameră. Doamna Rogers este bine acum," zise el. I-am dat un sedativ." Ce e aceea băutură? Mi-ar prinde bine să beau ceva." Câțiva dintre bărbații și umplură din nou paharele. După câteva clipe, intră în cameră și Rogers. Judecătorul Wargrave preluă conducerea dezbaterii. Camera devene o curte de judecată ad hoc. Acum, Rogers, trebuie să începem cu începutul. Cine este acest domn Owen? Rogers se uită nelămurit la el. Este proprietarul acestui loc, domnule. Sunt perfect conștient de acest lucru. Ceea ce vreau să-mi spui este ce anume știi dumneata despre acest om. Roger stăgădui din cap. Nu pot să vă spun nimic, domnule, vedeți, nu l-am întâlnit niciodată. În cameră oamenii începură să vocifereze. Generalul MacArthur întrebă. Tu nu l-ai întâlnit niciodată? Ce vrei să spui cu asta? Eu și soția mea suntem aici de mai puțin de o săptămână, domnule. Am fost angajați prin intermediul agenției Regina din Plymouth. Blor dădu aprobator din cap. E o agenție respectabilă și cu tradiție, rosti el. Mai ai scrisoarea aceea? întrebă Wargrave. Scrisoarea de angajare? Nu, domnule, n-am păstrat-o. Povestește mai departe. Ați fost angajați, așa cum ai spus, printr-o scrisoare. Da, domnule, trebuia să ajungem aici, la o anumită dată, ceea ce am și făcut. Totul era în ordine aici. Cămara era plină de mâncare și toate erau la locul lor. N-a fost nevoie decât să ștergem praful. Și pe urmă? Nimic, domnule. Am primit ordine în scris din nou să pregătim camerele pentru o petrecere, apoi, ieri, cu poșta de după amiază, am primit o nouă scrisoare de la Owen. Eram anunțați că el și doamna Owen au fost reținuți și vor încerca să vină cât mai curând posibil și ne dădeau instrucțiuni despre cină și cafea, precum și despre placa de gramofon. Cu siguranță că mai ai această scrisoare, nu-i așa? Intervene judecătorul. Da, domnule, o am aici," zise el scoțând scrisoarea din buzunar. Judecătorul o Hm," zise el, are antetul hotelului Ritz și este bătută la mașină." Dintr-o mișcare, Blorful lângă el. Dați-mi voie să mă uit puțin," ceru el. O din mâna judecătorului și se uită peste ea, apoi murmură. Mașină de scris, destul de nouă, funcționează impecabil, hârtie cu blazon din cea obișnuită." Nu ne ajută prea mult. S-ar putea să găsim niște amprente, dar mă îndoiesc. Wargrave se uită la el cu atenție sporită. Anthony Marston stătea lângă Blor și se uita la scrisoare peste omărul lui. Ciudate prenume mai are și individul acesta. Ulrich Norman Owen. Ți se încurcă limba în gură până le pronunți. Bătrânul judecător constată ușor surprins. Vă sunt recunoscător, domnule Marston. Mi-ați atras atenția asupra unui aspect foarte curios și sugestiv. Se uită la cei din jurul lui, scoțându-și gâtul în față ca o țestoasă supărată și spuse: Cred că a sosit momentul ca fiecare dintre noi să spună tot ce știe despre proprietarul acestei case. Suntem cu toții oaspeții lui, continuă judecătorul după o scurtă pauză. Cred că ar fi bine dacă fiecare dintre noi ar povesti cum a ajuns în această situație. După un moment de tăcere, Emily Brand vorbi cu glas hotărât. E un lucru foarte ciudat, zise ea. Am primit o scrisoare cu o semnătură greu de descifrat. Am presupus că este de la o femeie pe care o cunoscusem într-o situație acum vreo 2 sau 3 ani. M-am gândit că numele poate fi Ogden sau Oliver. Cunosc o doamnă pe numele Ogden, așa cum cunosc și pe cineva cu numele Oliver, însă sunt absolut sigură că nu am cunoscut și nu m-am împrietenit niciodată cu nimeni care să poarte numele de Owen. Aveți scrisoarea, domnișoară Brent?" întrebă judecătorul Wargrave. Da, vă arăt imediat." ieși din cameră și se întoarse cu o scrisoare o clipă mai târziu. După ce o citi, judecătorul spuse, încep să înțeleg, domnișoară Clayton, Vera le explică aranjamentele pentru slujba ei de secretară. Judecătorul interveni din nou. Marston, am primit o telegramă de la un amic. I se spune Barclay Bursucul. M-a surprins când am primit-o pentru că știam că individul plecase în Norvegia. Mi-a spus să vin aici. Wargrave dădu din nou din cap, apoi spuse, Doctor Armstrong, eu am fost chemat în calitate de medic. Înțeleg, și nu cunoșteați dinainte familia? Nu, în scrisoare se făcea referire la un coleg de-al meu. Ca să fie mai veridică, rosti judecătorul, și bănuiesc că respectivul prieten nu era în oraș. Lombard, care se uitase la Blor, rosti pe neașteptate. Uitați la ce m-am gândit. Judecătorul îi făcu semn să nu-l întrerupă. Așteptați puțin, dar eu să luăm lucrurile pe rând, domnule Lombard. Acum cercetăm împrejurările în care am fost adunați aici. Generale MacArthur? Trăgându-se de mustață, generalul murmură: Am primit o scrisoare de la acest individ, Owen, în care menționa câțiva vechi camarazi de arme care vor fi aici și spera să nu mă deranjeze ca invitația a avea caracter informal. Din păcate, n-am păstrat scrisoarea. Domnule Lombard? întrebă Wargrave. Mintea lui Lombard fusese foarte activă. Oare se cuvenea să le spună și celorlalți la ce se gândise? Se hotărâi imediat. Cam aceeași situație, zise el. Am primit o invitație în care mi se vorbea de niște prieteni și m-am lăsat dus de nas. Am rupt scrisoarea. Judecătorul Wargrave se întoarse spre domnul Blor. Își atinse buza superioară cu arătătorul, iar vocea ai deveni periculos de politicoasă. Adineauri am avut parte de o experiență cu cutremurătoare, o voce fără chip ne-a vorbit fiecăruia în parte și ne-a acuzat de crimă. O să discutăm despre acuzații puțin mai încolo. În acest moment mă interesează un detaliu minor. Printre numele menționate era și William Henry Blore. Însă, după câte știu din prezentările făcute, nimeni dintre noi nu se numește Blore, iar numele Davis nu a fost menționat. Cum explicați asta, domnule Davis? Blore răspunse posomorât. Se pare că am fost descoperit. Cred că nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mărturisesc că nu mă numesc Davis. Ești William Henry Blore? tocmai." Eu aș mai adăuga ceva, zise Lombard. Nu numai că ne-ai mințit în privința identității dumitale, domnule Blore, dar în plus am observat în seara aceasta că ești un mincinos de primă clasă. pretins că ești din Natal, din Africa de Sud, Cunosc foarte bine localitatea Neitel din Africa de Sud și sunt gata să jur că n-ai pus piciorul în Africa de Sud niciodată în viața dumitale. Toate privirile erau ațintite asupra lui Blor. Priviri furioase, pline de suspiciune. Anthony Marston făcu un pas spre el, avea pumnii încleștați. Ia să vedem nenorocitule, zise el, ce explicații ai să ne oferi? Blor își lăsă capul pe spate și îndreptă spre ei maxilarul pătrat. Domnilor, m-ați înțeles greșit, zise el. Vă pot arăta legitimația mea. Am lucrat pentru Departamentul de Investigații Criminale. În prezent, am o agenție de detectiv particular în Plymouth. Am fost chemat aici. De cine? întrebă judecătorul Wargrave. De omul acesta, Owen. A pus în plic o sumă frumușică de bani și mi-a spus ce anume să fac. Trebuia să mă alătur grupului în calitate de oaspete. Mi s-au dat numele dumneavoastră și trebuia să vă țin sub observație. Nu v-a spus și de ce? Blor răspunse cu amărăciune. Din cauza bijuteriilor doamnei Owen, bijuterii pe naiba, nu cred că există această persoană. Din nou, judecătorul își lovi buza de sus cu arătătorul, de data aceasta în semn de apreciere. Concluziile dumneavoastră sunt după părerea mea justificate, zise el. Ulrich Norman Owen, în scrisoarea doamnei Brent, deși semnătura era doar o mâzgăleală, numele de botez era foarte clar. Iuna Nancy, în ambele cazuri, puteți remarca aceleași inițiale. Ulrich Norman Own și Iuna Nancy Own, de fiecare dată N sau altfel spus Unknown. Unknown înseamnă necunoscut în limba engleză. Dar asta e curată nebunie, strigă Vera revoltată. Judecătorul în cuvință cu o mișcare ușoară a capului. O, da, zise el, n-am nici cea mai mică îndoială că am fost invitați aici de un nebun probabil de un criminal nebun și periculos. Sfârșitul capitolului 3 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 4 Urmă un moment de liniște. O liniște cauzată de teamă și de uimire. Apoi, vocea slabă, dar clară a judecătorului, reluă firul discuției. Acum o să trecem la următoarea etapă a investigației noastre, dar mai întâi va trebui să adaug și informațiile care explică prezența mea aici. Scoase din buzunar o scrisoare și o aruncă pe masă. Această scrisoare este, pare mi se, trimisă de o veche prietenă, doamna Constance Culmington. N-am mai văzut o de câțiva ani. A plecat în Orient. Este exact acel gen de scrisoare incoerentă ce îi caracterizează stilul în care sunt îndemnat să mă alătur ei pe această insulă. Informațiile despre gazde sunt foarte vagi. Ați observat probabil că s-a folosit aceeași tehnică. O menționez doar pentru că este încă un argument în sprijinul unei observații interesante. Oricine ar fi fost cel care ne-a momit să venim aici, și a dat silința să afle o mulțime de lucruri despre noi. Acest individ, oricine ar fi el, știe de prietenia mea cu doamna Constans și îi cunoaște stilul epistolar. Știe ceva despre colegii doctorului Armstrong și care le este situația în momentul de față. Știe porecla prietenului domnului Marston și știe ce fel de telegrame trimite. Știe că domnișoara Brent a fost acum doi ani în vacanță și știe ce fel de oameni a întâlnit acolo știe de camarazii de arme ai generalului MacArthur. Vedeți? Continuă el după o scurtă pauză. Știe o mulțime de lucruri. Și din informațiile pe care le-a adunat despre noi, a formulat niște acuzații foarte precise. Imediat începu Babilonia. O grămadă de minciuni sfruntate, nenorocitul, izbucni generalul MacArthur. Nu e drept, e de-a dreptul mărșav, zise Vera cu respirația întretăiată. Rogers interveni cu vocea lui Dogită. E o minciună, o minciună mărșavă. Nici unul dintre noi n-a făcut Anthony Marston bombăni. Nu știu la ce făcea referire nenorocitul ăla. Mâna ridicată a judecătorului a avut menirea să calmeze tumultul din cameră. Le zise apoi, alegându-și cu grijă cuvintele. Vreau să vă spun următorul lucru. Prietenul nostru necunoscut m-a acuzat că l-am ucis pe un oarecare Edward Sutton. Mi-l amintesc pe Seton foarte bine. A fost adus în fața mea pentru a fi judecat în luna iunie a anului 1930. Era acuzat de uciderea unei bătrâne. A fost bine apărat și a făcut o impresie bună în fața jurului. Cu toate acestea, pe baza dovezilor, era mai mult decât clar că era vinovat. Am pus cap la cap informațiile, iar jurul l-a găsit vinovat. Ca urmare a hotărârii jurului, I-am dat pedapsa maximă, adică l-am condamnat la moarte. S-a făcut recurs pe motiv că nu a fost judecat conform procedurilor. Recursul a fost respins, iar bărbatul a fost executat imediat. În fața dumneavoastră vreau să vă spun că am conștiința perfect împăcată în această privință. Nu mi-am făcut decât datoria. Am aplicat pedapsa cu moartea în cazul unui bărbat care a comis o crimă. Armstrong își amintea acum cazul Seton. Verdictul îi luase pe toți prin surprindere. În timpul procesului se întâlnise într-o zi cu Mateus la restaurant. Mateus era foarte încrezător. N-am nicio îndoială în privința verdictului, va fi mai mult ca sigur achitat. Pentru că apoi s-au comentarii. Judecătorul era pornit împotriva lui. A reușit să-i convingă pe jurească că bărbatul era vinovat. Perfect legal totuși. Bătrânul Wargrave își cunoaște bine meseria. Este ca și cum ar fi avut de regla niște conturi cu acel individ. Toate aceste amintiri se perindară prin mintea doctorului Armstrong. Până să cântărească bine dacă se cuvenea să întrebe, zise pe neașteptate. Îl cunoșteați pe Seton? Vreau să spun înainte de acest caz. Ochii de reptilă îi întâlniră pe cei lui Armstrong. Cu o voce clară și distantă, judecătorul răspunse. Nu îl știam pe Seton înainte de a prelua acest caz. Tipul ăsta minte, știu bine că minte, își zise Armstrong. 2. Vera Clayton vorbi cu o voce tremurată. Aș vrea să vă povestesc despre acel copil, Cyril Hamilton. Eram guvernanta lui. Nu avea voie să nuate prea departe. Într-o zi, profitând de un moment de neatenție din partea mea, a intrat în apă și a pornit în larg. Am înotat după el, am ajuns prea târziu. A fost înfiorător, dar n-a fost vina mea. La închetă, procurorul m-a absolvit de orice vină. Nici măcar mama lui nu m-a considerat vinovată. Și dacă ea nu m-a învinovățit, de ce ar trebui... Cine îndrăznește să mă acuze? Nu, nu e drept. Se opri plângând cu lacrimea mare. Generalul MacArthur o bătu ușor pe umăr și îi zise. Liniștește-te, draga mea, bineînțeles că nu e adevărat. Tipul acela este nebun, nebun delegat. Are o idee fixă. Stăteam în picioare țeapăn cu umerii drepți. Sigur că cel mai bine ar fi să nu -l luăm în seamă. Cu toate acestea, simt că trebuie să vă spun că nimic din ceea ce a zis despre tânărul acela, Arthur Richmond, nu este adevărat. Richmond era unul dintre subordonații mei. L-am trimis într-o misiune de recunoaștere. A fost ucis un lucru cât se poate de obișnuit în timpul războiului. Vreau să spun că sunt indignat din cauza clevetirii acelea despre soția mea. A fost cea mai bună soție din lume, o adevărată sfântă. Generalul MacArthur se așeză. Cu mâna tremurândă se trăgea de mustață. Depusese ceva efort să vorbească. Cu o privire amuzată, Lombard începu la rândul lui să vorbească. În legătură cu acei băștinași, ce e cu ei? întrebă Marston. Filip Lombard zâmbi. Povestea este cât se poate de adevărată. I-am părăsit pur și simplu, m-am lăsat dus de instinctul de conservare. Ne-am rătăcit prin pădure. Iar eu, împreună cu alți doi și am luat proviziile care ne rămăseseră și ne-am făcut nevăzuți. Generalul MacArthur întrebă cu o voce solemnă. Vrei să spui că ți-ai abandonat oamenii, că i-ai lăsat să moară de foame? Mi-e teamă că nu e o faptă demnă de un gentleman alb, de un puca saib. Însă instinctul de conservare era prima datoria unui om, iar băștinașii nu se tem de moarte. Nu privesc moartea în felul în care o facem noi, europenii. Vera își descoperi fața și zise uitându-se fix la el. I-ai lăsat acolo pe toți în ghearele morții? Întocmai, i-am abandonat în ghearele morții, răspunse Lombard privind amuzant în ochii ei îngroziți. Anthony Marston rosti domol cu o voce ușor uimită. Știți, Mă gândeam la John și Lucy Cumbers, cei doi copii peste care am dat cu mașina undeva pe lângă Cambridge. A fost un mare ghinion. Pentru ei sau pentru dumneata? Întrebă acid judecătorul Wargrave. Ei bine, începu Anthony, eu mă gândeam că eu am avut ghinion, dar desigur, domnule, și pentru ei ghinionul a fost al naibii de mare. Bineînțeles că a fost doar un accident. S-au năpustit afară din casă, am avut carnetul de conducere suspendat timp de un an de zile. Doamne, ce nenorocire! Doctorul Armstrong zise împăciuitor. Viteza asta blestemată nu e deloc bună. Tinerii ca tine sunt un adevărat pericol. Anthony ridică din numeri și spuse. Nu viteza e de vină. Drumurile englezești sunt într-o stare deplorabilă. Nu găsești un drum pe care să mergi ca lumea. Se uită în jur după paharul său, îl ridică de pe masă, se duse la celălalt capăt al mesei și își mai prepară un whisky cu gheață, apoi le strigă peste umăr: În orice caz, nu a fost vina mea, a fost doar un accident. 3. Servitorul Rogers își mușca buzele și își frângea mâinile, zise cu o voce joasă, plină de respect: Domnule, aș putea să vă spun ceva? dă drumul, Rogers?" îl întrebă lombar. Rogers își drese glasul și își trecu încă o dată limba peste buzele uscate. Am fost menționați și noi, eu și doamna Rogers și domnișoara Brady. Nu este nicio fărâmă de adevăr în ceea ce s-a spus. Eu și soția mea am fost alături de domnișoara Brady până în clipa morții ei. Avea o sănătate șubredă, chiar în momentul în care ne-a angajat. În noaptea aceea era furtună, Adică, noaptea în care starea ei s-a înrăutățit, telefonul nu mai funcționa. N-am putut chema doctorul. M-am dus să-l chem, domnule. M-am dus pe jos. Însă, doctorul a ajuns acolo prea târziu. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, domnule. I-am fost servitori de votați. Oricine v-ar spune același lucru. Nu s-a plâns niciodată de noi, niciodată. Lombar se uită gânditor la fața schimonosită de durerea bărbatului la buzele lui uscate, la privirea lui înfricoșată, își aminti de momentul când Roger scăpase tava cu ceștile de cafea. Se gândi, însă nu spuse decât atât. Chiar așa? Însă Blor vorbi din nou, în felul lui ceremonios și intimidant. Cu toate acestea, v-ați ales cu ceva după moartea ei, zise el. Rogers își veni în fire și răspunse țeapănă. Domnișoara Bredin a lăsat o mică moștenire, ca semn al prețuirii pentru că am servit-o cu credință. Și ce anume ar fi rău în asta? Îndrăznesc să întreb. Dar dumneavoastră, domnule Blor? Întrebă Lombard. Ce e cu mine? Și numele dumneavoastră s-a regăsit pe listă. Blor se înroși. A, Landor! Era vorba deja jaful armat de la banca Landon și comercianții. Judecătorul Wargrave interveni imediat. Îmi amintesc, zise el. Nu m-am confruntat direct cu acest caz, însă mi-l amintesc. Landor a fost condamnat pe baza mărturiei dumneavoastră. Dumneavoastră erați ofițerul de poliție care s-a ocupat de caz? Da, eu eram, răspunse Blor. Lendor a primit pedapsa cu muncă silnică pe viață, însă a murit în anul următor. Avea o constituție fragilă. Era un excroc, se apără Blor. El l-a ucis pe paznicul de noapte. Era cât se poate de vinovat. Bănuiesc că ați fost recompensat pentru felul în care ați reușit să rezolvați acest caz. Am fost promovat, răspunse Blor morocnos. Nu mi-am făcut decât datoria, adăugă el cu un glas răgușit. Lombar râse, un râs sonor și neașteptat. Ce adunătură de oameni care nu și-au făcut de decât datoria și s-au supus legii. În afară de mine, bineînțeles." Dar dumneavoastră, domnule doctor, ce aveți de spus în legătură cu neînsemnata dumneavoastră eroare medicală? E vorba de o operație ilegală, nu-i așa? Emily Brandt se uită la el oripilată și se trase puțin în spate. Doctorul Armstrong, care nu se pierduse cu firea, scutură din cap bine dispus. nu înțeleg despre ce este vorba, zise el. Numele femeii nu mi-a spus nimic în momentul în care a fost rostit. Care era oare Cleese, Close, Chiar nu-mi amintesc să fi avut un pacient cu acest nume sau să fi avut vreo legătură cu cineva cu acest nume. Toată povestea aceasta e un mister total în ceea ce mă privește. Desigur că e mult de atunci. Poate că este vorba despre vreuna dintre operațiile pe care le-am făcut în spital. Mulți dintre cei care mor în timpul unei intervenții chirurgicale vin prea târziu. Apoi, după deces, lumea dă vina pe chirurg. Oftă clătenind în cap, apoi spuse în sinea lui. Eram beat. Despre asta e vorba. Eram beat criță și am intrat în sala de operații. Eram cu nervii la pământ, iar mâinile îmi tremurau. Am ucis-o cu zile. Sărmana bătrână nu era mare lucru dacă aș fi fost treaz. Norocul meu că în profesia mea colegii sunt loiali. Sora știa de sigur însă și-a ținut gura. Doamne, prin ce am trecut! Șocul m-a trezit la realitate. Dar cine ar fi putut ști asta acum după atâția ani? 4. În cameră se făcuse liniște. Toată lumea se uita mai mult sau mai puțin direct la domnișoara Emily Brent. Numai după un minut sau două, aceasta își dădu seama că toți așteptau niște explicații de la ea. Sprâncenele îi se ridicare pe fruntea angustă. Așteptați să zic ceva? N-am nimic de zis. Chiar nimic, domnișoară Brent? Întrebă judecătorul. Nimic, zise ea și strânse din buze. Judecătorul se șterse pe față, apoi adăugă blând. Vă apărați singură? Nu se pune problema apărării. Întotdeauna am acționat exact așa cum mi-a dictat conștiința. N-am nimic să-mi reproșez. În aer pluti un sentiment de nemulțumire. Însă, Emily nu era genul de femeie care să se lase influențată de opiniile celor din jur. Așa că rămase tare pe poziții. Judecătorul își drese din nou vocea. Apoi zise: Ancheta se oprește aici. Roger, cine anume se mai afla pe insulă în ziua în care ați sosit aici? Nimeni, domnule, absolut nimeni. Ești sigur? Bineînțeles, domnule. Nu m-am lămurit, zise Wargrave, care este motivul pentru care a ținut să ne adune aici. Însă, după o mila mea părere, oricine ar fi acest individ nu este un nebun ca toți nebunii. S-ar putea să fie periculos. După părerea mea, cred că cel mai bine pentru noi toți ar fi să plecăm cât mai repede de aici. Eu propun să plecăm chiar în noaptea aceasta. Mă scuzați, domnule, dar trebuie să vă atrag atenția că pe insulă nu există nicio barcă. Absolut nicio barcă? Nu, domnule. Și cum comunicați cu uscatul? Prin intermediul lui Fred Narcot, care vine aici în fiecare dimineață. Aduce pâine, lapte și corespondența și preia comenzile. Judecătorul Wargrave zise, Atunci, după părerea mea, cel mai bine ar fi să plecăm mâine dimineață, de îndată ce sosește barca lui Narcot. Toată lumea aprobă în cor. Numai Anthony Marston făcu o opinie separată. Nu e prea elegant din partea noastră, nu găsiți?" zise el. S-ar cuveni să dezlegăm misterul înainte de a pleca. Povestea aceasta aduce a roman polițist, din categoria celor care te țin cu sufletul la gură. La vârsta mea, răspunse judecătorul pe un ton acid, astfel de emoții sunt puțin cam prea mult cât pot duce. Domeniul juridic se îngustează, zise Antoni zâmbind. Eu sunt de partea răufăcătorilor. Ridică paharul și îl dădu pe gât dintr-o suflare. Probabil că un pic cam prea repede, pentru că se înnecă, se înnecă rău de tot. Fața îi se congestionă, se înroșii. Se sufocă, se prăbuși de pe scaun, iar paharul căzut din mână. Sfârșitul capitolului 4 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negri mititei Capitolul 5 1. Se întâmplă atât de repede încât toată lumea rămase fără grai. Rămaseră inerți privindu pe omul prăbușit pe podea. Apoi, doctorul Armstrong țâșni de la locul său și în genunchi lângă el. Când își înălță capul, avea ochii plini de uimire. Dumnezeule, e mort! șopti el înspăimântat. Nu pricepură la ce se referea. Nu de la bun început. Mort? mort acest tânăr zeu scandinav, aflat la apogeul sănătății și al puterii fizice, fulgerat pe loc. Tinerii sănătoși nu mor în felul acesta, înecându-se cu whisky cu gheață. Nu, nu puteau înțelege una ca asta. Doctorul Armstrong examină fața bărbatului mort, mirosi buzele vinete și strânse. Apoi ridică paharul de în care băuse Anthony Marston. Mort? întrebă generalul MacArthur. Vreți să spuneți că s-a înecat și a murit? Puteți spune și că s-a înecat dacă doriți. A murit prin asfixiere. Acum adulmecă paharul. Vârâu un deget în pahar și, foarte precaut, își atinse cu el vârful limbii. Expresia de pe chipii se schimbă. Nu știam că se poate muri așa, înecându-te pur și simplu," zise generalul MacArthur. Chiar în floarea vieții suntem mai aproape de moarte decât ne-am putea imagina. Se auzi clar vocea domnișoarei Emily Brandt. Doctorul Armstrong se ridică în picioare. Apoi spuse brusc, nu, un om nu moare doar pentru că se neacă. Marston nu a murit de aceea ce numim o moarte naturală. A fost ceva în whisky? Întrebă Vera aproape în șoaptă. Armstrong în cuvință cu o mișcare a capului. Da, N-aș putea spune exact despre ce e vorba. Totul indică faptul că ar fi vorba de ceanură. Nu am simțit miros de acid prusic, așa că bănuiesc că e vorba de ceanură de potasiu. Acționează aproape instantaneu. Era în pahar? Întrebă judecătorul. Da. Doctorul se duse la masa pe care erau așezate băuturile. Scoase dopul de la sticla de whisky, mirosi băutura și o gustă. Apoi gustă și sifonul. Scutură din cap. Amândouă sunt în regulă. Vrei să spui că și-a pus singur o travă în pahar? Armstrong dădu afirmativ din cap cu o curioasă expresie de nemulțumire pe chip. Hm, așa se pare, zise el. Sinucidere? întrebă Blor. Ce mișcare ciudată! N-ai fi crezut că e capabil de sinucidere, rosti Vera gânditoare. Era atât de plin de viață, cum să zic, era un om care se bucura de viață. Când l-am văzut coborând dealul cu mașina în seara aceasta, arăta, cum să vă zic, nu știu cum să vă explic. Însă ei înțeleseră la ce făcea referire. Anthony Marston, în floarea vârstei și a bărbăției, păruse o ființă nemuritoare, iar acum același om zăcea fără viață pe podea. Mai există și o altă explicație în afară de sinucidere? întrebă doctorul Armstrong. Toată lumea clătină din cap. Nu putea fi altă explicație. Băuturile nu fusese otrăvite, Cu toții îl văzuseră pe Anthony Marston, ducându-se la masă și turnându-și în pahar. Prin urmare, dacă existase ceanură în paharul său, atunci cu siguranță că o pusese el însuși. Și totuși, ce motive ar fi avut Anthony Marston să se sinucidă? Știți, domnule doctor, mie mi se pare că ceva nu se leagă, zise Blor gânditor. Eu n-aș zice că domnul Marston era genul sinucigaș. Sunt de acord cu dumneavoastră, răspunse Armstrong. 2. În seara aceea lăsară lucrurile așa cum erau. Ce altceva mai era de spus? Doctorul Armstrong și Lombard transportară trupul neînsuflețit al lui Anthony Marston în dormitorul lui, îl întinseră pe pat și îl acoperiră cu un cearșaf. Când se întoarseră, ceilalți stăteau în picioare, adunați în cerc, tremurând ușor, deși noaptea nu era rece. Cred că cel mai bine ar fi să mergem la culcare," zise Emily Brent. E târziu." Era trecut de miezul nopții. Sugestia era una înțeleaptă, însă toți păreau să ezite, de parcă ar fi căutat compania celorlalți pentru a se simți mai în siguranță. Da, trebuie să ne odihnim, zise judecătorul. N-am făcut încă ordine în sala de mese, interveni Rogers. Poți face asta mâine dimineață, zise Lombard tăios. Cum se simte soția ta? îl întrebă Armstrong. Mă duc să văd, domnule. Se întoarse după câteva minute. Doar Doarme adânc. Foarte bine, răspunse doctorul. Nu o deranja. Nu, domnule, o să aranjez puțin în sala de mese și o să mă asigur că totul este bine încuiat, apoi mă duc să mă culc și eu. Ieși apoi în hol și se îndreptă spre sala de mese. Ceilalți urcă scara unul câte unul, încet și cu inima strânsă. Dacă această casă ar fi fost veche, cu podele de lemn care să scârție și cu umbre întunecate, cu pereți acoperiți cu lambriuri grele, atunci ar fi fost o atmosferă înfricoșătoare. Însă casa era simbolul modernității. Nu existau colțuri întunecate, nu existau lambriuri, casa era scăldată în lumină pentru că exista electricitate, totul era nou și strălucitor. Nu era nimic ascuns în această casă. Atmosfera dinăuntru nu era prielnică secretelor. Într-un anumit fel, acest lucru era cel mai înfricoșător. La etaj, își spuseră noapte bună, apoi fiecare intră în camera lui și încuie ușa aproape fără să se gândească. 3. În camera sa, zugrăvită într-o culoare deschisă, judecătorul Wargrave își scoase hainele și se pregăti de culcare. Se gândea la Edward Sutton. Își aminta de el foarte bine. Părul blond, ochii albaștri, obiceiul de a te privi drept în ochi, cu un plăcut aer de sinceritate. Tocmai de aceea a făcut o impresie atât de bună asupra juriului. Llewellyn, avocatul acuzării, o cam zbârcise. Fusese prea vehement, încercase să dovedească prea mult. Matthews, avocatul apărării pe de altă parte, se descurcase bine. Își argumentase bine punctele de vedere. Interogatorul lui fusese hotărător. Modul în care dispusese de clientul său în boxa martorilor fusese fără cusuri. Iar Satan trecuse prin chinurile interogatorului foarte bine. Nu se arătase prea nerăbdător sau vehement. Jurații fusese răi impresionați. Probabil că Matthews considerase că procesul era ca și rezolvat. Judecătorul își întoarse ceasul cu grijă și îl puse pe noptieră. Își amintea exact cum se simțise atunci, ascultând, luând notițe, cântărind totul, judecând fiecare probă care dovedea vinovăția inculpatului. Îi plăcuse acel caz. Pledoaria finală a lui Matthews fusese de înaltă ținută. Llewellyn, care vorbise despre el, nu reușise să cine nebuna impresie pe care o lăsase avocatul apărării. Apoi venise rândul lui să tragă concluziile. Cu mare atenție, judecătorul Wargrave își scoase proteza dentară și o puse într-un pahar cu apă. Buzele ofilite îi se lăsară în jos. Gura lui devenise crudă acum, crudă și prădalnică, Închizând ochii, judecătorul zâmbi în sinea lui. Eu trăsese lui Satan. Cu efort, din cauza reumatismului, se urcă în pat și stinse lumina. 4. Jos, în sala de mese, Rogers stătea în picioare uimit. Se uita la figurinele de porțelan din centrul mesei. Ei, drăcie, aș fi putut jura că erau zece, murmâi el în barbă. 5. Generalul MacArthur se întorcea de pe o parte pe alta, dar somnul întârzia să apară. În întuneric îi tot vedea în minte fața lui Arthur Richmond. Îi plăcuse Arthur, fusese atât de atașat de el, rămăsese încântat când văzuse că și lui Leslie îi plăcuse. Leslie era grozav de capricioasă, avea o mulțime de camarazi de stoinici la auzul numelui cărora Leslie strâmba din nas și zicea doar un prost – dar Arthur Richmond nu i se păruse prost. Se înțeleseseră bine încă de la început. Vorbiseră despre piese de teatru, muzică și filme. Îl tachina, glumea cu el, îl lua peste picior, iar el, MacArthur, fusese încântat când văzuse că Leslie începuse să aibă un interes aproape matern pentru băiat. Matern pe naiba. Fusese un prost că nu ținuse cont de faptul că Richmond avea 28, iar Leslie 29 de ani o iubise pe Leslie și aminta amintea foarte bine chiar acum, cu fața rotundă, cu ochii cenușii ca niște mărgele și părul castaniu cârlionțat. O iubise pe Leslie și avusese o încredere oarbă în ea. În Franța, în mijlocul iadului pe pământ, se gândea la ea, îi scotea fotografia din buzunarul de la piept al tunicii și o admira. Iar apoi aflase. Se întâmplase ca în romane. Soția sa încurcase plicurile. Le scria la amândoi și pusese din greșeală scrisoarea ce era adresată lui Richmond în plicul pentru soț. Chiar și acum, după atâția ani, încă mai resimțea șocul și durerea pricinuite de descoperire. Doamne, cât mai suferise! Iar povestea aceasta dura de ceva timp. Reieșea clar acest lucru din scrisoare: sfârșiturile de săptămână și ultima permisie a lui Richmond. Leslie, Leslie și Arthur blestemat să fie tipul ăsta. La naiba cu fața sa zâmbitoare, cu regulamentarul, da, domnule, nu era decât un mincinos și un ipocrit. Furase soția altcuiva. Acea furie criminală și rece crescuse treptat. Se stăpânise și se comportase ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Încercase să se poarte cu Richmond ca de obicei. Reușise oare? Așa credea. Richmond nu bănuise nimic. Ieșirile erau puse pe seama mediului în care trăiau ei, în condițiile în care toți oamenii erau cu nervii întinși la maximum. Numai tânărul Armitage se uitase la el mirat de câteva ori. Era foarte tânăr, însă era perspicace. Armitage făcuse probabil legătura. Îl trimisese pe Richmond la moarte sigură. Numai un miracol ar fi putut aduce înapoi teafăr și nevătămat, iar acel miracol nu se întâmplase. Da, îl trimisese pe Richmond la moarte sigură și nu se căia deloc. Fusese foarte ușor. Se făceau greșeli tot timpul. Ofițerii erau trimiși să moară fără niciun scop. Totul se datora confuziei panicii. Oamenii puteau spune după aceea. Bătrânul McArthur și-a pierdut cumpătul puțin, a făcut niște gafe colosale și a sacrificat cei mai buni oameni. Dar nu puteau spune mai mult. Dar tânărul Armitage era diferit. Se uita la comandantul său foarte ciudat. Probabil că știuse că Richmond fusese trimis în mod deliberat la moarte sigură. Oare după terminarea războiului Armitage a vorbit cu cineva? Leslie nu știuse nimic. Leslie își plânsese iubitul, presupunea el, însă jalea încetase la întoarcerea lui în Anglia. Nu îi spusese că o descoperise. Își continuase rătraiul împreună, numai că, într-un fel greu de explicat, ea nu mai părea să fie aceeași iar apoi, după vreo 3-4 ani, făcuse dublă pneumonie și murise. Acest lucru se petrecuse cu mult timp în urmă, să tot fie 15-16 ani. Apoi plecase din armată și venise să locuiască în Devon. Cumpărase căsuța la care visase dintotdeauna. Avea vecini cum se cade, iar împrejurimile erau frumoase. Avea ocazia să vâneze și să pescuiască. Se ducea duminica la biserică dar nu și în ziua când fusese predica despre David care îl pusese pe Iuri în fruntea bătăliei. Într-un anumit fel, îi venise greu să asiste la așa ceva. Îi dădea un sentiment neplăcut. Fusese primit cu brațele deschise. Cel puțin așa fusese la început. Apoi începuse să aibă impresia că oamenii îl vorbeau pe la spate. Într-un anume fel, oamenii îl priveau ciudat, ca și cum s-ar fi aflat ceva despre el. Cine știe ce minciuni? Armitage. Probabil că Armitage răspândise zvonuri despre el. După aceea a începuse să se ferească de oameni, se retrăsese în el însuși. E neplăcut să simți că oamenii vorbesc despre tine. Și despre ceva atât de îndepărtat, atât de fără rost de acum. Leslie se pierdea în hățișurile memoriei ca și Arthur Richmond altfel. Nimic din cele întâmplate nu mai părea să aibă vreo importanță. Cu toate acestea, viața îi devenise singuratică. Se obișnuise să se evite pe foștii săi camaraz de arme. Dacă Armitage vorbise cu siguranță că știau totul. Iar acum, în această seară, o voce ascunsă scosese la lumină vechiului secret. Oare reacționase cum se cuvine? Se ținuse tare pe poziții? Afișase gama potrivită de sentimente, indignare și dezgust, dar nici urmă de vină și părere de rău? Greu de spus. Cu siguranță că nimeni nu luase în serios acuzațiile. Mai fuseseră și alte afirmații nefondate. De exemplu, acea fată drăguță fusese acuzată că a necat un copil. O acuzație complet deplasată. Cu siguranță că era opera unui nebun care arunca cu acuzații în stânga și în dreapta. La fel și Emily Brandt, care era de fapt nepoata bătrânului Tom Brandt de la regiment. Vocea o acuzase și pe ea de crimă, Oricine putea să jure că este o femeie cât se poate de pioasă, genul de femeie care era tot timpul pe lângă clerici. Toată povestea aceasta era al naibii de ciudată, o adevărată nemurie, nimic altceva. Încă de la sosire, cât timp trecuse de atunci? La naiba sosiseră de-abia în după amiaza aceea. Părea să fi trecut mai mult timp de atunci. Mă întreb, când o să putem pleca de aici? își zise el. A doua zi, cu siguranță, când va veni barca cu motor de pe țăr. Ciudat era că în acel moment nu își dorea în mod deosebit să plece de pe insulă, să se întoarcă pe uscat la casa lui, înapoi la probleme și la griji. Prin fereastra deschisă se auzea cum valurile se izbesc de stânci, mai mult acum decât în timpul cinei. Probabil că vântul se întețise. Ce sunet liniștitor, își zise el, ce loc liniștit. Cel mai bun lucru la o insulă, observă el, este că odată ce ajungi pe ea, n-ai unde să te mai duci. Ai ajuns la capătul a tot și a toate. Își dădu seama brusc că nu dorea să mai plece de pe insulă. 6. Vera Clayton stătea întinsă în pat, trează, cu ochii larg deschiși și ațintiți în tavan. Lumina de la capul patului era aprinsă. Se temea de întuneric. Hugo, Hugo, de ce te simt atât de aproape în seara aceasta? Undeva atât de aproape, își spuse ea. Dar unde este de fapt? Nu știu și nu o să aflu niciodată. A plecat pur și simplu, imediat, din viața mea. Nu avea niciun sens să se mai gândească la Hugo. Îl simțea aproape. Trebuia să se gândească la el pentru a-și aminti. Se întâmpla în Cornwall. Stâncile negre, nisipul auriu și fin. Doamna Hamilton, o femeie scundă și îndesată, dar tot timpul bine dispusă, Cyril, tot timpul mofturos și întotdeauna forțându-i mâna cu ceva: Vreau să not până la stânci, domnișoară Clayton. De ce n-am voie să not până la stânci? Ridicând privirea, întâlnește ochii lui Hugo. Seara, când Cyril era deja în pat, Haideți la o plimbare, domnișoară Clayton. Cred că o să dau curs invitației dumitale apoi plimbarea minunată în drum spre plajă, lumina lunii, aerul blând al oceanului, apoi brațul lui Hugo în jurul taliei ei. Te iubesc, chiar te iubesc. Știi că te iubesc, nu-i așa, Vera? Da, știa sau credea că știe. Nu-ți pot cere să te căsătorești cu mine, n-am nicio loc, le caie. Abia dacă reușesc să mă întrețin pe mine. Partea cea mai ciudată este că, la un moment dat, timp de trei zile, am avut ocazia să fiu bogat. Cyril s-a născut la trei luni după moartea lui Maurice. Dacă ar fi fost fată, dacă acel copil ar fi fost de sex feminin, atunci Hugo ar fi moștenit totul. Recunoștea că era dezamăgit de cum evoluaseră lucrurile. Bineînțeles că nu mă puteam baza pe asta, dar m-a luat puțin prin surprindere. Ei bine, norocul e noroc. Cyril e un copil drăguț, sunt foarte atașat de el iar Cyril era la rândul său atașat de Hugo. Hugo era întotdeauna dispus să se joace cu nepotul său și să îl bine dispună. Nu era de fel o persoană cu resentimente sau capabile de ură. Cyril nu era un copil puternic, era un copil firav, fără vlagă, tipul de copil care probabil nu va apuca să prindă maturitatea. Și apoi, domnișoară Clayton, de ce nu pot înota până la stânci? Era iritant prin felul în care se tânguia. E prea departe, Cyril." Dar domnișoară Clayton Vera se ridică în picioare, se duse până la noptieră și înghiții trei aspirine. Ce păcat că n-am niște somnifere ca lume," se gândia. Aș lua o supradoză de veronal sau ceva de felul acesta, dar în niciun caz cea O trecură fiorii când își aminti de fața roșie și convulsivă a lui Anthony Marston. Trecând pe lângă polița căminului, se uită la poemul înrămat. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă, unul s-a înnecat din ei și au rămas doar nouă. E îngrozitor ce ni s-a întâmplat în seara aceasta. De ce a vrut Anthony Marston să moară? Ea nu vrea să moară. Nu și putea imagina că și-ar putea dori vreodată să moară. Moartea era pentru alți oameni. Sfârșitul capitolului 5 Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi. 10 negri mititei Capitolul 6 1. Doctorul Armstrong visa Era foarte cald în sala de operații. Oare nu ridicaseră prea mult temperatura? Transpirația îi roia pe frunte. Palmele erau umede. Era greu să ții cum se cuvine scalpelul în mână. Era ascuțit cu atâta măestrie. Era ușor să comiți o crimă cu un astfel de instrument. Și, desigur, el comitea o crimă. Corpul femeii arăta diferit. Era o masă inertă de carne cu fața acoperită. Cine era persoana pe care trebuia să o moare? Nu-și amintea exact numele ei, dar trebuia să știe. Oare trebuia să o întrebe pe asistenta șefă? Asistenta șefă se uita la el. Nu, nu putea să o întrebe așa ceva. Bănuia ceva, era evident acest lucru. Dar cine era femeia întinsă pe masa de operații? N-ar trebui să le acopere fețele în felul acesta. Ce bine ar fi dacă i-ar vedea fața. A, era mai bine așa. Un tânăr stagiar îi îndepărtă Batista de pe față. Emily Brandt, desigur, trebuia să omoare pe Emily Brandt. Ce privire răutăcioasă! Buzele ei se mișcau. Oare ce spunea? Chiar în mijlocul vieții suntem mai aproape ca niciodată de moarte. Acum râdea. Nu, soră, nu pune Batista la loc. Trebuie să văd. Trebuie să-i administrez un anestezic. Unde este eterul? Trebuia să fie adus eterul cu mine. Soră, ce ai făcut cu eterul? Soră, Chateauneuf du Pape? Da, și ăsta era bun. De la o parte, Batista, soră. Desigur, știam de la bun început. Era vorba de Arthur Marston. Fața ei e și convulsivă. Dar nu e mort. Râde în hohote. Vă spun eu că râde. Se clatină masa de operații. Ai grijă, omule, ai grijă, soră, stabilizați-l! Dr. Armstrong se trezi. Era dimineață și razele soarelui scăldau camera în lumină. Cineva stătea plecat deasupra lui, scuturându-l zdravân. Era Rogers. Rogers, alb ca varul, strigându-l. Domnule doctor! Domnule doctor! Doctorul Armstrong se trezi de Se ridică în capul oaselor și îi zise aspru. Ce este?" E vorba de soția mea, domnule doctor. Nu reușesc să o trezesc. Doamne Dumnezeule, nu reușesc să o trezesc. Și nu mi se pare că arată prea bine. Doctorul Armstrong se dovedea a fi rapid și eficient. Îmbrăcă iute halatul și plecă împreună cu Rogers. Se aplecă deasupra patului în care femeia era culcată pe o parte cu o expresie liniștită pe chip. Doctorul apucă mâna rece, apoi îi ridică o pleoapă, după câteva minute se îndreptă de spate și se îndepărtă de pat. Rogers șopti. Este... este moartă? Întrebă el trecându-și limba peste buze. Da, s-a dus, zise Armstrong dând din cap. Ochii se opriră asupra bărbatului din fața lui. Apoi și îi îndreptă spre noptieră, spre etajera de la baie și din nou spre femeia din pat. Este vorba de inimă, domnule doctor? Întrebă Rogers. După un minut, două, doctorul Armstrong răspunse. Ce probleme de sănătate avea în mod obișnuit? Era puțin reumatică, răspunse Rogers. A consultat-o vreun doctor în ultimul timp? Doctor, niciunul dintre noi n-a fost de ani de zile la doctor. Aveți vreun motiv să credeți că suferea cu inima? Nu, domnule doctor, n-am niciun motiv. Dormea bine? Rogers îi evită privirea. Începu să-și frece mâinile. Nu, nu dormea prea bine, urmăi el. Lua ceva pentru somn? Întrebă doctorul tăios. Dacă lua ceva? Întrebă Rogers surprins. Pentru somn? Din câte știu eu, nu, sunt sigur că nu lua. Armstrong se apropie de etajera din baie pe care erau mai multe sticluțe. Loțiune de păr, apă de lavandă, un laxativ, cremă de mâini cu glicerină și extract de castravete, o apă de gură, un tub de pastă de dinți și un unguent element. Rogers îi veni în ajutor și trase sertarele dulapului, dar nu era nici urmă de picături pentru somn sau de somnifere sub formă de tablete n-a luat nimic aseară, domnule, în afară de ce i-ați prescris dumneavoastră. 2. Când gongul anunță micul dejun la ora 9, toată lumea aștepta chemarea. Generalul MacArthur și judecătorul se primbau pe terasă, schimbând din când în când comentarii despre situația politică. Vera Clayton și Philip Lombard erau pe dealul din spatele casei. Acolo îl găsiră pe William Henry Blore, uitându-se spre țărm. Nu se vede deocamdată barca cu motor, zise el. M-am tot uitat după ea. În Devon, oamenii sunt mai somnoroși, afirmă Vera zâmbind. Totul se întâmplă cu întârziere. Philip Lombar se uită în direcția opusă, în largul mării. Cum vi se pare vremea? întrebă el brusc. Privind spre cer, Blore remarcă. Mie mi se pare bună. Lombar fluieră scurt și remarcă. O să se strice până la sfârșitul zilei. O să fie furtună? Întrebă Blor. Dinspre casă se auzi un gong. Micul dejun? Zise Filip Lombar. Ei bine, mi-ar prinde bine ceva de mâncare. În timp ce îi coborau panta, Blor îi zise lui Lombar cu o voce meditativă. Știi ce? Îmi este imposibil să înțeleg de ce s-a sinucis acel tânăr. M-am gândit la asta toată noaptea. Vera mergea înaintea lor. Lombard rămase puțin în urmă și zise, Ai vreo o teorie alternativă?" Aș avea nevoie de niște dovezi, motive, adică de la care să-mi încep teoria. După părerea mea, o ducea foarte bine din punct de vedere financiar." Emily Brand scoase capul pe fereastra de la sala de mese și îi întrebă, Se vede barca?" Încă nu." zise Vera. Apoi se duseră cu toții să mănânce. Pe bufetul de lângă masă se afla un platou mare cu ouă și șuncă, iar alături ceai și cafea. Rogers ținu ușa până intrară toți în cameră și apoi o închise în urma lor. Servitorul nu arată prea bine dimineața aceasta, constată Emily Brent. Doctorul Armstrong, care stătea lângă fereastră, își drese glasul, apoi spuse... Nu vă supărați dacă nu este cu totul pe placul dumneavoastră. Rogers a pregătit de unul singur micul dejun. Doamna Rogers, ei bine, n-a putut să se ocupe de treburile casei în această dimineață. Ce i s-a întâmplat? Întrebă imediat Emily Brandt. Să ne așezăm la masă, zise doctorul Armstrong relaxat. Să răcesc ouăle. După aceea sunt câteva chestiuni pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. Ceilalți înțeleseră despre ce era vorba. Își umplură farfuriile și își turnară în cești cafea și ceai, apoi începură să mănânce. Discuțiile despre cele întâmplate pe insulă erau, prin consens tacit, un subiect tabu. Așa că vorbirea despre evenimentele curente: știri externe, competiții sportive, cea mai recentă apariție a monstrului din Loch Ness, apoi. După ce goliră farfuriile, doctorul Armstrong se mișcă în scaun, își drese glasul cu importanță și le vorbi. M-am gândit că e mai bine să vă las să terminați micul dejun și abia după aceea să vă dau o veste tristă. Doamna Rogers a murit în somn. Toată lumea și arătă surprinderea. Ce nenorocire! exclamă Vera. De când am sosit pe insulă au murit deja două persoane. Judecătorul Wargrave cu ochii micșorați, zise cu vocea sa limpede. Hmm, extraordinar! Care a fost cauza morții? Armstrong ridică din numeri. Greu de spus la prima vedere. E nevoie de autopsie? În ceea ce mă privește, n-aș putea da un certificat de deces în aceste condiții. Nu am nicio informație cu privire la starea de sănătate a acestei femei. Arăta foarte nervoasă, Zise Vera. Iar aseara a suferit un șoc. Poate că a făcut un atac de cord. Ce ziceți? Cu siguranță că inima a încetat să-i mai bată, răspunse doctorul Armstrong serios. Însă problema este ce anume a cauzat acest lucru. Emily Brand spuse doar un singur cuvânt. Un cuvânt ce răsună ca o lovitură de bici asupra auditoriului. Conștiința, zise ea. Armstrong se întoarse spre ea. Ce vreți să spuneți, domnișoară Brent?" Emily Brent rosti printre dinți. Ați auzit cu toții ce s-a spus aseară. A fost acuzată că împreună cu soțul ei și-a omorât cu premeditare fosta stăpână, o doamnă în vârstă." Și dumneavoastră ați crezut asta?" Cred că acuzația a fost întemeiată," zise Emily Brent. Ați văzut cu toții cum a reacționat. A cedat nervos și a leșinat când și-a auzit dezvăluită mișelia, a suferit un șoc puternic. Pur și simplu a murit de frică. Doctorul Armstrong clătină din cap neîncrezător. Da, e o teorie posibilă," zise el, numai că nu o putem adopta în lipsa unor informații exacte despre starea ei de sănătate, cu alte cuvinte, dacă era cardiacă." Emily Brent continuă liniștită. Dacă doriți, numiți-o atunci mâna Domnului." Toată lumea era surprinsă. Domnul Blor zise neliniștit. Cred că împingeți lucrurile cam departe, domnișoară Brent. Domnișoara Brent se uită la el cu ochii strălucitori. Trase aer în piept și spuse. Vi se pare imposibil ca un păcătos să fie lovit de mânia lui Dumnezeu? Mie nu. Judecătorul își mângâie bărbia. Murmură cu o voce ușor ironică. Draga mea doamnă, în experiența mea cu răufăcătorii am observat că providența lasă condamnarea și pedapsa în seama noastră, a muritorilor, iar procesul acesta este dus cu dificultate la îndeplinire. Nu există scurtături. Emily Brent ridică din numeri. Ce a mâncat și ce a băut după ce s-a dus în cameră? Nimic. Nu a luat nimic? N-a băut nici măcar o ceașcă de ceai? Un pahar cu apă? Pun pariu că a băut o ceașcă de ceai. Oamenii de condiția lor au acest obicei. Rogers m-a asigurat că n-a băut nimic. A, zise Blor, dar asta este ceea ce spune el? Tonul lui era atât de serios încât doctorul se uită la el cu asprime. Filip Lombar interveni. Așadar, dumneata, crezi că Rogers și-a trevit nevasta? Ei bine, de ce nu? replică Blor agresiv. Cu toți am auzit acuzațiile de aseară. Poate că e vorba doar de o nebunie. Pe de altă parte, poate că nu e chiar așa. Haideți să presupunem că acuzația este adevărată. Rogers și soția lui s-au descotorosit de bătrână. Ei bine, în cazul acesta, care este concluzia pe care o putem trage? Crezuseră că secretul e cunoscut doar de ei. Nu, nu cred că doamna Rogers se simțea în vreun fel în siguranță. Îl întrerup severa cu voce joasă. Blor nu se arătă prea încântat de întrerupere. Gândește ca o femeie, părea că zice privirea lui. Se prea poate, reluie el monologul. Oricum, nu mai prezenta niciun pericol pentru ei. Apoi, noaptea trecută, un nebun necunoscut dă iarăși totul în vilag. Ce s-a întâmplat? Femeia cedează, se pierde cu firea. Ați remarcat cum stătea soțul ei a plecat asupra ei când și-a revenit? Nu era vorba doar de un soț plin de solicitudine, nici gând. Era ca pisica de pe acoperișul fierbinte. Era înnebunit de ce ar fi putut spune soția lui. Iată cum au stat lucrurile. Au comis o crimă și au scăpat nepedepsiți. Ce urma să se întâmple dacă povestea aceasta avea să fie scoasă din nou la lumină? șansele erau mari ca soția lui să se dea de gol. Ea nu avea suficient sânge rece să nege acuzațiile. Devenise un adevărat pericol pentru soțul ei. El, în schimb, era în stare să facă față. El ar fi susținut sus și tare că era nevinovat și nu s-ar fi dat de gol în niciun fel. Nu același lucru se putea spune despre ea. Iar dacă ea ar fi spus ceva, atunci l-ar fi așteptat ștreangul așa că a strecurat ceva în ceașca de ceai ca să se asigure că îi închidea gura pentru totdeauna. Nu exista nicio ceașcă goală pe noptiera de lângă pat, constată Armstrong neutru. Nu era absolut nimic pe noptieră, m-am uitat intenționat. Păi aceasta era și ideea, replică Blor. Primul lucru pe care l-ar fi făcut după ce soția lui ar fi băut ceaiul, ar fi fost să ia ceașca și farfurioara și să le spele cu grijă. După o pauză mai lungă, generalul MacArthur rosti gânditor. Este o variantă plauzibilă, însă nu cred că un bărbat ar face așa ceva soției lui. Blor râse scurt. Când e în joc propria lui persoană, mă îndoiesc că se împiedica de sentimente, zise el. Se lăsă tăcerea. Până să apuce cineva să mai zică ceva, Rogers își făcu apariția în cameră. Mai doriți ceva?" întrebă el uitându-se pe rând la toți oaspeții din cameră. Judecătorul Wargrave se mișcă puțin în scaunul său, apoi întrebă. La ce oră sosește de obicei barca cu motor?" Între orele șapte și opt, domnule, uneori puțin după ora opt. Nu știu ce s-a întâmplat cu Fred Narcot în această dimineață, dacă e bolnav, îl va trimite pe fratele său. Cât este ceasul? întrebă Philip Lombard. 9 și 50 de minute, domnule. Lombard ridică din sprâncene, apoi dădu din cap gânditor. Rogers mai rămase puțin în cameră. Dintr-o dată, generalul MacArthur rosti cu voce puternică. Condolențe, Rogers! Doctorul tocmai ne povestea despre ce i s-a întâmplat soției tale. Rogers dădu din cap în semn de recunoștință. Da, domnule, mulțumesc, domnule. Apoi, luă platoul pe care fusese șunca și ieși. În cameră se așternu din nou liniștea. 3. Pe terasă, Filip Lombar reînodă conversația. Referitor la barca cu motor, Blor se uită la el clătirând din cap, apoi zise. Știu la ce te gândești, domnule Lombar, și eu m-am întrebat același lucru. Barca ar fi trebuit să sosească de mai bine de două ore. N-a venit, de ce? Și ai găsit un răspuns, întrebă lombar. Nu este vorba de niciun accident. Asta e tot ce pot să spun. Face parte din plan. Totul se leagă de minune. Și crezi că nici nu o să vină? Întrebă Filip Lombar. Din spatele lui se auzi o voce neliniștită. Barca cu motor nu o să mai vină. Blor privi gânditor peste umărul său masiv. La fel crede și dumneavoastră, domnule general. Bineînțeles că nu va veni, răspunse generalul cu voce aspră. Ne bazăm pe barca cu motor care va veni și ne va duce înapoi la uscat. Dar acesta este sensul acestei povești. Nu vom mai pleca niciodată de pe insulă niciunul dintre noi. Vedeți dumneavoastră, ne-a sosit ceasul, s-a sfârșit. Se opri puțin ezitând, apoi continuă cu o voce joasă cu inflexiuni ciudate. Aceasta este liniștea, adevărata liniște, că totul se termină, să nu trebuiască să mergi mai departe. Da, liniștea, apoi se întoarse brusc și plecă. Merse de-a lungul terasei, apoi coborâ panta spre mare, în diagonală, îndreptându-se spre marginea insulei, în partea unde câteva stânci răzlețe ieșeau din apă. Avea mersul puțin nesigur, asemenea unui om care era tras doar pe jumătate. Omul ăsta a luat o razna, constată Blor. Se pare că în felul acesta a suportă mai ușor. Eu nu cred că dumneata ai alege această cale. Fostul inspector de poliție râse mi-ar trebui mult mai mult să-mi pierd capul. Și nici dumneata nu cred că o vei face, domnule Lombard, constată el. Da, mă simt destul de lucid în acest moment. Mulțumesc, răspunse Philip Lombard. 4. Doctorul Armstrong ieși pe terasă. Rămase puțin pe loc, părând nehotărât. În stânga lui se aflau Blor și Lombard. În partea dreaptă era Wargrave, plimbându-se agale cu capul în piept. După un moment de indecizie, o luă spre dreapta. Însă, chiar în acel moment, Rogers ieși din casă. Aș putea vorbi ceva cu dumneavoastră, domnule?" Armstrong se întoarse. Era surprins de ceea ce vedea. În mod clar, Rogers era foarte îngrijorat. Era pământiu la față. Mâinile îi tremurau. Era un contrast atât de evident între maniera reținută de mai devreme și felul în care arăta acum, încât Armstrong nu știa ce să creadă. Vă rog, domnule, aș putea vorbi ceva cu dumneavoastră? Între patru ochi? Doctorul se întoarse și intră din nou în casă, cu valetul aflat în plagul unei crize de nervi. Ce ai pățit, omule, vinoți în fire!" îi zise el. Intrați, vă rog, domnule!" Rogers deschise ușa de la sala de mese. Doctorul intră. Rogers intră după el și închise ușa normalului. Așadar, începu Armstrong, ce s-a întâmplat? Mușchii de pe gâtul lui Rogers vâgnau. Aveau un nod în gât. Se întâmplă tot felul de lucruri, domnule, pe care nu le înțeleg, izbucni el. Lucruri? Replică Armstrong cu voce gravă. Ce fel de lucruri? O să credeți că am înnebunit, domnule. O să spuneți că n-am de ce să-mi fac griji, dar e nevoie de niște explicații. Trebuie să se clarifice niște lucruri, pentru că n-au absolut niciun sens. Ei bine, omule, spunem despre ce este vorba. Nu mai vorbi în ghicitori. Roger se înghițit din nou în sec, apoi zise. E vorba despre acele figurine de pe suportul din mijlocul mesei. Figurinele din porțelan. Erau zece. Aș putea jura că erau 10. Da, Așa este, erau zece. Le-am numărat aseară în timpul cinei." Rogers se apropie de doctor. Tocmai asta este, domnule. Aseară când strângeam masa, erau numai nouă. Am remarcat acest lucru și mi s-a părut ciudat. Dar n-am stat prea mult să mă gândesc la acest lucru. La fel și în această dimineață, domnule, n-am observat când am pregătit micul dejun. Eram prea supărat. Numai că acum, când am venit să strâng masa, uitați-vă și dumneavoastră să vă convingeți." Sunt numai opt, domnule, numai opt. N-are niciun sens, nu-i așa? Numai opt? Sfârșitul capitolului 6 Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 Negri Mititei Capitolul 7 1 După micul dejun, Emily Brandt îi sugeră Verei Clayton să meargă pe partea cea mai înaltă a insulei și să se uite după barcă. Vera a fost de acord. Vântul se întețise. Pe mare se vedeau valuri cu creste albe. Nu se zărea nicio barcă de pescuit și nici urmă de barca cu motor. Satul Sticklehaven nu se vedea de pe insulă, se zărea doar dealul la poalele căruia era așezat din cauza unei strânci de culoare roșie care ieșea în afară și bloca vizibilitatea spre micul golf. Bărbatul care ne-a dus aici ieri părea o persoană de nădejde, zise Emily Brandt. Este într-adevăr foarte ciudat că a întârziat atât de mult în această dimineață. Vera nu răspunse. Se lupta cu starea de panică totală ce o cuprindea treptat. Îi spuse. Trebuie să-ți păstrezi calmul. Tu nu reacționezi în felul acesta. Ți-ai ținut întotdeauna firea. După vreo două minute, rosti cu voce tare. Tare îmi doresc să vină. Vreau să... vreau să plec din acest loc. Cu toții ne dorim acest lucru. Nu mă îndoiesc de asta, zise Emily Brand cu voce neutră. Totul este de neimaginat, exclamă Vera. Nimic nu pare să aibă sens. Sunt supărată pe mine însă că am căzut în această capcană, spuse pe nerăsuflate bătrâna. Dacă stau bine să mă gândesc, scrisoarea pe care am primit-o este pur și simplu absurdă. Însă, în momentul când am primit-o, n-am bănuit nimic, dar absolut nimic. Presupun că nu, răspunse mecanic Vera. Avem tendința să luăm totul de bun, fără să cercetăm, zise Emily Brandt. Vera trase aer în piept, apoi întrebă. Chiar credeți ceea ce ați spus la micul dejun? Nu înțeleg ce vrei să spui, draga mea. La ce anume te referi? Chiar credeți că Rogers și soția lui au omorât-o pe acea bătrână? Întrebă Vera coborând vocea. Emily Brent privi îndrelung spre mare, apoi zise. În ceea ce mă privește sunt convinsă de acest lucru, dar tu ce crezi? Nu știu ce altceva aș putea să cred. Totul se leagă. Felul cum a leșinat femeia. Iar bărbatul a scăpat tava cu ceștile, dacă îți mai amintești. Apoi modul cum a simțit nevoia să se justifice. Suna cam fals. O, da, mi-e teamă că este adevărat. Femeia aceea părea să se teamă de propria umbră, spuse Vera. N-am văzut în viața mea pe cineva mai speriat ca femeia aceasta. Probabil că o bântuiau amintirile. Domnișoara Brent murmură. Îmi aduc aminte de un citat care era afișat pe un perete la grădinița la care mergeam când eram mică. Să nu vă îndoiți că păcatul săvârșit vă va urma oriunde. Este foarte adevărat. Să nu vă îndoiți că păcatul săvârșit vă va urma oriunde. Vera se clătină. Dar, domnișoară Brent, domnișoară Brent, în acest caz, ce este, draga mea? Celelalte? Ce este cu celelalte? Nu înțeleg ce vrei să spui. Celelalte acuzații sunt... Oare sunt și ele adevărate? Dacă e adevărat ce s-a spus despre soții Rogers? Se potigni incapabilă să-și exprime gândul haotic ce încolțise în minte. Emily Brent, care fusese încruntată din cauza că nu înțelegea, se lumină dintr-o dată. A, înțeleg acum, zise ea. Ei bine, să luăm pe domnul Lombar. A recunoscut că a lăsat 20 de oameni să moară. Erau băștinași, spuse Vera. Negri sau albi sunt frații noștri întru domnul, replică imediat Emily Brent. Vera își zise în gând. Ce să spun, frații noștri negri? Mă faci să râd. Sunt isterică. Parcă nu mai sunt eu însămi. Emily Brand continuă gânditoare. Bineînțeles că celelalte acuzații erau cam trase de păr. Ca de exemplu acuzația adusă judecătorului, care nu își făcea decât datoria, în calitate de autoritate publică. La fel și fostul inspector de la Scotland Yard, ca și în cazul meu de altfel. Se opri puțin, apoi continuă. Normal că, dată fiind situația, n-am considerat că e cazul să povestesc nimic seară. Nu era un subiect pe care să-l aduc în discuție în prezența unor domni. Chiar așa? Vera deveni interesată de subiect. Domnișoara Brandt continuă senină. Beatrice Taylor a lucrat pentru mine. Nu era o fată cum se cade, după cum aveam să aflu ulterior m-am înșelat foarte mult în privința ei. Era politicoasă, curată și plină de solicitudine. Era mulțumită de ea. Bineînțeles că era o ipocrită. Era o fată de moravuri ușoare, dezgustător. După un timp am aflat că intrase în încurcătură, cum se spunea. Emily Brent se opri puțin, strâmbând din nas cu dezgust. A fost o adevărată lovitură pentru mine. Părinții ei erau oameni cum se cade și fusese răstricți în privința educației ei. Mă bucur să spun că nu i-au iertat comportamentul destrăbălat. Ce s-a întâmplat până la urmă? Întrebă Vera, uitându-se la domnișoara Brent. Bineînțeles că n-am mai ținut-o nicio clipă sub acoperișul meu. Nu poate nimeni să mă acuze că aprobi moralitatea. Și ce s-a întâmplat cu fata? Întrebă Vera cu voce scăzută. Domnișoara Brent continuă. Biata făptură nenorocită nu s-a mulțumit că avea un păcat pe conștiință. A mers mai departe și a comis unul și mai mare și a luat viața. S-a sinucis? întrebă Vera îngrozită. Da, s-a aruncat în râu. Vera simți un fior rece pe șira spinării. Se uita la profilul calm al domnișoarei Brant. Și cum v-ați simțit când ați aflat că s-a sinucis? o întrebă Vera pe bătrână. V-ați învinuit pentru cele întâmplate? Emily Brent își aranje ținuta. Eu? N-am ce să-mi reproșez. Bine, dar dacă felul necruțător în care ați tratat a tratat-o a împins-o spre acest gest, zise Vera. Emily Brent replică tăios. Doar propriile acțiuni, propriul păcat au împins-o spre acest gest. Dacă s-ar fi purtat ca o fată decentă și modestă, nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat se întoarse spre Vera. În ochii ei nu era nici cea mai mică urmă de remușcare sau de neliniște. Erau duri și necruțători. Emily Brent stătea pe vârful cel mai înalt al insulei negrului, împlătoșată în propria armură de virtute. Neînsemnata fată bătrână nu mai era ridicolă în ochii verei. Pe neașteptate o văzu altfel, înspăimântătoare de-a dreptul. 2. Doctorul Armstrong ieși din sufragerie și merse din nou pe terasă. Judecătorul stătea acum pe un scaun, privind placid spre mare. În partea stângă, fumând fără să vorbească, se afla o lombar și blor. Ca și mai devreme, doctorul ezită puțin. Se uita curios spre judecătorul Wargrave. Voia să se consulte cu cineva. Era conștient că judecătorul avea o minte ascuțită și logică. Dar cu toate acestea avea îndoieli. Poate că judecătorul avea o minte limpede, însă era un om în vârstă. În acest moment, Armstrong avea nevoie de un om de acțiune. În final se hotără. Lombard, pot vorbi puțin cu tine? Filip tresări. Desigur. Cei doi bărbați părăsiră terasa, pornind agale în jos spre malul mării. Când Armstrong consideră că nu-i mai auzea nimeni, îi zise Am nevoie de o consultație. Lombard ridică nedumerit din sprâncene. Dragul meu, replică el, nu am cunoștințe în domeniul medical. Nu, nu, voiam să spun că am nevoie să mă consult cu cineva. O, oh, atunci e altceva. Sincer, ce zici de locul ăsta? Lombar reflectă puțin, apoi zise. E foarte sugestiv, nu-i așa? Ce părere ai despre moartea femeii? Ești de acord cu teoria lui Blor? Philip dădu afară fumul de țigară și răspunse. Stă în picioare dacă privești lucrurile dintr-o singură perspectivă. Exact, din tonul vocii lui Armstrong era evident că se înviorase. Philip Lombard nu era deloc prost. Asta în cazul în care, reluă Lombard, pornind de la premiza că domnul și doamna Rogers au reușit să scape nepedepsiți după ce au comis o crimă. Și nici nu imaginez că ar fi fost prea greu. Ce crezi că au făcut, mai precis, că au otrăvit-o pe bătrână?" Armstrong zise încet. S-ar putea să fie mai simplu de atât." L-am întrebat pe Rogers de dimineață de ce boală sufera domnișoara Brady. Răspunsul lui a avut menirea să clarifice lucrurile. Nu este nevoie să intru în detalii medicale, însă nitroglicerina se folosește pentru a trata anumite probleme cardiace. În cazul unui atac, se administrează o fiolă de nitroglicerină. În cazul în care nu se administrează nitroglicerina, atacul poate fi cu ușurință fatal. Filip Lombar rosti gânditor: Cât se poate de simplu, probabil că a fost foarte tentant, doctorul încuvință cu o mișcare a capului. Într-adevăr, nicio acțiune propriu-zisă. N-a fost nevoie să procure și să administreze arsenic nimic concret era suficient să stai cu mâinile în sân. Iar Rogers a dat fuga după doctor în miez de noapte și amândoi au fost convinși că nimeni nu va afla niciodată. Și chiar dacă știa cineva, vinovăția lor era imposibil de dovedit, adăugă Filip Lombard. Desigur, așa se explică totul, zise el încruntându-se brusc. Ce vrei să spui? întrebă uimit Armstrong. Adică, relu Lombard, Asta explică insula negrului. E vorba despre crime ce nu pot fi aduse în fața justiției, ca în cazul soților Rogers. La fel e și în cazul judecătorului Wargrave, care a comis o crimă sub aripa protectoare a legii. Crezi în povestea aceasta? Întrebă Armstrong brusc. O, da, cred. Wargrave l-a ucis pe Edward Seaton l-a ucis ca și cum l-ar fi înjunghiat cu un pumnal. Însă a fost suficient de inteligent ca să facă acest lucru din scaunul judecătorului, purtând perucă și robă. Așa că, în conformitate cu legile societății, n-ai ce imputa. Pe Armstrong îl străfulgeră un gând. Crima în spital. Crimă pe masa de operație. Siguranța. Simte-te ca la tine acasă. De unde și acest domn Owen? De unde și insula negrului? Spuse Filip Lombar. Armstrong trase adânc aer în piept. Dar dumneata ce crezi? Armstrong zise pe suflate. Hai să ne întoarcem puțin la femeia care a murit. Care sunt teoriile posibile? Rogers a ucis-o pentru că se temea să nu se dea de gol. A doua teorie: și-a pierdut mințile și a ales să se sinucidă. Sinucidere zici? Întrebă Lombar: Ce părere ai despre aceste teorii? Ar fi fost plauzibile, zise Lombar, dacă n-ar fi fost și moartea lui Marston. Două sinucideri în 12 ore sunt cam greu de înghițit. Și dacă îmi spui că Anthony Marston, un tânăr voinic și sănătos ca un taur, cu sânge rece și fără pic de minte, a fost cuprins de remușcări la gândul că a făcut una cu pământul doi copii și a ales să se sinucidă, ei bine, teoria aceasta mă face să mă tăvălesc pe jos de râs. Și la urma urmei, cum a reușit să obțină o travă? Pentru că, din câte am auzit eu, cianura de potasiu nu e o substanță pe care să o porți cu tine în buzunarul de la vestă. Dar cred că ești mai informat ca mine în legătură cu aceste aspecte. Nimeni întreg la minte nu poartă la el ceanură de potasiu, zise Armstrong. Poartă doar cei care curăță cuiburile de viespi. Treaba unui grădinar sau unui proprietar de teren, nu? Din nou nu are nimic de a face cu Anthony Marston acum că mă gândesc la acest lucru, cred că e nevoie de explicații în cazul în care achiziționez ceanura de potasiu. Sau Anthony Marston intenționa să se sinucidă și a venit aici pregătit sau... sau ce? Îi veni în întâmpinare Armstrong. Philip Lombard zâmbi. De ce mă obligi să spun asta când cuvântul îți stă pe limbă? Sau Anthony Marston a fost ucis de sigur? 3. Dr. Armstrong trase adânc aer în piept. Dar doamna Rogers? Lombar continuă căutându-și cuvintele cu grijă. Aș fi putut crede în sinuciderea lui Anthony, cu mare greutate cei drept, dacă n-ar fi murit doamna Rogers. Aș fi putut să cred că Rogers a ucis-o pe soția lui dacă n-ar fi fost moartea neașteptată a lui Anthony Marston. Însă, acum e nevoie să căutăm o teorie care să explice două morți care s-au produs la scurt timp, una după cealaltă. Cred că te-aș putea ajuta să elaborezi această teorie, zise Armstrong. Și repetă ce îi spusese Rogers despre dispariția celor două figurine de porțelan. Da, micuțele figurine de porțelan. Aseară erau cu siguranță 10, iar acum spui că au rămas doar opt? Armstrong recită. Zece negri mititei au cinat sub lună nouă. Unul însă s-a necat din ei și au rămas doar nouă. Nouă negri mititei au stat noaptea după trei. Unul s-a întrecut cu somnul și au rămas doar opt din ei. Cei doi bărbați se uitară unul la altul. Filip Lombar zâmbi și și aruncă țigara. Lucrurile se potrivesc prea bine ca să fie vorba doar despre o coincidență. Noaptea trecută, Anthony Marston se neacă și moare asfixiat, iar Maica Rogers moare în somn. Așadar? întrebă Armstrong. Lombar îl lumină. Așadar e vorba de un alt negru. Negrul necunoscut, necunoscuta X, domnul Owen, U.N. Owen, nebunul necunoscut. Ah, respiră Armstrong ușurat. Ești de acord, dar vezi ce presupune asta? Rogers a jurat că nu mai e nimeni altcineva pe insulă, în afară de noi, de el și de soția lui. Rogers se înșală. Sau poate că Rogers minte. Armstrong scutură din cap. Nu cred că minte. Omul acesta e mor de frică. Aproape că și-a ieșit din minți. Philip dădu din cap și zise. În dimineața aceasta n-a venit nicio barcă cu motor și acest lucru se potrivește. E vorba, din nou, despre micul aranjament al domnului Owen. Insula negrului trebuie izolată de uscat până când domnul Owen își termină treaba. Armstrong păli: Îți dai seama că poate fi vorba despre un nebun delegat? Zise el. Filip Lombar continuă cu entuziasm în glas: Un singur lucru a scăpat din vedere domnului Owen. Ce anume? Insula este, mai mult sau mai puțin, stâncă goală. Nu ne va lua prea mult să o explorăm de la un capăt la altul. Îl vom găsi în curând pe domnul U.N. Owen." S-ar putea să fie periculos," îl avertiză doctorul Armstrong. Philip Lombard râse. <laughs> periculos? Cui e frică de lupul cel mare și rău? Și eu voi fi periculos când o să-mi cadă în mână." Se opri puțin apoi continuă. Ar fi bine dacă l-am lua și pe Blur cu noi. Ne va fi de ajutor să-l prindem. Ar fi bine să nu le spunem nimic doamnelor. În ceea ce îi privește pe ceilalți, generalul s-a scrântit, iar punctul forte al bătrânului Wargrave este inactivitatea. Noi trei putem să ducem la bun sfârșit această treabă. Sfârșitul capitolului 7 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 Negrimititei Capitolul 8 1 Blor fu ușor de convins și îmbrățișe pe loc argumentele celor doi. Ce mi-ați povestit despre figurinele de porțelan schimbă totul. E o nebunie curată, asta este. Mai e doar o singură nelămurire. Nu credeți că acest Owen a preferat să-și ducă planul la îndeplinire printr-un intermediar, ca să zic așa? Fii mai clar, omule! Ei bine, uitați ce vreau să spun. După tărăboiul de aseară, pe tânărul Marston îl cuprinde mușcările și se sinucide iar Rogers se pierde și el cu firea și o ucide pe soția lui. Toate conform ordinelor lui UNO. Armstrong dădu dezaprobator din cap și aduse în discuție părerea lui despre ceanură. Blor fu de acord cu el. Da, uitasem acest lucru. Nu e normal să porți ceanura la tine. Dar, domnule, cum am pus un pahar? M-am tot gândit la acest lucru, răspunse Lombard. Marston a băut câteva pahare seară. Între ultimul pahar și penultimul a trecut ceva timp. În tot acest timp, paharul său a zăcut pe vreo masă pe undeva. Cred, deși nu aș băga mâna în foc, că era pe măsuța de lângă ușa de la balcon. Ușa de la balcon era deschisă. Cineva ar fi putut strecura o doză de ceanură în paharul lui. Fără să-l vedem, domnule?" întrebă neîncrezător Blor. Eram cu toții prinși, cu altele, zise Lombard neutru. Armstrong interveni cu vocea sa calmă. Este adevărat, eram cu toții agitați, ne plimbam prin cameră, ne certam, eram indignați, îngrijorați de propriile probleme. Cred că n-ar fi fost imposibil de pus în practică. Blor ridică din umeri. De fapt, așa ar fi trebuit să se desfășoare lucrurile. Acum, domnilor, haideți să începem de undeva. Are cineva un revolver la el din întâmplare? Cred că deja vreau prea mult. Eu am unul la mine, răspunse Lombar, mângându-și buzunarul. Blor făcu ochii mari. Întotdeauna porți un revolver cu dumneata, domnule? Întrebă pe un ton afectat. De obicei, da, răspunse Lombar. Știți, viața m-a dus în tot felul de locuri. Oh, zise Blor, cu siguranță n-ai mai fost niciodată în încurcătura în care te afli astăzi. Adăugă el: Dacă într-adevăr se află un nebun pe insulă, dispune probabil de un întreg arsenal, pe lângă cuțite sau pumnale sau și una și alta. Armstrong tuși. S-ar putea să te înșeli, Blor. Mulți ucigași nebuni sunt oameni obișnuiți, persoane de treabă. Domnule Armstrong, Cred că nu și în acest caz, zise Blore. 2. Cei trei bărbați și începură turul insulei. Se dovedea a fi neașteptat de ușor. În partea de nord-vest, spre coastă, stâncile coborau spre mare, iar suprafața lor era netedă. În restul insulei nu erau copaci, iar vegetația era săracă. Cei trei bărbați explorară atent și metodic străbătând insula în lung și în lat din cel mai înalt punct al ei și până la buza apei, cercetând fiecare protuberanță a stâncilor care ar fi putut indica intrarea în vreo peșteră, însă nu găsiseră nicio peșteră. În final, ajunseră la mal, acolo unde generalul MacArthur se uita la mare. Era un loc foarte liniștit, cu valurile care se izbeau de stânci. Bătrânul stătea țeapăn cu privirea țintită în largul mării nu le dădu nicio atenție exploratorilor. Felul în care îi ignora îi făcu să se simtă stânjeniți. Blor își zise. Nu e normal ceea ce se întâmplă cu el. Arată de parcă ar fi în transă. Își drese glasul și rosti pe un ton neutru, ca și cum ar fi dorit să înceapă o nouă conversație. Ce loc frumos și liniștit ați găsit, domnule? Generalul se încruntă le aruncă o privire peste umăr și le zise Ne-a mai rămas atât de puțin timp, atât de puțin timp, insist să fiu lăsat în pace. Nu să vă deranjăm, domnule, îl asigură Blor pe un ton prietenos. Facem un tur al insulei, cum s-ar spune. Ne întrebam dacă nu se ascunde cineva pe aici. Generalul se încruntă și replică. Nu înțelegeți. Nu înțelegeți deloc. Vă rog să mă lăsați singur. Blor se îndepărtă. Apoi, când se alătură micului grup, le spuse celorlalți. E nebun, n-are niciun rost să mai vorbim cu el." Ce a zis?" întrebă lombar curios. Blor ridică din numeri. Zicea că nu mai are mult timp și că vrea să nu fie deranjat. Dr. Armstrong se încruntă. Mă întreb ce mai urmează acum?" murmură el. 3. Căutările de pe insulă se încheiaseră. Cei trei bărbați stăteau în cel mai înalt punct, având vizibilitatea asupra întregii zone. Nu se vedeau bărci în larg. Vântul se întețea. Nu se zărește niciun vas în zare, zise Lombar. Se apropie furtuna. Din nefericire nu se vede satul de pe insulă. Am putea să semnalizăm cumva că suntem prinși aici. Am putea face un foc în seara aceasta, propuse Blor. Drăcovenia face să avem absolut totul aici," zise lombar încruntat. Cum adică, domnule?" Cum aș putea să știu? Probabil că e vorba de o farsă. Conform planului, vom rămâne abandonați aici, nimeni nu va da atenție semnalelor noastre, etc. Probabil că celor din sat li s-a spus că va fi o întrecere. Sau mai știu eu ce poveste idiotă." Și crezi că oamenii ar crede asta?" întrebă Blor, plin de îndoială. E mai ușor decât îți poți imagina, răspunse Lombar pe un ton neutru. Dacă sătenilor li s-a spus că insula va fi complet izolată până când misteriosul Owen și-ar fi omorât în tăcere oaspeții, crezi că ar fi crezut? Sunt momente când nici mie nu vine a crede, zise doctorul Armstrong. Și totuși... Și totuși acesta este purul adevăr, completă Philip Lombard, dezvelindu-și dinți într-un zâmbet larg. Ai pus punctul pe ei, doctore?" Blor, care se uita în jos spre apă, întrebă. Nimeni nu s-ar fi putut cățăra până aici, nu-i așa?" Am strângdădut din cap că nu. Mă îndoiesc, e destul de abrupt. Și chiar dacă ar fi făcut-o unde s-ar fi putut ascunde?" S-ar putea să fie o gaură în stânci," spuse Blor. Dacă am fi avut o barcă, am fi putut face în conjorul insulei." zise Blor. Dacă am fi avut o barcă, am fi deja la jumătatea drumului spre uscat. Îl readuse lombar cu picioarele pe pământ. Așa e, domnule. Dar am putea să cercetăm aceste stânci, zise lombar pe neașteptate. E un singur loc unde ar putea exista un mic golf, un pic mai la dreapta de aici. Dacă facem rost de o frânghie, m-ați putea coborâ pe mine să arunc o privire. Se prea poate, fu de acord Blor deși pare absurd la prima vedere. Mă duc să văd dacă găsesc ceva. Apoi porni cu pas grăbit spre casă. Lombard se uita spre cer. Norii începuseră să se adune. Vântul creștea în intensitate. Se uită spre Armstrong și îi zise Ești foarte tăcut, doctore, la ce te gândești?" Mă gândeam la măcartur. La cât de departe ar putea merge cu nebunia lui?" Rosti Armstrong încet. 4. Vera fusese neliniștită toată dimineața. O evitase pe Emily Brand cu o neașteptată versiune. iar domnișoara Brand se așezase și ea într-un colț al casei ca să se ferească de vânt. Stătuse acolo și croșetase tot timpul. Ori de câte ori se gândea la ea, Vera avea în fața ochilor imaginea unei femei înnecate, palidă la față și cu alge încâlcite în păr. O față care fusese cândva frumoasă, nerușinat de frumoasă, probabil, și care inspira un sentiment mai presut de milă și teroare. Iar Emily Brand, placidă și virtuoasă, stătea și croșeta. Pe terasa principală, judecătorul Wargrave stătea cuibărit într-un scaun adânc. Avea capul îndesat parcă în gât. Ori de câte ori se uita la el, Vera vedea un bărbat în boxa acuzaților, un tânăr cu părul blond și ochii albaștri, cu fața înspăimântată și uimită. Era Edward Seaton, iar în imaginația ei vedea mâna uscată a judecătorului punându-i un sac negru pe cap și pronunțând sentința. După un timp, Vera ieși să se plimbe agale spre mare. Merse spre partea abruptă a insulei, acolo unde un bătrân sătea în picioare și privea în largul mării. Generalul MacArthur tresări când o văzu apropiindu-se. Întoarse capul, iar Vera citi pe fața lui neliniștea și curiozitatea. O luă prin surprindere. Bătrânul se uita lung la ea, preț de câteva clipe. Ce ciudat, își zise ea. E ca și cum ar ști. A, dumneata ești, zise el. Ai venit. Vera se așeză lângă el și îl întrebă. Vă face plăcere să stați pe malul mării? Bătrânul aprobă cu o mișcare ușoară a capului. Da, răspunse el, e plăcut. E un loc bun, după părerea mea, ca să stai și să aștepți. Să aștepți? întrebă Vera brusc. Ce așteptați? Sfârșitul, răspunse el liniștit. Dar cred că știi acest lucru, nu-i așa? E adevărat, nu-i așa? Cu toții ne așteptăm sfârșitul. Ce vreți să spuneți?" întrebă Vera neliniștită. Generalul MacArthur răspunse cu vocea gravă. Niciunul dintre noi nu va mai părăsi insula. Acesta este planul. Știi asta, deci sigur, la fel de bine ca și mine. Ceea ce probabil nu poți înțelege este de unde îmi vine ușurarea. Ușurarea? Întrebă mirată Vera. Da, răspunse el. Bineînțeles că ești foarte tânără n ai ajuns încă să cunoști acest sentiment. Dar este firesc. Vine cu timpul. Binecuvântatul sentiment de ușurare că ai terminat-o cu toate, că nu trebuie să mai porți cu tine povara. O să ajungi să simți și tu asta la un moment dat. Nu înțeleg despre ce vorbiți, rosti Vera cu vocea gătuită. Începu să-și frământe mâinile. Pe neașteptate i se făcut teamă de bătrânul ofițer. Vezi, dumneata, continuă el gânditor. Eu am iubit-o pe Leslie. Am iubit-o foarte mult. Leslie era soția dumneavoastră? Întrebă Vera. Da, soția mea. O iubeam și eram foarte mândru de ea. Era atât de frumoasă, atât de plină de viață. Da, o iubeam pe Leslie, continuă el după o scurtă pauză. De aceea am și făcut ceea ce am făcut. Adică? Ezită Vera. Generalul MacArthur în cuvință, înclinând ușor capul. N-are sens să mai nega acum. Nu acum. Când vom muri cu toții. L-am trimis pe Richard la moarte sigură. Bănuiesc că, într-un anumit sens, a fost o crimă. Curios lucru. O crimă. Iar eu am fost întotdeauna un om însetat de dreptate și de lege. Dar în acel moment nu mi s-a părut așa. Nu am avut regrete. O merită nenorocitul. Asta mi-am spus. Însă după aceea... Ei bine, după aceea, întrebă aspru Vera. Pătrânul scutură vag din cap. Părea uimit și puțin neatent. Nu știu. Nu, nu mai știu. Toate s-au schimbat. Vezi, dumneata, nu știu dacă Leslie a bănuit vreodată. Nu cred. Dar n-am știut niciodată prea multe despre ea. A plecat undeva unde n-a mai putut-o ajunge. Apoi a murit, iar eu am rămas singur. Singur, singurel, zise Vera, iar ecoul vocii ei se întoarse la ea dinspre stânci. Iar dumneata vei fi fericită când totul se va termina, zise generalul MacArthur. Vera se ridică în picioare. Nu știu ce vreți să spuneți, strigă ea. Știu, copila mea, știu zise bătrânul. Nu știți nimic, nu înțelegeți nimic. Generalul MacArthur își îndreptă din nou privirea spre mare. Părea că nu și mai aduce aminte de Vera, care se afla lângă el. Leslie? Șopti el cu vocea blândă. 5. Când Blor se întoarse dinspre casă cu o frânghie încoloscită în jurul brațului, îl găsi pe Armstrong exact în locul în care îl lăsase, privind în hăul de la picioarele lui. Unde este lombar?" întrebă Blor respirând greu. A plecat să verifice nu știu ce teorie," răspunse neatent Armstrong. Se întoarce imediat." Uite ce Blor, sunt îngrijorat. Nu ești singurul care își face griji." Doctorul dădu nerăbdător din mână. Desigur, desigur, nu asta am vrut să spun. Mă gândeam la bătrânul măcartur. Ce e cu el, domnule?" Doctorul Armstrong rosti pe un ton autoritar. Noi căutăm un om nebun. Ce șanse are MacArthur să devină suspectul principal? Vrei să spui că el este criminalul? Întrebă neîncrezător Blur. N-ar fi trebuit să spun asta, replică Armstrong gânditor. Nu, nu m-am gândit serios la asta, dar desigur nu sunt specialist în boli mentale. N-am discutat niciodată cu el, nu l-am studiat din acest punct de vedere. Dus de-a da, zise Blor neîncrezător, dar n-aș zice că este... Armstrong interveni, făcând un ușor efort, ca și cum ar fi încercat să-și vină în fire. Eh, probabil că ai dreptate. La naiva, cu siguranță, e cineva ascuns pe insulă. Ah, iată-l pe lombar. În frânghia cu grijă. O să încerc să mă țin de stânci, le zise lombar. Aveți grijă ca nu cumva să se întindă brusc frânghia. După câteva clipe, în timp ce urmăreau coborârea lui Lombar, Blor zise Se cățără ca o pisică, nu-i așa? Era ceva bizar în vocea lui. Aș zice că a făcut ceva alpinism la viața lui, afirmă Armstrong. Probabil. După un moment de tăcere, fostul inspector de poliție zise E un individ ciudat, știi ce cred eu? Ce? Nu e de partea celor buni. Cum adică? întrebă neîncrezător Armstrong. Blor își, dese, își drese vocea, apoi explică. Nu știu exact, dar nu mi inspiră prea multă încredere. Cred că a dus o viață aventuroasă, zise doctorul. Pun pariu că unele dintre aventurile sale trebuie ținute secrete. Dumneata e un revolver? Întrebă Blor după o scurtă pauză. Armstrong se uită la el. Eu? Doamne Dumnezeule, nu! La ce mi-ar folosi? Dar domnului Lombard la ce ar folosi?" întrebă Blor. Pănuiesc că l-are cu el din obișnuință." Blor strâmbă din nas. Frânghia se mișcă. Timp de câteva momente simțiră greutatea care atârnă la celălalt capăt al frânghiei. Imediat ce strânsoarea se relaxă, Blor constată. Sunt obiceiuri și obiceiuri." Domnul Lombard ia cu el revolverul când merge în zone mai puțin sigure." ceea ce e perfect normal, și un termos, un sac de dormit și insecticid, însă obișnuința nu l-ar face să ia același echipament aici, pe insulă. Numai în cărți oamenii iau cu ei revolvere din obișnuință, fără vreun motiv concret. Doctorul Armstrong clătină din cap uimit. Se aplecară și se uitară după lombard. Cerceta pe îndelete și atunci se convinse odată în plus că explorarea lor nu era de niciun folos. Imediat ajunse din nou sus pe stâncă. Își șterse broboanele de transpirație de pe frunte. Ei bine, zise el, am terminat. Fie se ascunde în casă, fie nu e nimeni pe insulă. 6. Casa a fost cercetată cu ușurință. Verificarea mai întâi clădirile adiacente, apoi trecură la clădirea propriu-zisă. Metrul doamnei Rogers, pe care îl găsiră în bucătărie, le fu de ajutor. Dar nu era niciun spațiu care să nu fie vizibil. Totul era simplu și direct, parte dintr-o structură lipsită de unghiere secrete. Începură cu parterul. În timp ce urcau spre dormitoare, îl văzură pe Rogers ducând spre terasă o tavă cu cocktailuri. Ce ființă extraordinară servitorul ăsta!" își continuă îndatoririle de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, constată Philip Lombard. Rogers este un valet de primă clasă, zise Armstrong cu admirație. Iar soția lui era o bucătăreasă excelentă, spuse Blor. Cina de seară se îndrepta spre primul dormitor. După cinci minute se întoarseră în coridor. Nu se ascundea nimeni. Nu exista niciun loc în care s-ar fi putut ascunde cineva. Uite o scăriță aici," zise Blor. Duce spre camera servitorilor," explică Armstrong. Trebuie să existe o ascunzătoare sub acoperiș. Pentru un rezervor de apă," spuse Blor. E cea mai bună șansă pentru noi. Și singura de altfel." Și atunci când stăteau pe coridor, auziră un sunet deasupra lor. De sus se auzi ceva, ca un zgomot ușor de pași. Toți auziră acest sunet. Armstrong îl la pucă pe blor de braț. Lombar le făcu semn să nu facă gălăgie. Liniște! Ia ascultați! Sunetul se auzi din nou. Cineva se mișca deasupra lor, încet, pe furiș. Se aude din dormitor, șopti Armstrong, din camera unde se află corpul neînsuflețit al doamnei Rogers. Bineînțeles, șopti Blor, cea mai bună ascunzătoare. Nimeni nu ar intra acolo. Acum, haideți să verificăm. Mergeți cât de încet puteți. Apoi se furișeară pe scări în sus. În fața ușii se opriră din nou. Da, era cineva în cameră. Din cameră se auzea un scârțit ușor. Acum șopti blor. Deschise larg ușa și se năpusti înăuntru, iar ceilalți doi îl urmară imediat în spatele lui. Apoi toți trei rămaseră împietriți. În cameră era Rogers, cu brațul plin de haine. 7. Blor își reveni primul. Ne cerem scuze, Rogers," îi zise el. Am auzit niște zgomote și venind de aici ne-am gândit că, ei bine, se opri." Îmi pare rău, domnilor," spuse Rogers. Îmi mutam lucrurile de aici. Pănuiesc că nu aveți nimic împotrivă dacă o să ocup una dintre camerele de oaspeți goale de la etajul de jos. Cea mai mică dintre camere." vorbise uitându-se la Armstrong, așa că Armstrong îi și răspunse. Bineînțeles, bineînțeles, așa să faci. Evită să se uite spre silueta întinsă pe pat, acoperită cu un cearșaf. Mulțumesc, domnule, zise Rogers. Rogers ieși din cameră cu brațul plin cu lucrurile personale, apoi coborâ la etajul de jos. Armstrong se duse spre pat și, ridicând cearșaful, se uită la fața liniștită a femeii moarte. Teama dispăruse. Nici o expresie. Mi-ar fi plăcut să am trusa cu mine. M-ar fi interesat să știu ce medicament a fost folosit. Apoi se întoarse spre ceilalți doi bărbați. Haideți să ne terminăm treaba. Deja simt că nu o să descoperim nimic. Blor se lupta cu zăvorul unui dulap. Individul acesta se mișcă foarte repede. Acum vreo două minute l-am văzut în grădină nici unul dintre noi nu l-a auzit urcând scările. De aceea am și presupus că este cineva în această cameră, zise Lombar. Blor dispăru într-un întuneric cavernos. Lombar scoase o brichetă din buzunar și intră după el. După cinci minute, cei trei bărbați se aflau pe un palier mai înalt și se uitau unii la alții. Erau murdari și plini de pânze de păianjen, iar fețele le erau grave. Nu se mai afla nimeni altcineva pe insură, erau doar ei opt. Sfârșitul capitolului 8 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 9 1. Așadar ne-am înșelat, zise Lombar. Ne-am înșelat amarnic. Am construit un hățiș de superstiții și fantezii doar pentru că s-a întâmplat să moară doi oameni aproape în același timp. Și totuși, argumentația stă în picioare, constată Armstrong cu gravitate. Mă pricep la sinucideri, iar Anthony Marston nu era genul de sinucigași. Se poate să fi fost vorba despre o moarte accidentală? întrebă lombar neîncrezător. Blor Pufni nu era convins că era posibil așa ceva. Ale naibii accidente ciudate mai sunt, mărmâi el. Apoi se opri un moment. În legătură cu această femeie, continuă el, apoi se opri din nou. Doamna Rogers? Da. Este posibil să fi fost vorba doar de un accident în cazul ei? Accident? În ce sens?" întrebă Filip Lombar. Blor părea oarecum stânjenit. Fața lui roșie ca sfecla deveni și mai închisă la culoare. Apoi vorbi aproape scuipând cuvintele. Uite ce e, doctore. Îți aduce aminte că i-a dat niște leacuri, nu?" Armstrong se uită fix la el. Niște leacuri? Ce vrei să spui? Aseară ai spus că-i vedea ceva care o va ajuta să doarmă. A, ah, la asta te referi. Era vorba doar despre un sedativ nevinovat. Ce era mai precis? I-am dat o doză ușoară de trional, un preparat complet inofensiv. Blor se făcu și mai roșu la față. Uite ce e, ca să lămurim lucrurile, nu i-ai dat o supradoză, nu-i așa? Nu știu despre ce vorbești, replică doctorul Armstrong supărat. E posibil, nu-i așa, să fi făcut o greșeală, se mai întâmplă și astfel de lucruri. N-am ni făcut nimic de acest fel, contracară Armstrong tăios. Ceea ce sugerezi dumneata este absurd. Se opri, apoi adăugă pe un ton ironic. Sau sugerez că i-am dat intenționat o supradoză? Uite ce e, interveni în lombar imediat. Trebuie să vă păstrați cu firea. Haideți să nu aruncăm cu acuzații în dreapta și în stânga. Eu am sugerat doar că doctorul ar fi putut greși, afirmă Blor îmbufnat. Doctorul Armstrong făcu un efort să zâmbească. Apoi, zise dezvelindu-și dinții într-un zâmbet oarecum melancolic. Doctorii nu își permit să facă astfel de greșeli, dragă prietene. Blor rosti în mod deliberat. N-ar fi prima pe care ai face-o dacă ar fi să ne luăm după ce a spus gramofonul. Armstrong se albi la față. Filip Lombar îi zise nervos lui Blor. La ce ți folosește să ataci în felul acesta? Suntem toți în această barcă. Trebuie să rămânem împreună. Dar cu sperjurul dumitale cum rămâne? Blor făcu un pas în față cu pumnii strânși. Apoi zise cu voce guturală. Sperjur pe naiba! E o minciună sfruntată. Puteți încerca să-mi închideți gura, domnule Lombar, însă sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le știu despre dumneata. Lombar ridică din sprâncene. Despre mine? Vreau să știu de ce ți-ai adus revolverul într-un loc atât de plăcut. Chiar vrei să știi, nu-i așa? Da, domnule Lombar. Știi, Blor, nu ești chiar atât de prost precum pari, zise Lombar pe neașteptate. Tot ce se poate, acum spunem despre revolver. Lombar zâmbi. L-am luat cu mine pentru că bănuiam că o să intru în vreo încurcătură. Nu ne-ai spus nimic despre asta seara trecută, constată bănuitor Blor. Lombar făcu un semn din cap că nu. Ascundeai de noi acest lucru? Insistă Blor. Într-un fel, da, zise Lombar. Ei bine, ai șansa să ne spui acum. Lombar vorbi rar. V-am lăsat să credeți că am fost invitat aici așa cum ați fost și voi ceilalți. Nu este chiar adevărat. De fapt, am fost abordat de un băiat evreu pe nume Morris. Mi-a oferit o sută de guinee să vin aici și să fiu cu ochii în patru. Mi-a spus că am reputația de a fi omul potrivit la locul potrivit atunci când apar probleme. Și? Îl întrerupse blor nerăbdător. Și asta e tot, zise Lombar zâmbind. Dar cu siguranță că ți-a spus mai mult de atât, interveni doctorul Armstrong. Oh, nu, nu mi-a spus. A fost tăcut ca un pește. Aveam două variante: să accept sau să refuz. Acestea au fost cuvintele lui. Nu m-am lăsat intimidat, așa că am acceptat. Blor nu părea convins. De ce nu ne-ai spus acest lucru aseară? întrebă el. Dragul meu, Începu Lombard ridicând de loc din numeri. De unde era să știu dacă nu cumva tocmai în timpul celor întâmplate aseară trebuia să intervin? Așa că am mers pe burte și m-am dat drept un oaspete. Dar acum ești de altă părere? Întrebă doctorul Armstrong cu șiretenie. Fața lui Lombard se întunecă și se înăspri dintr-o dată. Da, acum cred că sunt în aceeași situație cu toată lumea. Cele 100 de guinei au reprezentat doar cașcavalul cu care domnul Owen m-a prins în capcană, alături de toți ceilalți. Pentru că suntem prinși într-o capcană, zise el. Pot băga mâna în foc pentru asta? Moartea doamnei Rogers, cea a lui Tony Marston, figurinele care dispar de pe suportul din mijlocul mesei? O, da, e evident că mâna lui Owen e prezentă peste tot. Chiar așa. Unde naiba este acest domn Owen? Jos, gongul suna slab o chemare solemnă la prânz. 2. Rogers stătea lângă ușa sălii de mese. Când cei trei bărbați coborâre scara, valetul se mută cu vreo doi pași mai în față. Sper că prânzul va fi pe placul dumneavoastră," zise el cu voce joasă și neliniștită. Avem la masă șuncă și limbă rece și am fiert niște cartofi. De asemenea, mai avem brânză, biscuiți și fructe conservate. Sună bine, zise Lombar. Așadar că sunt pline. Este mâncare din belșug, domnule, și o mulțime de conserve. Cămara e foarte bine aprovizionată. E o necesitate, aș zice, ținând cont de faptul că oricând insula poate fi izolată de uscat pentru o perioadă lungă de timp. Lombard dădu afirmativ din cap. Sunt îngrijorat că Fred Naracot n-a venit astăzi," murmură Rogers, intrând în cameră după cei trei bărbați. Este o adevărată nenorocire, ca să zic așa." Da," zise Lombard, o adevărată nenorocire. Ai descris foarte bine situația." În cameră intră domnișoara Brent. Tocmai scăpase un ghem de lână și acum căuta capătul firului să-l strângă la loc. Se schimbă vremea, constata ea în timp ce se așeza pe scaun. Vântul bate cu putere, iar marea este agitată. Judecătorul Wargrave intră și el în cameră. Mergea cu pași mărunți și măsurați. Pe sub sprâncenele stufoase le aruncă priviri scurte celorlați oaspeți care erau așezați la masă. Ați avut o dimineață foarte activă, le zise el. În vocea lui se simțea o ușoară plăcere răutăcioasă. Vera Clayton intră grăbită în cameră. Respira sacadat. Sper că nu m-ați așteptat am întârziat? Nu ești ultima, zise domnișoara Brent. Generalul n-a venit încă. Se așezară la masă. Rogers îi se adresă domnișoarei Brent. Să vă servesc, doamnă, sau mai așteptați?" Generalul MacArthur se află chiar pe malul mării," explică Vera. Mă îndoiesc că a auzit gongul și, în plus, mi se pare puțin că am distrat astăzi," zise Vera, ezitant. Mă duc să-l anunț că e gata prânzul," se oferi Rogers imediat. Doctorul sări imediat de la locul lui. Lasă că merg eu, dumneavoastră puteți să începe să mâncați." Apoi plecă din cameră. În spatele lui, Armstrong îl auzi pe Rogers întrebând Ce preferați, doamnă, șuncă sau limbă? 3. Cei cinci oameni care stăteau în jurul mesei nu găsiră prea multe subiecte de conversație. De afară se auzeau în răstimpuri rafale de vânt. Vine furtuna, zise Vera simțind că o străbate un fior. Blor dădu provoatori din cap, apoi, începu să povestească. Ieri, în trenul de la Plymouth, un bătrân zicea că se apropie furtuna. E uimitor felul în care lupii ăștia de mare se pricep să prevestească vremea. Rogers era lângă masă și strângea farfuriile pe care i stătuse carnea. Se opri brusc cu farfuriile în mână, apoi zise cu o voce înfricoșată, Alargă cineva pe terasă!" Ascultară cu toții dinspre terasă se auzeau niște pași. Într-un minut știură despre ce era vorba. Știură chiar înainte de a-li se spune. Ca la o comandă, se ridicară toți în picioare. Apăru Armstrong cu respirația tăiată. Generalul MacArthur e mort!" izbucni Vera. Da, e mort!" confirmă Armstrong. În cameră se așternu o tăcere apăsătoare. Cei șapte oameni se uitară unul la altul dar nu găsiră niciun cuvânt pe care să și-l adreseze. 4. Furtuna izbucni chiar când aduseră în casă corpul bătrânului. Rămaseră toți în hol. Când începu ploaia, se auzi dintr-o dată un ropot puternic. În timp ce Blor și Armstrong urcau scările cu povara, Vera Clayton se întoarse brusc în sala de mese. În cameră, totul era exact ca mai înainte. Desertul era neatins pe bufetul de lângă masă. Vera se duse direct la masă. Era acolo când Rogers intră încet în cameră. Dădu să iasă când o văzu. O, domnișoară, venisem doar să mă asigur cu o voce puternică și aspră, care o surprinse chiar și pe ea, Vera zise, Ai dreptate, Rogers, uită-te și tu dacă vrei. Au rămas doar șapte?" Generalul MacArthur fusese așezat pe patul din camera sa. După ce îl examinară sumar, Armstrong plecă din cameră și se întoarse în sufragerie. Toți ceilalți erau adunați acolo. Domnișoara Brent tricota. Vera Clayton se uita neliniștită pe geam la ropotele de ploaie. Blor era așezat pe un scaun cu mâinile pe genunchi. Lombar se plimba fără astâmpări prin cameră. În celălalt capăt al camerei, îl zări pe judecătorul Wargrave așezat într-un fotoliu. Moțăia. Ei bine, doctore, ce ne poți spune? Armstrong era palid. Nu intră în discuție un infarct sau ceva de genul acesta. Măcartor a murit în urma unei lovituri în ceafă, aplicată cu un colac de salvare sau orice altceva de aceeași greutate. Camera se umplu de murmurul vocilor, însă vocea judecătorului se distingea cel mai bine. Ați găsit arma crimei?" Nu." Cu toate acestea, ești sigur de observațiile dumitale? Da, sunt foarte sigur. În cazul acesta știm exact unde ne aflăm, afirmă judecătorul cu voce calmă. Nu mai era nicio îndoială cu privire la persoana care preluase controlul situației. Toată dimineața, Wargrave stătuse ghemuit în scaunul său de pe terasă, într-o stare de totală inactivitate. Acum se erijase în conducătorul grupului, cu naturalețea pe care ți-o dă o viață de judecător. Fără îndoială, prezida lucrările curții. Drăgându-și vocea, vorbi din nou. <coughs> în această dimineață, domnilor, în timp ce stăteam pe terasă, v-am observat cu atenție acțiunile. Nu încape îndoială care era scopul lor cercetați insula pentru a descoperi un criminal necunoscut care s-ar putea ascunde pe undeva, nu-i așa? Aveți dreptate, domnule, răspunse Filip Lombard. Judecătorul continuă. Fără îndoială, ați ajuns la aceeași concluzie la care am ajuns și eu, și anume că Anthony Marston și doamna Rogers nu au murit de o moarte accidentală și nici nu s-au sinucis. Cu siguranță că ați ajuns la o anumită concluzie în privința motivului pentru care domnul Owen ne-a atras aici pe insulă. E un nebun, un maniac, zise Blor cu voce răgușită. Fără îndoială, dar asta nu schimbă în niciun fel datele problemei. Principala noastră preocupare este să ne salvăm pielea. Nu e nimeni altcineva pe insulă, spuse doctorul cu voce tremurândă. Vă garantez, nimeni altcineva! Judecătorul își mângâie bărbia. În felul la care te referi dumneata, nu. Am ajuns la această concluzie azi dimineață. V-aș putea spune că toate căutările voastre sunt inutile. Totuși, sunt convins că acest domn Owen, ca să folosesc numele pe care l-a adoptat, se află pe această insulă. Sunt sigur de asta. Conform planului în cauză, care este exercitarea justiției asupra indivizilor care se fac vinovați de crime ce nu pot fi aduse în fața justiției, există un singur fel în care se poate face dreptate. Domnul Owen putea veni pe această insulă doar într-un singur fel. E cât se poate declar, domnul Owen este unul dintre noi. 6. Oh, nu! Era Vera cea care izbucnise scoțând un strigăt asemenea unei tânguiri. Judecătorul îi aruncă o privire scrutătoare. Draga mea, nu e momentul să refuzăm să privim adevărul în față. Suntem cu toții în pericol de moarte. Unul dintre noi este U.N. Owen. Dar nu știm cine anume. Dintre cei 10 oameni care au venit pe insulă, Trei sunt cu certitudine în afara oricărei suspiciuni. Anthony Marston, doamna Rogers și generalul MacArthur. Au mai rămas șapte. Dintre noi șapte, unul este fără îndoială un fals negru mititel, ca să zic așa. Se opri, apoi se uită în jur. Să înțeleg că sunteți de acord cu mine? Este absolut fantastic, dar cred că aveți dreptate, zise Armstrong nu încape pe îndoială și cred că am o idee în privința asta, spuse Blor. Judecătorul Wargrave îl opri cu o mișcare bruscă a mâinii, apoi rosti încet. O să ajungem și acolo imediat. Pentru moment, nu doresc decât să stabilesc dacă ne-am înțeles sau nu în privința acestor elemente. Emily Brent, care încă mai tricota, întrebă. Argumentația dumneavoastră pare logică. Sunt de acord că unul dintre noi este posedat de diavol. Nu pot să cred, nu, nu pot să cred, murmură Vera. Lombar? întrebă Wargrave. Da, domnule, sunt absolut de acord. Judecătorul dădu satisfăcut din cap. Acum, haideți să examinăm dovezile, zise el. Pentru început, avem motive să credem că vreunul dintre noi este vinovat? Domnule Blor, cred că dumneata avea ceva de spus. Blor trase cu putere aer în piept, apoi începu. Lombar are la el un revolver. Nu ne-a spus adevărul la seară și a recunoscut acest lucru. Filip Lombar zâmbi disprețuitor. Cred că ar trebui să vă explic din nou, zise el. Ceea ce și făcut spunându-și din nou, succint povestea. Cum poți dovedi că este adevărat ceea ce ai spus? Întrebă imediat Blor. Nu există nicio dovadă cu care să se confirme spusele dumitale. Judecătorul își drese glasul. Din păcate, zise el, toți suntem în aceeași situație. Ca să ne apărăm, nu avem decât cuvintul nostru în apărarea noastră. Se aplecă puțin în față și continuă. Niciunul dintre dumneavoastră nu și-a dat seama cât de neobișnuită este situația în care ne aflăm. După părerea mea, putem acționa într-un singur fel. Există cineva care poate fi eliminat de pe lista suspecțiilor pe baza dovezilor pe care le deține? Eu, eu sunt un profesionist foarte cunoscut, zise doctorul Armstrong. Simplul fapt că aș putea fi bănuit de din nou un gest al judecătorului îl opri pe vorbitor să-și termine pledoaria. Judecătorul afirmă cu vocea sa ajoasă și clară. Și eu sunt un profesionist recunoscut. Dar, dragul meu domn, acest lucru nu dovedește nimic. Sunt destui doctori care au nebunit, ca și judecători de altfel. Tot așa, adăugă el uitându-se la blor, putem spune că avem un polițist printre noi. Oricum, zise Lombard. Presupun că femeile pot fi scoase de la început de pe lista suspecților. Judecătorul ridică mirat din sprâncene, apoi zise cu vocea sa acidă pe care o cunoșteau atât de bine. Să înțeleg că după părerea dumitale femeile nu sunt afectate de manii criminale? Nu am spus asta, replică lombar, iritat, dar oricum e greu de crezut. Apoi se opri. Judecătorul Wargrave, cu aceeași voce slabă și clară, i se adresă lui Armstrong. Bănuiesc, domnule Armstrong, că o femeie ar fi capabilă, din punct de vedere fizic, să îi administreze o lovitură ucigașă sărmanului MacArthur. Perfect capabilă, răspunse doctorul Armstrong, dacă ar fi avut arma potrivită, de exemplu un baston de cauciuc sau o bâtă. N-ar fi fost nevoie de multă forță? Deloc! Judecătorul își roti gâtul de țestoasă. Celelalte două morți au survenit ca rezultatul administrării unor medicamente. Iar acest lucru, fără îndoială, poate fi pus în practică cu un minim de efort fizic. Cred că nu sunteți în toate mințile, țipă Vera. Ochii judecătorului se întoarse încet, până când privirea e căzut pe Vera. era privirea de gheața cuiva obișnuit să cântărească oamenii. Vera își zise în gând, mă privește ca pe un specimen de laborator. Și gândul o lovi ca o revelație. Nu mă place prea mult. Cântărindu-și bine cuvintele, judecătorul zise, Draga mea doamnă, încearcă te rog să-ți ții sentimentele în frâu. Nu te acuz de nimic. Apoi, înclinându-și capul către domnișoara Brent, continuă. Domnișoară Brent, sper că nu vă simțiți ofensată de faptul că suntem cu toții considerați suspecți. Emily Brent tricota. Nu își ridică privirea, însă răspunse cu detașare în voce. Ideea că aș putea fi acuzată că am luat viața unei ființe umane, ca să nu mai spun a trei ființe umane, este desigur absurdă pentru oricine știe ce fiream. Dar ținând cont că nu ne cunoaștem unii pe alții în situația de față, îmi dau seama că nimeni nu poate fi exclus, în absența unor dovezi solide. Se află, așa cum am mai afirmat, un diavol printre noi. În cazul acesta ne-am înțeles, concluzionă judecătorul. Nimeni nu poate fi exclus numai pe baza caracterului sau opoziției pe care o ocupă. Dar Rogers? întrebă lombar. Judecătorul se uită la el fără să clipească. Ce e cu el? Ei bine, după părerea mea, Rogers poate fi exclus. Pe ce criterii? Întrebă judecătorul. Nu pare capabil, intelectual vorbind, să pună la punct un asemenea plan, zise lombar. Și în plus, soția lui este una dintre victime. Sprâncenele judecătorului se ridicară din nou amirare. Pe vremea când eram judecător tinere, au venit în fața mea mai mulți bărbați asupra cărora plana acuzația că și-au ucis soțiile, iar unii dintre ei chiar au fost găsiți vinovați. Oh, sunt de acord! E perfect plauzibil ca un soț să-și ucidă soția. Aproape firesc, aș spune, dar nu mi se pare că Rogers ar fi un astfel de om. Pot crede că Rogers și-a ucis soția pentru că s-a speriat că l-ar putea da de gol sau pentru că nu mai plăcea sau pentru că voia să se căsătorească poate cu o femeie mai tânără. Dar nu mi-l imaginez deloc în postura nebunului justițiar care își ucide soția ca pedapsă pentru o crimă pe care au comis-o împreună. Ei de bune bârfele, zise judecătorul Wargrave. Nu știm dacă Roger s-a complotat cu soția sa pentru a o ucide pe doamna pentru care lucrau. S-ar putea ca această afirmație să fi fost făcută tocmai pentru a ne face pe noi să credem că este în aceeași situație ca și noi. Spaima care a cuprins-o pe doamna Rogers aseară s-ar fi putut datora faptului că își dăduse seama că soțul ei înnebunise. Ei bine, dacă așa vreți să credeți, zise Lombar, U.N. este unul dintre noi, fără nicio excepție. Cu toții ne calificăm pentru acest rol. Din punctul meu de vedere, nimeni nu poate fi exclus pe baza caracterului, poziției sau probabilității. În momentul de față, ne gândim dacă poate fi cineva exclus pe baza faptelor. Pe scurt, e cineva care n-ar fi putut să-i administreze ceanurile lui Anthony Marston și o supradoză de somnifere doamnei Rogers sau care să nu fi avut ocazia să-l lovească mortal pe generalul MacArthur? Fața lui Blor se lumină brusc. Se aplecă înainte. Acum mai veniți de acasă, domnule. Asta e. Haideți să analizăm mai atent acest aspect. În privința tânărului Maston, nu cred că mai e ceva de făcut. Deja s-a sugerat că cineva din afara camerei i-a strecurat o travă în paharul din care băuse, înainte de a-și-l umple pentru ultima oară. De fapt, cineva din camera ar fi putut face acest lucru cu mai mare ușurință. Nu mă amintesc dacă Rogers era în cameră, însă oricare dintre noi ar fi putut o face. Se opri puțin apoi continuă. Acum, să trecem la doamna Rogers. Oamenii care ies cel mai bine în evidență sunt soțul ei și doctorul. Fiecare dintre ei ar fi putut o face cât ai clipi din ochi. Armstrong sări în picioare, Tremura din toate încheieturile. Obiectez, este de neconceput. Jur că doza de somnifer pe care i-am dat-o era perfect, doctore Armstrong. Vocea slabă și tăioasă îl convinse. Doctorul se opri brusc chiar în mijlocul frazei. Vocea slabă și rece continuă. Indignarea dumitale este perfect normală. Cu toate acestea, trebuie să recunoști că așa cum arată lucrurile în momentul de față, aceasta este o concluzie logică. Fie dumneata, fie Rogers, i-ați fi putut da o doză fatală foarte ușor. Haideți să ne ocupăm și de celelalte persoane care au fost de față. Ce șanse aveam eu, inspectorul Blor, domnișoara Brent, domnișoara Clayton, domnul Lombard, să-i administreze o travă? Poate cineva dintre noi să fie exclus cu mâna pe inimă? Cred că nu, zise el după o scurtă pauză. Eu n-am fost în apropierea femeii, interveni Vera scoasă din fire. Toată lumea ar putea jura acest lucru. Judecătorul Wargrave așteptă puțin, apoi zise. Din câte mi amintesc eu, lucrurile se prezintă astfel. Vă rog să mă corectați dacă memoria îmi joacă feste. Doamna Rogers a fost ridicată de jos și așezată pe canapea de Anthony Marston și de domnul Lombard. Apoi, Doctorul Armstrong s-a dus la ea să o consulte. Tot el l-a trimis pe Rogers după un pahar de brandy. Cineva a întrebat ceva referitor la locul din care provenea vocea. Cu toții am mers în camera alăturată, în afară de domnișoara Brent, care a rămas în această cameră, singură cu femeia inconștientă. Obrajii domnișoarei Brent se îmbujurară brusc. Se opri din croșetat și zise, Este de-a dreptul revoltător!" Vocea slabă, dar fără milă, continuă. Când ne-am întors în cameră, dumneavoastră, domnișoară Brent, erați a plecat asupra femeii de pe canapea. De când ați ajutat semenii este o crimă? replică Emily Brent. Judecătorul lui răspunse. Eu nu fac decât să prezint faptele. Rogers a revenit în sufragerie cu paharul de brandy, în care, desigur, ar fi putut pune o travă înainte de a intra în cameră. Femeia a băut brandiul și imediat după aceea soțul ei și doctorul Armstrong au ajutat-o să se ducă la culcare în camera sa. Apoi, doctorul Armstrong i-a dat un sedativ. Așa s-au întâmplat lucrurile, confirmă Blor. Bineînțeles, iar asta face ca judecătorul, domnul Lombar și însumi, eu, și domnișoara Clayton să fim excluși. Vocea lui era puternică și triumfătoare. Judecătorul Wargrave, aruncându-i o privire distantă, murmură. A, ești sigur? Trebuie să luăm în calcul orice eventualitate." Blor se uită lung la el. Nu vă înțeleg," îi spuse. Sus, în camera sa," începu judecătorul Wargrave, Doamna Rogers stă în pat. Sedativul pe care i l-a dat doctorul începe să-și facă efectul. E aproape adormită și doar pe jumătate conștientă de ce se întâmplă în jurul ei. Să presupunem că la un moment dat cineva bate la ușa ei și acel cineva îi aduce, să zicem așa, o tabletă sau un hap cu mesajul. Doctorul va recomandat să luați asta. Chiar vă imaginați vreun moment că nu l-ar fi luat ascultătoare fără să stea pe gânduri? În cameră se așternută cerea. Blor își mișcă picioarele și se încruntă. Philip Lombar zise, Nu cred deloc povestea aceasta. În plus, niciunul dintre noi n-a părăsit această cameră decât după câteva ore. A urmat moartea lui Marston și toate celelalte. Ar fi putut să iasă cineva din dormitor mai târziu, răspunse judecătorul. Dar atunci Rogers ar fi fost și el în camera soției sale, obiectă Lombar. Nu, se înfierbântă doctorul Armstrong. Rogers era jos, strângea masa și făcea ordine în bucătărie. Oricine s-ar fi putut duce în camera femeii fără să fie văzut. Emily Brandt interveni. Sigur, doctore, în acel moment femeia probabil că dormea buștean sub influența sedativului administrat de dumneavoastră. Da, cel mai probabil. Dar nu sunt absolut sigur. Nu ai cum să știi ce efect are un medicament asupra unei persoane dacă nu i-ai mai prescris de mai multe ori. Uneori, un sedativ își face mai greu efectul. Depinde de reacția fiecărui pacient la respectivul medicament. Eram sigur că vei zice asta, doctore, zise Lombar. Teoria este în favoarea dumitale. Fața lui Armstrong se întunecă din nou de mânie. Însă, din nou, Vocea slabă, rece și neutră îl împiedică să reacționeze. Nu ne alegem cu nimic dacă ne apucăm să ne acuzăm reciproc. Trebuie să ne axăm doar pe fapte. S-a stabilit, cred, că există posibilitatea ca lucrurile să se fi întâmplat în felul în care le-am prezentat. Sunt de acord că probabilitatea nu este foarte ridicată. Cu toate acestea, depinde cine ar fi putut fi această persoană dacă în cameră ar fi intrat domnișoarele Brent sau Clayton pentru a aduce fapta la îndeplinire, n-ar fi trezit nicio bănuială în mintea pacientei. Sunt de acord că dacă m-ar fi văzut pe mine, pe domnul Blor sau pe domnul Lombar, ar fi fost cel puțin neobișnuit, dar tot cred că ar fi luat medicamentul fără să-i fi trezit vreo bănuială. Și până la urmă, unde ajungem cu asta? întrebă Blor. 7. Judecătorul Wargrave, mângându și buzele imperturbabil și arătând aproape inuman, spuse Acum ne-am ocupat de cea de-a doua crimă și am ajuns la concluzia că niciunul dintre noi nu poate fi în afara oricărei bănuieli. După o scurtă pauză continuă. Trecem acum la moartea generalului MacArthur, Evenimentul s-a produs în această dimineață. Vă voi întreba pe fiecare dacă aveți un alibi pe care ni l-ați putea prezenta. În ceea ce mă privește, pot afirma că nu am niciun alibi valabil. Mi-am petrecut dimineața stând pe terasă și meditând la situația neobișnuită în care ne aflăm. Am stat pe scaunul de pe terasă întreaga dimineață până când am auzit gongul. Însă sunt sigur au existat momente în această dimineață când nu m-a văzut nimeni, când aș fi putut să mă duc să mă plimb spre mare, să lucid pe general și să mă reîntorc la locul meu. Este doar cuvântul meu care să sprijine afirmația că nu am plecat niciun moment de pe terasă. În condițiile de față, acest lucru nu este suficient. Avem nevoie de dovezi. Eu am fost cu domnul Lombar și cu doctorul Armstrong toată dimineața. Pot să depună mărturie. La un moment dat te-ai întors în casă pentru a aduce o frânghie, zise doctorul Armstrong. Bineînțeles că m-am dus. M-am dus direct în casă și apoi m-am întors imediat la voi. Ți-a luat ceva timp, făcu Armstrong. Bor se înroși. Ce naiba vrei să spui cu asta, doctore Armstrong? Armstrong repetă. Am spus doar că ai lipsit mult. A trebuit să caut o frânghie, nu așa? Nu-ți cade imediat în mână un colac de frânghie. Cât timp inspectorul Blor a lipsit, voi, domnilor, ați fost împreună? Întrebă judecătorul Wargrave. Armstrong răspunse cu ardoare. Bineînțeles, adică Lombard a lipsit câteva minute, dar eu am rămas pe loc. Lombard zise zâmbind. Am vrut să verific dacă se poate comunica printr-un sistem heliografic cu scatul. Vreau să găsesc cel mai potrivit loc. Am lipsit doar un minut, două. Am strâng de două aprovatori din cap și confirmă. Așa este. Nu suficient de mult pentru a comite o crimă, vă asigur. S-a uitat vreunul dintre voi la ceas, domnilor? Întrebă judecătorul. Păi nu. Filip Lombard zise. Eu nu aveam ceas. Un minut sau două reprezintă o exprimare vagă, rosti nepărtinitor judecătorul. Apoi își întoarse capul spre silueta din dreapta care avea lucrul de mână în poală. Domnișoară Brent? Emily Brent zise. M-am plimbat cu domnișoara Clayton pe piscul insulei. După aceea am stat pe terasă la soare. Nu mi-aduc aminte să vă fi văzut acolo, spuse judecătorul. Nu, am fost după colț în partea de est. Eram ferită de vânt acolo. Și ați stat acolo până la prânz? Da. Domnișoară Clayton? Vera răspunse prompt și clar. Am fost împreună cu domnișoara Brent în această dimineață. După aceea, m-am plimbat puțin. Apoi am coborât și am stat de vorbă cu generalul McArthur. La ce oră se întâmpla acest lucru? O întrerupse judecătorul Wargrave. Vera era pentru prima dată nesigură. Nu știu, cam cu o oră înainte de prânz, cred, sau poate mai devreme? Era înainte sau după ce am vorbit noi cu el? Întrebă Blor. Nu știu, zise Vera, el era cam ciudat. Corpul îi fost străbătut de un fior. În ce sens era ciudat, voi judecătorul să știe. Zicea că urma să moară, zise Vera încet. Zicea că și așteaptă sfârșitul. M-a cam speriat. Judecătorul de dă două afirmativ din cap. După aceea, ce ai făcut? Întrebă el. M-am întors în casă. Apoi, chiar înainte de prânz, am ieșit din nou și am urcat pe poteca din spatele casei. N-am avut astâmpăr astăzi. Judecătorul și-a atinse pieptul zicând. Mai rămâne doar Rogers deși mă îndoiesc că mărturia lui va contribui prea mult la încheta noastră. Rogers, adus în fața curții, a avut foarte puține de spus. Fusese ocupat toată dimineața cu treburile casnice și cu pregătirea prânzului. Preparase cocktailurile înainte de prânz, le dusese pe terasă, iar apoi urcase în camera de la mansardă să-și ia lucrurile de acolo nu se uitase deloc pe fereastră întreaga dimineață și nu văzuse nimic care să aibă în vreun fel legătură cu moartea generalului MacArthur. De asemenea, putea jura că atunci când punea masa, pe ea se aflau opt figurine de porțelan. După ce Rogers își încheie de poziția, în cameră se lăsă liniștea. Judecătorul Wargrave își drese glasul. Lombar murmură către Vera Clayton. Acum va trage concluziile. Judecătorul zise: <coughs> Am investigat cele trei morți cât de bine ne-a stat în putință. Deși uneori balanța inclină către anumite persoane, nu avem suficiente date pentru a formula acuzații sau pentru a declara că anumite persoane sunt în afara oricărei suspiciuni. Reiterez credința mea fermă că una dintre cele șapte persoane din această cameră este un criminal periculos și nebun. Nu avem nicio dovadă cu privire la identitatea acelei persoane. În momentul de față, tot ce putem face este să ne gândim la o modalitate de a comunica rapid cu scatul pentru a cere ajutor și, în cazul în care nu primim ajutorul imediat, ceea ce este foarte probabil ținând cont de starea vremii, la mijloacele pe care le putem adopta pentru a fi în siguranță. V-aș ruga să luați foarte în serios această cerere și să-mi dați orice sugestie vă vine în minte. Între timp, vă avertizez că trebuie să vă luați toate măsurile de siguranță pentru a vă proteja propria persoană. Până acum, criminalul a avut o sarcină ușoară, întrucât victimele sale nu bănuiau nimic. De acum încolo, însă este sarcina noastră să ne suspectăm unii pe alții. Suntem informați de pericol și încercăm să luptăm împotriva lui. Nu vă asumați niciun risc și fiți atenți la orice pericol. Acestea fiind spuse, am încheiat ce aveam de spus. Filip Lombar murmură în barbă. Curtea se retrage. Sfârșitul capitolului 9 aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 10 1. Vă vine să credeți? întrebă Vera. Ea și Filip Lombar stăteau sprijiniți pe marginea ferestrei de la sufragerie. Afară ploa cu găleata, iar vântul voia în rafale izbindu-se de ochiurile de geamuri. Filip Lombar își lăsă capul într-o parte înainte de a răspunde, apoi zise: Adică, vreți să spuneți că bătrânul Wargrave avea dreptate când spunea că e unul dintre noi? Da. Filip Lombar rosti rar. E greu de spus. Logic are dreptate, dar totuși. Vera îi continuă gândurile. Dar totuși sună atât de incredibil. Filip Lombard se strâmbă. Tată povestea aceasta este incredibilă, însă moartea generalului MacArthur nu mai lasă loc de îndoieli. nu se mai pune problema unui accident sau unui sinucideri, e cu siguranță vorba de crimă trei crime la activ. Parcă suntem într-un coșmar, zise Vera tremurând. Nu pot să scap de sentimentul că așa ceva nu se poate întâmpla. Cunosc sentimentul. Chiar acum se va auzi o bătaianușe, iar valetul ne va aduce ceaiul de dimineață. O, cât mi-aș dori să se întâmple asta, exclamă Vera. Da, numai că nu se va întâmpla, zise Filip Lombar grav. Suntem cu toții în acest vis, iar de acum încolo va trebui să ne păzim bine. Covorând vocea, Vera șopti. Dacă... dacă este unul dintre ei, pe cine bănuiți? Filip Lombar zâmbi pe neașteptate. Să înțeleg că ne-ați exclus pe noi doi? Întrebă el. Ei bine, nu e nicio problemă. Știu foarte bine că nu eu sunt criminalul și nici nu mi se pare că dumneata e fi nebună. Ba din potrivă, am remarcat că ești una dintre cele mai întregi la minte și cu picioarele pe pământ, fete pe care le-am întâlnit. Eu mi-am format deja o opinie. Mi-aș pune în joc reputația pentru sănătatea dumitale psihică. Mulțumesc, zise Vera zâmbind. Ei, hai de Clayton, nu mi întorci complimentul? Vera ezită puțin, apoi spuse. Ai fost de acord, știi bine, că nu pui prea mare preț pe viața oamenilor, dar cu toate acestea, nu cred că ai fi acea persoană care s-a înregistrat pe placa de gramofon. Așa este, zise Lombar. Dacă ar fi să comit o crimă sau mai multe, ar fi numai ca să mă aleg cu ceva de pe urma lor. Această purificare în masă nu mi stă în fire. Bun, așadar ne-am exclus unul pe altul și ne putem concentra asupra celorlalți cinci prizonieri. Care dintre ei este UNO-? Owen? Păi, la prima vedere, și fără să am nicio dovadă concretă, l-aș alege pe Wargrave. Oh, exclamă Vera surprinsă. De ce? întrebă ea după ce reflectă un moment. Greu de spus, dar pentru început, e un bătrân care a prezidat curtea cu jur timp de ani de zile. Altfel spus, s-a jucat de Dumnezeu de nenumărate ori. Asta poate să-i se urce unui om la cap, ajunge să se considere atotputernic, să creadă că deține dreptul de viață și de moarte asupra celorlalți și este posibil ca mintea să-i fi luat-o puțin razna și să-și dorească să facă un pas mai departe și să fie executorul și judecătorul suprem. Da, bănuiesc că acest lucru este posibil, rostivera încet, dar dumneata pe cine ai alege? întrebă lombar. Pe doctorul Armstrong, răspunse Vera fără să clipească. Uf, uf, lombar fluieră încet. Pe doctor? Știi, eu l-aș fi pus ultimul pe listă. Vera scutură din cap. Oh, nu! Două dintre decese au survenit prin o trăvire, iar acest lucru îl indică pe doctor. Și în plus, nu poți trece peste faptul că singurul lucru sigur este că i-a dat doamnei Rogers un hap pentru somn. Da, este adevărat, aprobă lombar. Dacă un doctor nebunește, insistă Vera, asta se întâmplă cu mult înainte să fie conștient cineva de acest lucru. Iar doctorii muncesc mult și sunt foarte surmenați. Da, dar mă îndoiesc că l-ar fi putut omorâ pe măcartur, zise Filip Lombar. N-ar fi avut timp în scurtul interval cât am lipsit eu nu, asta este. În afara cazului în care ar fi rupt-o la fugă în josul dealului și s-ar fi întors apoi la fel de repede, însă mă îndoiesc că are o condiție fizică ce i-ar putea permite așa ceva. Nu a făcut-o în acel moment, zise Vera. A avut ocazia să o facă mai târziu. Când? Când s-a dus să-l cheme la masă pe general. Filip fluieră din nou încetișor. Așadar, crezi că a făcut-o atunci? O treabă al naibii de greu de făcut. Ce anume risca? Întrebă Vera nerăbdătoare. Este singura persoană care are pregătire medicală. Poate oricând să afirme că era mort de cel puțin o oră, când a fost descoperit și nu poate nimeni să-l contrazică. Filip se uită la ea îngândurat. Știi ce? Aceasta este o observație foarte inteligentă, 2. Cine este domnule Blor? Asta vreau să știu. Cine este? Pe chipul lui Rogers se citea frământarea. Mâinile erau încleștate pe bucata de piele pentru șters praful. Ei, domnul meu, aceasta e întrebarea, zise fostul inspector Blor. Unul dintre noi, a zis domnia sa, dar care dintre noi? Asta vreau să știu. Cine este dușmanul cu înfățișare omenească? Asta aș vrea să știu și eu, spuse Blor. Dar aveți și dumneavoastră anumite bănuieli, domnule Blor, replică Rogers cu șiretenie. Aveți niște bănuieli, nu-i așa? S-ar putea să am niște bănuieli, rosti Blor încet. Dar mai e mult până să fiu sigur. S-ar putea să mă înșel. Tot ce pot spune este că persoana în cauză este un individ dur, un individ foarte dur. Rogers își șterse transpirația de pe frunte, apoi spuse cu voce sugrumată. E ca un coșmar, asta este." Și dumneata ai niște bănuieli Rogers?" întrebă Blor privindul curios. Valetul dădu afirmativ din cap, apoi zise cu glas răgușit. Nu știu, n-am nici cea mai vagă idee. Să nu ai nicio idee, iată ce mă sperie de moarte." 3. Dr. Armstrong exclamă nervos: Trebuie să plecăm de aici, trebuie cu orice preț! Judecătorul Wargrave privea gânditor prin fereastra de la camera de fumat. Se juca cu șnurul ochelarilor. Nu afirm că aș putea prezice starea vremii, însă îndrăznesc să spun că e puțin probabil ca o barcă să se avânte până aici, chiar dacă ar ști de mesajele noastre de ajutor în mai puțin de 24 de ore și chiar și atunci, numai în cazul în care se liniștește vântul. Doctorul Armstrong își cuprinse capul în mâini și gemu. Iar între timp vom fi cu toții uși și în propriile noastre paturi? zise el. Sper că nu, replică judecătorul Wargrave. Intenționez să fac tot ce-mi stă în putință să împiedic să se întâmple un asemenea lucru. Doctorul lui Armstrong îi trecu fulgerător prin minte că unii bătrâni, asemenea judecătorului Wargrave, Țin mai mult la viață decât un tânăr. Deseori se mirase de acest lucru de-a lungul carierei sale. El însuși, de exemplu, era probabil cu 20 de ani mai tânăr decât judecătorul și avea un instinct de conservare mult inferior. Judecătorul Wargrave își zise în sinea lui: Uciși în propriile noastre paturi, doctorii aceștia sunt toți la fel, gândesc în clișee, o gândire absolut banală. Amintiți-vă că sunt deja trei victime, spuse doctorul. Cu siguranță, dar țin să vă reamintesc că în acel moment eram complet nepregătiți pentru atac. Acum suntem în gardă. Ce am putea face? întrebă amărât doctorul Armstrong. Mai devreme sau mai târziu consider că am putea face anumite lucruri, zise judecătorul Wargrave. Nu avem nici cea mai vagă idee despre cine ar putea fi vorba, spuse Armstrong. Judecătorul își mângâie bărbia și murmură. „Oh, eu n-aș zice că lucrurile stau chiar așa. Doctorul Armstrong se uită lung la el. Vreți să spuneți că dumneavoastră știți? Judecătorul oar grei vrostit precaut. Trebuie să recunosc că nu dețin dovezi clare pe care le-aș putea prezenta în cadrul unui proces, însă mi se pare că o anumită persoană iese clar în evidență, judecând după cum se prezintă situația. Da, așa cred. Armstrong se uită lung la el. Nu înțeleg, îi spuse el judecătorului. 4. Domnișoara Brent era sus în dormitorul ei. Luă Biblia și se duse să se așeze la fereastră. O deschise. Apoi, după un minut de ezitare, o puse deoparte și se întoarse la măsuța de toaletă. Dintr-un sertar scoase un jurnal îmbrăcat în piele neagră. Îl deschise și începu să scrie. S-a întâmplat un lucru îngrozitor. Generalul MacArthur e mort. Vărul lui s-a căsătorit cu Elsie McPherson. A fost fără îndoială ucis. După prânz, judecătorul ne-a ținut un discurs impresionant. Este convins că ucigașul este unul dintre noi. Aceasta înseamnă Că unul dintre noi e posedat de diavol. Aveam deja bănuielile mele în această privință. Cine dintre noi este ucigașul? Toată lumea se întreabă același lucru, doar eu știu. Rămase un timp nemișcată. Ochii se deschiseră larg. Creionul îi atârna inutil între degete. Apoi, cu litere de tipar, tremurânde, scrise: Numele ucigașului este Beatrice Taylor. Închise ochii pe neașteptate se trezi din amorțeală. Se uită în jos în jurnalul ei. Enervată, citi literele scrijelite inegal și tremurat, apoi zise încet. Oare eu am scris asta? Chiar eu? Probabil că încep să-mi pierd mințile. 5. Furtuna se înteții. Vântul vuia izbindu-se de pereții casei. Toată lumea se afla în sufragerie stăteau într-o desăvârșită apatie și se uitau pe furii și unii la alții. Când Rogers aduse a ceaiul, se ridicară cu toții. Să trag draperiile?" întrebă Rogers. Am mai înveseli puțin atmosfera." Pentru că toată lumea în cuvință, Rogers trase draperiile și aprinse lumina. Camera a prinse viață. Atmosfera se mai înveseli. Cu siguranță că furtuna se va sfârși până a doua zi și va veni o barcă Domnișoara Brent, turnați dumneavoastră ceaiul? Întrebă Vera Clayton. Nu, toarnă-l tu, drăguță, zise bătrâna. Ceainicul acela este atât de greu și tocmai mi-au scăpat două ochiuri de la împletitură. E atât de supărător. Vera se duse spre măsuța pe care era așezată tava cu serviciul de ceai. Porțelanul scoase un clinchet vesel. Normalitatea se reinstaură în cameră. Ceai, binecuvântatul ceai din fiecare după-amiază. Philip Lombard spuse ceva amuzant, iar Blore-i răspunse în aceeași notă. Doctorul Armstrong le spuse o anecdotă. Judecătorul Wargrave, care în mod normal nu suferea ceaiul, sorbi cu nesați din ceașcă. În această atmosferă relaxată, își făcu apariția Rogers. Scuzați-mă, domnilor, știe cineva ce s-a întâmplat cu perdea de la baie? Lombar ridică brusc capul. Perdeaua de la baie? Ce ne vrei să spui Rogers? A dispărut, domnule. N-a mai rămas nici urmă de ea. Făceam turul casii ca să trag perdelele când am observat că perdeaua de la toaletă, de la baie, a dispărut. De dimineață era la locul ei? Întrebă judecătorul. O, oh, da, domnule. Ce fel de perdea era? Întrebă Blor. Stracojie, domnule, se potrivea cu gresia stracojie, și a dispărut? Întrebă Lombar. Parcă a înghițit-o pământul, domnule. Toți se uitară unul la altul. Păi, la urma urmei, ce cu asta? E o nebunie ca tot ce se întâmplă aici, zise Blor cu voce gravă. Oricum, n-are nicio importanță. Nu poți omorâ pe nimeni cu o perdea de baie. Nu-ți mai face griji în privința asta. Da, domnule, mulțumesc, spuse Rogers. Apoi plecă, închizând ușa în urma lui în cameră, frica se răspândi din nou printre ei. Din nou, începură să se uite pe furiși unii la alții. 6. Veni și seara. luarăcina, cina, apoi Rogers strânse resturile de pe masă. Fusese o masă simplă, constând în cea mai mare parte din mâncare din conservă. După aceea, atmosfera încordată din sufragerie era aproape de nesuportat. La ora 21, Emily Brent se ridică în picioare. Eu merg la culcare. Și eu, zise Vera. Cele două femei urcă scările, iar Lombar și Blor le urmară îndeaproape. Din capul scării, cei doi bărbați se asigurară că femeile intră fără probleme în camerele lor și închid ușa. Auzi răzăvorul trăgându-se la ușile camerelor, apoi cheile răsucindu-se în broască. Nu mai e nevoie să le spunem să încuie ușa, zise Blor. Ei bine, în seara aceasta sunt în siguranță, constată Lombar. Apoi coborâ scările, iar celălalt bărbat veni după el. 7. O oră mai târziu, cei patru bărbați se duseră la culcare. Urcară împreună. Rogers, care se afla în sala de mese, ocupat cu aranjarea mesei pentru micul dejun, îi petrecu încet cu privirea. Îi auzi cum se opresc pe palierul de la etaj. Apoi se auzi vocea judecătorului. Domnilor, vă sfătuiesc din toată inima să vă încuiați ușile. N-ar strica să vă puneți și un scaun sub mâner, îl completă Blor. Există metode de a deschide ușa din exterior. Noapte bună, domnilor, le urăj judecătorul cu voce gravă. Să dea domnul să ne întâlnim toți sănătoși mâine dimineață. Rogers ieși din sufragerie și urcă iute până la jumătatea scărilor. Văzu patru siluete strecurându-se în spatele ușilor care se închiseră cu cheia și cu zăvorul. Rogers dădu aprobator din cap. Foarte bine, zise el. Apoi se întoarse în sala de mese. Da, totul era gata pentru micul dejun. Ochii îi poposiră pe suportul din centrul mesei, pe care se aflau șapte figurine de porțelan. Brusc, un zâmbet îi lumină fața. Văd că nimeni nu ne mai joacă feste în seara asta străbătu sufrageria și se duse în cămar. Apoi, ieșind în hol prin cealaltă ușe, o încuie și își trecură cheia în buzunar. Stinse lumina, urcă în grabă scările și intră în dormitorul său. Era doar un singur loc în care s-ar fi putut ascunde cineva. Dulapul cel înalt, unde se uită imediat ce intră în cameră. Apoi, după ce încuie ușa și trase zăvorul, se pregăti de culcare. În seara aceasta nimeni nu mai face șmecheria cu figurinele de porțelan. Am avut eu grijă de asta. Sfârșitul capitolului 10 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 11 1. Filip Lombar avea obiceiul să se trezească în zori. La fel făcu și în această dimineață. Se ridică într-un cot și ascultă cu atenție. Vântul se mai domolise, însă tot mai bătea. Nu mai auzea ploaia. La ora 8, vântul se porni din nou să bată cu putere, însă Lombar nu-l mai auzea. Adormise din nou. La 9.30 se așeză pe marginea patului și se uită la ceas. Îl puse la ureche. Apoi, buzele îi se despărțiră din nou într-un rânjet ca de lup, cel caracterizat de bine. A sosit timpul să fac ceva în privința asta, șopti el. La ora 9.45, bătea în ușa închisă a camerei lui Blor. Acesta deschise foarte precaut. Avea părul ciufulit și ochii cârpiți de somn. Filip zise afabil. Ai de gând să dormi toată ziua? Ei bine, se pare că nu ai nimic pe suflet. Ce s-a întâmplat? Întrebă scurt Blor. Lombard se interesă. Te-a chemat cineva sau ți-a adus cineva ceaiul? Ai idee cât e ceasul? Blor se uită peste omor la micul ceas de voiaj pe care îl avea pe noptieră. Zece fără un sfert, zise el. nu vine să cred că am putut dormi atât. Unde este Rogers? E și acesta un mod de a răspunde, constată Lombar. Ce vrei să spui? Întrebă celălalt tăios. Vreau să spun că Rogers a dispărut. Nu e nici în camera lui și nicăieri altundeva. Iar în bucătărie n-a aprins nimeni focul și n-a pregătit nimeni ceaiul. Blor înjură în barbă. Unde naiva poate fi? Undeva pe insulă? Așteaptă-mă puțin, mă duc să pun niște haine pe mine. Vezi ceilalți dacă știu ceva. Philip Lombard dă două aprobatori din cap. Trecu pe lângă fiecare ușă în parte. Armstrong era deja treaz și aproape îmbrăcat. Judecătorul Wargrave, ca și Blor, trebuie trezit din somn. Vera Clayton era deja îmbrăcată. Camera lui Emily Brandt era goală. Micul grup se plimbă prin casă. Camera lui Rogers, așa cum le spusese și Philip Lombard, era goală. După așternut se vedea că dormise în pat, iar aparatul de ras, buretele și săpunul erau ude. S-a trezit tafăr și nevătămat, constată Lombar. Doar nu credeți că se ascunde pe undeva, că ne pândește, zise Vera încet cu o voce pe care o dorea fermă și sigură. Draga mea, sunt gata să cred orice despre oricine, spuse Lombar. Sfatul meu este să rămânem împreună până îl găsim. Trebuie să fie afară undeva pe această insulă, interveni Armstrong. Blor, acum îmbrăcat, dar încă nebărbierit, se alătură și el grupului. Unde este domnișoara Brent? Sau aceasta este un alt mister? zise el. Însă când ajunseră în hol, Emily Brent tocmai intra pe ușe. Era îmbrăcată cu o haină impermeabilă. Marea este foarte agitată, spuse ea. Nu cred că va veni astăzi vreo barcă. V-ați plimbat singură pe insulă, domnișoară Brent?" o întrebă Blor. Nu v-ați dat seama la ce pericol extraordinar vă expuneți?" Emily Brent îi răspunse. Vă asigur, domnule Blor, că m-am uitat cu mare atenție în jur." Blor puvni nemulțumit. L-ați văzut cumva pe Rogers?" o întrebă el. Domnișoara Brent ridică mirate din sprâncene. Pe Rogers?" Nu, nu l-am văzut în această dimineață." Între timp, coborâ cările și judecătorul Wargrave, bărbierit, îmbrăcat și cu dinții falși așezați frumos la locul lor. Se îndreptă spre ușa deschisă de la sala de mese. Ha! exclamă el. Văd că a pus deja masa pentru micul dejun. Poate că a aranjat-o de seară, zise Lombar. Intrare toți în cameră și se uitară la farfurile și tacâmurile aranjate impecabil pe masă, apoi la ceștile de pe bufet și la suportul pe care trebuia așezată cafetiera. Vera fu cea care observă prima. Îl prinse pe judecător de braț, iar strânsoarea degetelor ei puternice îl făcu pe bătrân să tresară de durere. Negrul, priviți!" țipă ea. În mijlocul mesei erau doar șase figurine din porțelan. 2. Îl descoperire imediat după aceea. Era în spălătoria din curte, se dusese acolo ca să taie lemne pentru a aprinde focul din bucătărie. Toporișca era încă în mâna lui. Un topor mai mare, mult mai puternic, era sprijinit de ușe, iar partea de metal avea o pată maronie. Dimensiunea petei se potrivea foarte bine cu forma rânii adânci din ceafa lui Rogers. 3. Cât se poate de clar, zise Armstrong. Criminalul s-a strecurat în spatele lui, a apucat porul și l-a lovit în cap chiar când era aplicat asupra lemnelor. Blor studia coada toporului și sita de făină din bucătărie. Ar fi fost nevoie de multă forță, doctore? întrebă judecătorul Wargrave. Ar fi putut să o facă și o femeie, dacă asta sugerați, răspunse Armstrong grav. Se uită în jur. Vera Clayton și Emily Brandt plecaseră la bucătărie. Fata ar fi putut să o facă ușor, reluă el are o constituție atletică. La prima vedere, domnișoara Brent pare fragilă, dar genul acesta de femeie dispune de o mare forță fizică. Și nu pierdeți din vedere faptul că nebunii dispun de o nebănuită forță fizică. Judecătorul dădu gânditor din cap. Blor se ridică de jos și oftă. Nu sunt amprente, îi informă el. Mânerul a fost șters după ce a fost comisă crima se întoarse brusc la auzul unui hohot de râs. Vera Clayton era în curte. Striga cu o voce stridentă, zguduită de hohote de râs isteric. Există albine pe această insulă? Spuneți-mi, unde în -mi după miere? Ha, ha, ha! Se uitau la ea uiți. Era ca și cum o fată echilibrată și sănătoasă ar fi nebunit chiar în fața ochilor lor. Nu vă uitați așa la mine!" Continuă ea cu aceeași voce neobișnuit de surescitată. Ca și cum m-ați fi considerat nebună. E foarte normal ceea ce întreb. Albine, stupi, albine. Oh, nu înțelegeți. N-ați citit poezioara aceea idiotă. O avem tot în deasupra căminului. Anume puse la vedere ca să o studiați cu atenție. Dacă ne-ar fi dus mintea, am fi înțeles de la bun început. Șapte negri mititei despicau surcele. Apoi celălalt vers. Vă spun eu, l-am învățat pe de rost. Șase negri mititei se jucau cu un stup. De aceea vă întrebam dacă există vreun stup aici pe insulă. nu e așa că e amuzant? Nu vi se pare al naibii de amuzant? Apoi reîncepu să râdă isteric. Doctorul Armstrong se duse spre ea. Ridică mâna și o lovi pe obraz. Vera respiră sacadat, sughiță, apoi înghiți în sec. Stătune mișcată o secundă, apoi zise. Mulțumesc, mi-am revenit acum. Vocea ei redevenise calmă și controlată. Vocea unei profesoare eficiente. Se întoarse și străbătu curtea în direcția bucătăriei zicând Eu și domnișoara Brent pregătim micul dejun. Ați putea aduce niște lemne ca să aprindem focul? Palma doctorului lăsase urme roșii pe obrazul verei. Când se făcu nevăzută în bucătărie, Blor zise Te-ai descurcat bine, doctore." A trebuit să o fac," se scuză Armstrong. Numai crizele de isterie ne mai lipseau acum. Nu este genul care să facă crize de isterie, afirmă Filip Lombar. oh, în niciun caz, aprobă Armstrong. E o fată de treabă, sănătoasă și cu scaun la cap. A avut un șoc. I se putea întâmpla oricui. Roger s-a pucase să taie destul de multe lemne până să fie omorât. Le adunară și le duseră în bucătărie. Vera și Emily Brent trebuiau de zor. Emily a adunat cenușa din sobă, iar Vera tăia șoriciul de la șuncă. Mulțumim, zise Emily, vom termina cât de repede putem. Să zicem cam în jumătate de oră, cel mult trei sferturi de oră. Trebuie să fiarbă apa de ceai. 4. Știi la ce mă gândesc? zise ex-inspectorul Blor cu voce dogită. Din moment ce ai de gând să-mi oricum, n-are sens să mă mai obosesc să ghicesc. Ex-inspectorul era un om de ispravă. O ironie ușoară nu îl deranja prea tare, așa că spuse ceea ce avea de spus. Îmi amintesc de un caz din America. Un cuplu în vârstă a fost ucis cu un topor, în toiul dimineții. Nu era în casă decât fica lor și menajera. Menajera, așa cum s-a dovedit mai târziu, n-ar fi putut să o facă. Fica era o fată bătrână respectabilă, părea incredibil. Atât de puțin probabil încât au achitat-o. Însă, n-au găsit nicio altă explicație. Mi-am amintit de acest caz când am văzut oporul, zise el după o scurtă pauză. Iar apoi, când m-am dus la bucătărie, am văzut-o acolo atât de liniștită și de calmă, nu i s-a clintit niciun fir de păr. De la acea fată care a avut o criză de isterie, un lucru perfect normal de altfel, te-ai fi putut aștepta să o facă, nu crezi? Da. Este posibil, replică laconic Filip Lombar. Blor continuă, ca să nu mai zic de cealaltă femeie, atât de sobră și de afectată, îmbrăcată în șorțul acela al doamnei Rogers, bănuiesc, zicând, micul deșun va fi gata în aproximativ 30 de minute. După părerea mea, femeia aia e nebună de legat. O mulțime de fete bătrâne ajung așa, adică nu ajung să o moare pe scară largă, dar se țicnesc. Din păcate ea a luat-o pe această cale. A dezvoltat o manie religioasă. Se crede un fel de un alt al lui Dumnezeu, cum stă în camera ei și citește din Biblie. Filip Lombardu oftă și zise: Din păcate acest lucru nu constituie o dovadă că e dezechilibrată mental, Blor. însă Blor continuă nestrămutat și perseverent. Apoi a ieșit să se plimbe, în impermeabil, zicând că s-a dus să privească marea Celălalt bărbat scutură cu neîncredere din cap. Rogers a fost ucis în timp ce tăia lemne, adică primul lucru pe care l-a făcut când s-a trezit. În acest caz, n-ar fi fost nevoie ca Emily Brânt să rătăcească ore în șir pe afară, după ce ar fi comis crima. După părerea mea, ucigașul lui Rogers ar fi avut tot interesul să se întoarcă în pat și să se culce la loc. Pierzi un lucru din vedere, domnule Lombard. Dacă femeia ar fi fost nevinovată, s-ar fi temut prea tare să iasă singură la plimbare. Ar fi făcut asta numai dacă ar fi știut că n-are de ce să se teamă. Altfel spus, dacă ea însă și este criminalul. Da, este un punct de vedere bun, zise Filip Lombar. Da, la asta nu mă gândisem. Mă bucur că pe mine nu o mai consider suspect, adăugă el, apoi zâmbind vag. De fapt, la început chiar la dumneata m-am gândit. Replică Blor aproape cu nerușinare. Acel revolver și povestea bizară pe care ne-ai spus-o, sau mai degrabă nu ne-ai spus-o. Însă mi-am dat seama că toate se legau un pic prea bine. Sper că și dumneata gândești la fel în ceea ce mă privește. Adăugă el după o scurtă pauză. Filip rostii gânditor, S-ar putea să mă înșel, dar mi se pare că n-ai suficientă imaginație ca să pui în aplicare un asemenea plan. În cazul în care tu ești criminalul, tot ce am de spus este că ești un actor al naibii de priceput. Jos pălăria, ce mai ai? Apoi continuă coborând vocea. Între noi doi, Blor, și ținând cont că s-ar putea ca mâine să fim amândoi țepeni, te-ai făcut vinovat de sperjur, nu-i așa? Blor se mută stânjenit de pe un picior pe altul. Într-un final zise, Nu mai contează prea mult acum, nu-i așa?" Ei bine, Landor era nevinovat. Banda m-a mintuit și n am înțeles să-l băgăm la răcoare o perioadă. Te avertizez, n-aș recunoaște asta niciun moment. În cazul în care n-au existat martori, încheie Lombard zâmbind, rămâne între noi doi. Ei bine, sper că ți-ai luat toate măsurile de precauție n-au făcut ceea ce au promis. Cei din banda Purcell sunt o adunătură de nenorociți. Bine că măcar am obținut promovarea. Iar Landor a ajuns la ognă unde a și murit. N-aveam de unde să știu că va muri, se revoltă Blor. Nu, ai avut ghinion. Eu? Poate vrei să spui că el? Ba și tu, pentru că din această cauză și viața dumitale se pare că va fi scurtată înainte de vreme. A mea? făcut Blor uitându-se fix la el. Crezi că o să mă duc la fel ca Rogers și ceilalți? Eu în niciun caz. Poți paria că îmi port de grijă destul de bine. Ei bine, eu în general nu pariez. Și oricum, chiar dacă ai muri, tot nu m-aș alege cu niciun ban de pe urma morții dumitale. Uite ce e lombar. Nu știu unde vrei să ajungi. Filip Lombar își dezveli dinții într-un zâmbet larg zicând Vreau să spun, dragă Blor, că după părerea mea n-ai nicio șansă. Ce? Lipsa dumitale de imaginație te transformă într-o țintă sigură. Un criminal cu imaginația lui U.N. Owen poate să te prindă în capcană când dorește el sau ea. Blor se înroși la față, apoi interveni enervat. Dar dumneata? Pe fața lui Lombar se așternu o expresie înfricoșătoare, iar trăsăturile ei se năspiriră. Eu stau bine la capitolul imaginație. Până acum am fost de nenumărate ori în situații dificile și am reușit să ies cu bine din toate. Cred, nu spun mai mult de atât, că o să ies cu bine și din asta. 5. Ouăle sfâriau în tigaie. În timp ce prăjea pâinea, Vera se gândi. Oare de ce am avut ieșirea aceea isterică? A fost o greșeală. Păstrează-ți calmul, fată dragă. La urma urmei, întotdeauna s-a putut mândri cu faptul că și-a păstrat sângele rece. Domnișoara Clayton a fost minunată și a păstrat sângele rece, s-a aruncat imediat în apă și a notat după Cyril. Ce sens mai avea să se gândească la asta acum? Toate acestea se sfârșiseră. Se sfârșiseră. Cyril dispăruse de pe suprafața apei cu mult înainte ca ea să ajungă la stâncă. Simțise cum o trage curentul în larg, cum o înghite marea, se lăsase în voia curentului, înotând încet, plutind aproape până când sosise barca, îi lăudaseră curajul și sângele rece. Nu și Hugo. Hugo se uitase doar la ea. Se uitase lung la ea. Doamne, cât de mult o durea când își amintea de Hugo. Chiar și după atâta timp. Oare unde era? Oare ce făcea? Oare era logodit, se căsătorise? Vera, se arde pâinea, se auzit vocea ascuțită a lui Emily Brent. O, îmi pare rău, domnișoară Brent, ce prostie din partea mea! Emily Brent luă și ultimul ou din grăsimea încinsă. Vera, punând o nouă felie în furculița folosită la prăjit pâine, nu își mai putu ține în frâu curiozitatea. Sunteți incredibil de calmă, domnișoară Brent! Strângând din buze, Emily Brent replică. Am fost educată să-mi țin emoțiile în frâu și să nu mă dau un spectacol. Și-a reprimat emoțiile în copilărie, se gândi mecanic Vera. Așa se explică în multe lucruri. Nu vă este teamă? întrebă Vera cu voce tare. Ezită puțin, apoi adăugă. Sau nu vă este teamă de moarte? Moarte! Acest cuvânt acționă asemenea unui sfredel asupra masei solidificate de creier a domnișoarei Emily Brent. Moarte? Dar ea n-avea să moară, Ceilalți aveau să moară, da, însă nu și ea. Emily Brent. Fata asta nu înțelegea. Normal că Emily Brent nu se temea. Niciun reprezentant al familiei Brent nu cunoștea sentimentul de teamă. Toți își puseseră viața în slujba comunității. Înfruntaseră moartea cu curaj. Își trăiseră traiul într-o moralitate de neclintit. Așa cum și ea, Emily Brent, trăise o viață fără pată. Nu făcuse nimic de care să fie rușine așa că, bineînțeles, ea n-avea să moară. Domnul are grijă de cei de partea lui. Nu te mai teme de frica de noapte, de săgeata ce coboară ziua. Psalmul 90, 5. Iar acum era zi, era departe de teroarea nopții. Nici unul din noi nu va mai pleca de pe această insulă. Oare cine făcuse această afirmație? Generalul MacArthur, desigur, cel al cărui văr căsătorise cu Elsie McPherson, Nu arătase că îi pasă, mai degrabă arătase că se bucură de această idee. Groaznic! Era aproape o blasfemie să gândești în felul acesta. Unii oameni disprețuiesc într-atât moartea încât ajung să-și ia singur zilele. Beatrice Taylor. Noaptea trecută o visase pe Beatrice. Visase că era afară, cu fața lipită de geam, implorând să o lase să intre în cameră. Însă Emily Brent nu voi să solase să intre, pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, s-ar fi întâmplat ceva îngrozitor. Emily își reveni brusc din reverie. Fata aceasta se uita ciudat la ea. Am terminat," zise ea cu voce energică. Vom duce micul dejun în sala de mese." 6. Atmosfera de la micul dejun era ciudată. Toată lumea se purta excesiv de politicos. Mai dorește cineva puțină cafea, domnișoară Brent? Domnișoară Clayton, se mai poate o felie de șuncă? Aș putea să mai iau o felie de pâine prăjită? Șase oameni, aparent relaxați, care păreau că se comportă normal. Dar în forul lor interior, gândurile li se învârteau prin cap, asemenea veverițelor închise într-o cușcă. Ce se va mai întâmpla în continuare? Ce se va mai întâmpla?" Cine urmează? Care dintre noi? Mă întreb dacă ar funcționa. Merită încercat. Dacă mai avem timp, o, oh, Doamne, dacă mai apuc? Manie religioasă. Asta este explicația. Dacă te uiți la ea, nu prea ți vine a crede. Să zicem că mă înșel. Curată nebunie. Totul este o nebunie. O să nebunesc și eu. Dispar geme de lână, dispar draperii de mătase. N-are niciun sens. Nu înțeleg deloc. Prostul naibii a crezut tot ce i-am spus. A fost ușor. Trebuie să am grijă totuși. Trebuie să am mare grijă. Mai sunt doar șase figurine de porțelan. Doar șase. Oare câte vor mai fi diseară? Cine vrea să mănânce ultimul ou? Mai dorește cineva marmeladă? Mulțumesc. Vă mai tai niște pâine? Șase oameni, comportându-se normal, la micul dejun. Sfârșitul capitolului 11 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 12 1. Masa se încheiase. Judecătorul Wargrave își drese vocea, apoi zise încet, dar autoritar. După părerea mea, cred că ar fi recomandabil să analizăm situația. Ne întâlnim în jumătate de oră în sufragerie, toți în Vera a început să adune farfuriile de pe masă. Strâng de pe masă și merg să spăl vasele, zise ea. Scoatem noi tot ce-ți trebuie din cămară, se oferi Filip Lombar. Mulțumesc! Emily Brandt dădu să se ridice, apoi se așeză la loc. oh, vai de mine! zise ea. S-a întâmplat ceva, domnișoară Brandt? o întrebă judecătorul. Îmi pare rău, se scuză Emily. Aș vrea să o ajut pe domnișoara Clayton, dar nu știu ce m-a apucat, sunt puțin cam amețită. Amețită? făcu doctorul Armstrong apropiindu-se de ea. E perfect normal, Șoc întârziat. V-aș putea da ceva care să... Nu. Cuvântul izbucni de pe buzele ei, asemenea unei explozii, luându-i pe toți prin surprindere. Doctorul Armstrong se înroși. Pe fața ei se citeau teama și suspiciunea. Cum doriți, domnișoară Brent? Nu vreau să iau nimic, zise ea. Absolut nimic. O să stau aici liniștită până când o să-mi treacă amețeală. Ceilalți terminară de strâns de pe masă rămășițele de la micul dejun. Eu sunt un bărbat de casă," afirmă Blor. Vin eu să vă ajut, domnișoară Clayton." Mulțumesc," zise Vera. Emily Brent rămase singură în sala de mese. Câtva timp ascultă murmurul slab al vocilor din bucătărie. Amețeala ei se risipea. Acum o apucase o moleșeală ca și cum ar fi fost timpul să meargă la culcare îi țiuiau urechile sau băzia ceva în cameră. Parcă ar fi o albină sau un bondar, se gândia. Imediat văzu și albina. Se cățăra pe geam. Vera Clayton vorbise despre albine de dimineață, despre albine și despre miere. Îi plăcea mierea. Fagure de miere pe care îl storci într-un tifon. Pic, pic, pic. Era cineva în cameră. Cineva aud fleașcă din hainele căruia picura apa. Beatrice Taylor vine de la râu. Dacă și întorcea capul, putea să o vadă, dar ea nu și putea întoarce capul. Dacă ar fi strigat, dar nu putea striga. Nu mai era nimeni în casă. Era singură singurică. Auzi pași, niște pași ușori târându-se în spatele ei. Pași împleticiți ai fetei necate. Simțea nări miros de omezeală. Pe fereastră albina băzâia bâzâia, apoi simți înțepătura, mușcătura unei albine într-o parte a gâtului. 2. În sufragerie toată lumea o aștepta pe Emily Brandt. Să mă duc să o caut? întrebă Vera. Stai puțin, zise repede Blor. Vera se așeză. Toată lumea se uita curioasă la Blor. Ascultați cu toții. Iată care este părerea mea. În acest moment, nu e nevoie să căutăm autorul crimelor mai departe de sala de mese. Aș putea jura că acea femeie este persoana pe care o căutăm. Și care ar fi motivul? întrebă Armstrong. Manie religioasă. Ce părere ai, doctore? Este perfect posibil, fu de acord Armstrong. N-am nimic de obiectat, dar desigur nu avem dovezi. S-a purtat foarte ciudat în timp ce pregătea micul dejun, zise Vera ochii ei, rostia simțind un fior rece pe șira spinării. Nu poți să o judeci numai după asta, replică Lombar. Cu toții suntem puțin cam tulburați în momentul de față. Mai e ceva, continuă Blor. E singura care n-a dat nicio explicație după ce am ascultat înregistrarea de la gramofon. De ce? Pentru că n-avea să ne spună nimic? Vera se foi în scaun. Acest lucru nu e chiar adevărat, zise ea. Mi-a spus mie după aceea. Ce v-a spus domnișoara Clayton? întrebă judecătorul Wargrave. Vera repetă povestea despre Beatrice Taylor. O poveste limpede ca lumina zilei, remarcă judecătorul Wargrave. O spun fără rezerve. Spunem, domnișoara Clayton, ți s-a părut chinuită de remușcări din cauza atitudinii pe care a avut-o față de acea tânără? Nici urmă de remușcare, răspunse Vera era ca o stană de piatră. Fetele astea bătrâne și virtuoase au inima tare ca piatra, constată Blor, în mare parte din cauza invidiei. E ora 11.55. Cred că ar trebui să o chemăm pe domnișoara Brent în conclavul nostru, zise judecătorul Argrev. N-aveți de gând să luați vreo măsură în privința ei? întrebă Blor. Nu-mi dau seama ce măsură aș putea lua, răspunse judecătorul. Pentru moment, suspiciunile noastre rămân doar suspiciuni. În orice caz, îl rog pe doctorul Armstrong să-i studieze îndeaproape comportamentul. Haideți să mergem acum în sală de mese. O găsiră pe Emily Brent așezată pe scaunul pe care stătea înainte de a pleca ei. Din spate, nimic nu era în neregulă, în afară de faptul că nu păru să-i audă intrând în cameră. Apoi îi văzură fața, plină de sânge, cu buzele vinete și cu ochii privind în gol. Doamne, e moartă, zise Blor. 3. Cu vocea lui slabă și calmă, judecătorul Argrave dădu verdictul. Încă unul dintre noi a achitat, prea târziu. Armstrong era aplecat asupra femeii moarte. Îi adulmecă buzele, dădu din cap nemulțumit, se uită la ploapele ei. Cum a murit, doctore?" întrebă nerăbdător lombar. Se simțea foarte bine când am plecat noi de aici." Lui Armstrong îi atrase atenția un mic punct de pe gâtul femeii. Acesta este semnul unei injecții hipodermice," zise el. Dinspre fereastră se auzi un buzit. Vera țipă. Priviți! O albină! Un bondar! Amintiți-vă ce v-am spus în această dimineață!" Nu albina a înțepat-o," replică Armstrong grav. O mână de om a făcut injecția. Ce o travă a fost injectată? întrebă judecătorul. La prima vedere e vorba de un fel de cianură, probabil cianură de potasiu, ca și în cazul lui Anthony Marston. Cred că a murit aproape instantaneu prin asfixiere. Dar ce e cu acea albină? Nu se poate să fie doar o coincidență, țipă Vera. Oh, nu, nu e vorba de o coincidență, răspunse Elombar cu o voce sumbră. Criminalul nostru a vrut să dea puțină culoare locală. E o bestie care se joacă perfid cu noi. Vrea să fie cât mai aproape de poezie. Pentru prima dată vocea lui nu mai era calmă, ci aproape că se transformase într-un țipăt. De parcă până și nervii lui, căliți de-a lungul carierei sale presărate cu aventuri și acțiuni periculoase, ce până la urmă. E o nebunie!" strigă el violent. O nebunie curată!" Am înnebunit cu toții. Ne-a mai rămas, sper, capacitatea de a judeca, zise calm judecătorul. A adus cineva o seringă cu el în această casă? Doctorul Armstrong se îndreptă și spuse cu o voce în care se simțea nesiguranța. Da, am adus eu una. Patru perechi de ochi se îndreptară asupra lui. Doctorul se îmbărbătă în fața suspiciunii ostile ce se citea în acei ochi. Întotdeauna am una la mine, Aproape toți doctorii fac asta. Este adevărat, zise calm judecătorul. Vreți să ne spui, domnule doctor, unde se află această seringă acum? În valiza din camera mea. Te-ar deranja dacă am verificat această informație? Întrebă Wargrave. Toți cinci merse răsus într-o procesiune tăcută. Conținutul valizei fu răsturnat pe podea. Seringa hipodermică nu era nicăieri. 4. Mi-a luat-o cineva din valiză, strigă Armstrong. În cameră se așternu liniștea. Armstrong stătea cu spatele la fereastră. Patru perechi de ochi erau ațintite asupra lui, plini de suspiciune și de acuzare. Se uită de la Wargrave până la Vera și îi repetă neputincios cu voce slabă. Vă spun, mi-a luat-o cineva din valiză. În această cameră suntem cinci persoane, zise judecătorul. Unul dintre noi este criminalul. Ne aflăm într-un mare pericol. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i proteja pe ceilalți patru care sunt nevinovați. Te întreb, doctore Armstrong, ce medicamente ai la dumneata? Am aici o mică trusă cu medicamente, răspunse doctorul. Puteți o examinați. Veți găsi niște somnifere, tablete de trional și de sufonal, un pachet de bromidă, bicarbonat de sodiu și aspirină nimic altceva. Nu am ceanură la mine. Și eu am niște somnifere la mine, zise judecătorul. Cred că sulfonal, cred că administrate într-o doză prea mare ar putea fi letale. Dumneata, doc, domnule Lombar, deții un revolver? Și ce cu asta? Sărică ars Lombar. Făceam doar o constatare. Cred că medicamentele doctorului, somniferele mele și revolverul dumitale, ca și oricare alt medicament sau armă, ar trebui puse într-un loc sigur iar după aceasta cu toții vom percheziționa și vom fi percheziționați. Nu vă dau revolverul nici de al naibii, strigă Lombar. Judecătorul Wargrave replică tăios. Ești un om tânăr și puternic, cu o constituție solidă, dar și ex-inspectorul Blor dispune de forță fizică. Nu știu cine ar câștiga încleștarea, însă pot să îți spun un lucru sigur de partea lui Blor, susținându-l după puterile lor, împreună cu mine vor mai fi și doctorul Armstrong și domnișoara Clayton. Apreciază singur care sunt șansele dumitale în cazul în care decizi să te împotrivești hotărârii luate. Lombar își dădu capul pe spate. Își dezveli dinții într-un fel de zâmbe disprețuitor. Oh, în regulă atunci, din moment ce v-ați gândit deja la toate, ești un tânăr inteligent, unde este revolverul dumitale? În sertarul mesei de lângă pat. În regulă. Mă duc să-l aduc. Cred că ar fi de dorit să mergem și noi cu dumneata. Sunteți suspicios, nu-i așa? Zise Filip cu același rânjet pe față. Erau pe coridor în drum spre camera lui Lombar. Filip se duse cu pași mari spre noptieră și trase cu putere sertarul. Apoi se dădu îngrozit înapoi. Sertarul noptierei era gol. Cinci. Sunteți mulțumit? întrebă Lombar. Se dezbrăcase până la piele, iar camera îi fusese meticulos cercetată de ceilalți trei bărbați. Vera Clayton aștepta afară pe coridor. Percheziția înaintea metodic. Pe rând, Armstrong, judecătorul și Blor se supuseră acelui test. Cei patru bărbați ieșiră afară din camera lui Blor și se îndreptară spre Vera. Judecătorul fu cel care început să vorbească. Sper că înțelegi, domnișoară Clayton, că nu putem face nicio excepție. Acel revolver trebuie găsit. Presupun că ai un halat de baie cu dumneata. Vera dădu afirmativ din cap. Atunci, o să te rog să mergi în camera dumitale, să te schimbi în halatul de baie și apoi să vii înapoi aici. Vera se duse în cameră și închise ușa în urma ei. Reapărut după mai puțin de un minut îmbrăcat într-un halat de mătase cambrat pe corp. Wargrave dădu aprobator din cap. Mulțumesc, domnișoară Clayton. Acum, dacă ești drăguță, dumneata vei rămâne aici, iar noi vom intra să-ți percheziționăm camera. Vera așteptă răbdătoare în coridor, până când cei patru bărbați și terminară treaba. Apoi, intră în cameră, se îmbrăcă la loc și ieși pe coridor unde cei patru așteptau. Ne-am asigurat de un lucru," zise judecătorul. Nici unul dintre noi cinci nu deține medicamente sau arme. Măcar atât. Acum vom pune medicamentele într-un loc sigur. Dacă nu mă înșel, există un sertar în cămară unde se țin tacâmurile. Toate bune și frumoase, zise Blor, dar la cine rămâne cheia? La dumneavoastră, presupun. Judecătorul Wargrave nu răspunse. Se duse în cămară, iar ceilalți îl urmară. Se afla acolo o lădiță în care se țineau tacâmurile. Conform indicațiilor judecătorului, toate medicamentele fură puse acolo, apoi lădița funcuiată. Apoi, tot la indicațiile lui Wargrave, lada fu pusă în bufetul de farfurii, care fu la rândul lui încuiat. Judecătorul îi dădu cheia de la lădița lui Philip Lombard, iar cheia de la bufet lui Blor. Amândoi sunteți oameni puternici. Var fi greu să obțineți cheia unul de la celălalt. Tot așa, nouă, celorlalți trei, ne-ar fi greu să o luăm de la voi. Iar spargerea dulapului sau alădiției ar presupune o operație nevoioasă și zgomotoasă, care ar fi greu de dus la îndeplinire fără a atrage atenția. Făcu o scurtă pauză, apoi vorbi mai departe. În continuare ne confruntăm cu o problemă serioasă. Ce s-a întâmplat cu revolverul domnului Lombard? Mie mi se pare că proprietarul lui ar fi cel mai în măsură să ne explice, zise Blor. Filip Lombar simți că ies flăcări pe nas. Ei, drăcie, chiar ești un cap pătrat? V-am spus că mi-a fost furat. Când l-ai văzut ultima oară? întrebă Wargrave. Aseară. Era în sertar când m-am dus la culcare, pregătit pentru orice s-ar întâmpla. Judecătorul în cuvință din cap. Probabil mi-a fost luat în această dimineață, în timpul confuziei create de căutarea lui Rogers, sau după ce i-a fost găsit corpul nensufletit. S-ar putea să fi fost ascuns pe undeva prin casă, opină Vera. Trebuie să-l căutăm. Judecătorul Wargrave își mângâia obrazul cu degetul. Mă îndoiesc că aceste căutări se vor solda cu vreun rezultat, zise el. Ucigașul nostru a avut o grămadă de timp la dispoziție să se gândească la o ascunzătoare. Nu cred că ne va fi ușor să-l găsim. Nu știu unde este revolverul, izbucni Blor, dar pun pariu că știu unde este altceva, seringa hipodermică. Urmați-mă! Deschise ușa de la intrare și înconjură casa. Găsirea seringa la o mică distanță de sala de mese. Lângă ea se mai afla și o figurină de porțelan zdrobită, un al șaselea negru mititel. Blor rosti satisfăcut. Singurul loc în care putea fi găsită. După ce a ucis-o, a deschis fereastra și a aruncat seringa. A luat o figurină de porțelan de pe masă și a zvârlit-o și pe ea. Pe seringă nu erau amprente. Fusese ștearsă cu grijă. Acum haideți să căutăm revolverul, zise Vera cu hotărâre în glas. Neîntârziat, aprobă judecătorul Wargrave, dar haideți să rămânem împreună în timpul cercetărilor. Nu uitați, dacă ne separăm, șansele criminalului cresc. Căutare prin casă cu atenție, din mansardă până în pivniță, dar fără niciun rezultat. Revolverul nu era de găsit. Sfârșitul capitolului 12 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi. 10 negri mititei. Capitolul 13. 1. Unul dintre noi. Unul dintre noi. Unul dintre noi. Trei cuvinte repetate la nesfârșit, întipărindu-se în mințile lor. Cinci oameni, cinci oameni înspăimântați. Cinci oameni care se păzeau unii de alții care acum nu mai făceau niciun efort să-și ascundă starea de tensiune în care se aflau. Nimeni nu se mai prefăcea acum și nimeni nu mai făcea conversație de complezență. Erau cinci dușmani legați prin instinctul de conservare. Și toți, dintr-o dată, începură să arate mai puțin a ființe umane. Se transformau treptat în animale. Ca o broască țestoasă, bătrână și suspicioasă, judecătorul Wargrave stătea adus de spate, cu corpul nemișcat, cu ochii atenți și activi. Ex-inspectorul Blor arăta din ce în ce mai aspru și mai neîndemânatic. Mergea încet asemenea unui animal de pradă. Avea ochii injectați. Era un amestec de ferocitate și prostie. Semăna cu o bestie care se pregătea să-și urmărească prada. Simțurile lui Filip Lombar se ascuțiseră. Urechile lui prindeau cel mai slab zgomot. Pasul lui era mai ușor și mai iute. Corpul era mai flexibil și mai grațios. Și zâmbea des, iar buzele îi încadrau dinții lungi și albi. Vera Clayton era foarte tăcută. Stătea mai tot timpul cuivărită pe un scaun privind în gol. Părea amețită. Arăta asemenea unui păsări care și-a izbit capul de geam și care, după ce a fost ridicată de jos de o mână omenească, se face mică, incapabilă să se miște de spaimă, Sperând să se salveze prin imobilitatea ei. Armstrong era într-o stare deplorabilă. Tresărea, iar mâinile îi tremurau. Aprindea țigară după țigară, pentru că aproape imediat să le strivească în scrumieră. Inactivitatea forțată la care erau condamnați părea să-l afecteze mai mult decât pe ceilalți. Din când în când, ținea câte un discurs. N-ar trebui să stăm aici fără să facem nimic. Cu siguranță se poate face ceva. Trebuie să se poată face ceva. Ce-ar fi să aprindem un foc? Pe vremea asta, îl dezamăgi Blor. Ploua torențial. Vântul bătea în rafale. Sunetul deprimant al ploii îi scotea din minți. Prin consens tacit, adoptaseră un plan de campanie. Stăteau cu toții în sufragerie. Ieșea din cameră doar câte o persoană. Ceilalți patru așteptau până se întorcea a cincea. E numai o chestiune de timp, zise Lombar. Vremea se va îndrepta, apoi vom putea face ceva. Semnale cu fum, o plută, ceva de felul acesta. O chestiune de timp, de timp, replică Armstrong, râzând nervos. Nu ne putem permite să așteptăm. Vom muri cu toții. Cu vocea sa slabă, dar plină de patos, judecătorul oar grei vrosti. Nu și dacă vom fi precauți trebuie să fim foarte precauți. Prânzul fu mâncat în tăcere, dar fără să se mai formalizeze. Toți cinci merseră în bucătărie. În cămară găsiră multă mâncare la conserve. Deschiseră o conservă de limbă și două de fructe. Încaseră la masa din bucătărie. Apoi, ținându-se unul după altul, se reîntorseseră în sufragerie ca să stea acolo și să se păzească unii pe alții. Iar gândurile care le treceau prin cap nu mai erau normale, deveniseră bolnave, febrile. Armstrong l-am văzut uitându-se la mine ciudat chiar acum câteva minute. Avea o privire de om nebun, nebun de bine. Poate că nici nu e doctor. Așa e, bineînțeles. E un nebun evadat din ospiciu, care se dă drept doctor. E adevărat. Oare să le spun? Să stric cu voce tare? Nu, n-are sens să-i sperii degeaba. În plus, poate să pară perfect sănătos. Cât e ceasul? Doar 15 și 15. O, doamne, o să nebunesc și eu. Da, e Armstrong. Chiar acum se uită la mine. Pe mine nu o să mă prindă. Pot să-mi și singur de grijă. Am mai trecut prin situații dificile până acum. Unde naiba este revolverul acela? Cine l-a luat? La cine e? Nu e la nimeni. Știm asta cu toții. Am căutat toți. Nu poate fi la nimeni dar cineva știe unde se află. Au nebuni cu toții. Toți sunt nebuni. Le e teamă de moarte. Tuturor le e teamă de moarte. Și mie mi-e teamă de moarte. Da, însă asta nu împiedică moartea să vină. Dricul este la ușe, domnule. Oare unde am citit replica asta? Fata o să o supraveghez pe fată. Da, o să o țin sub supraveghere. E 1540. E numai 15:40. Poate că asta ceasul. Nu înțeleg. Nu, nu înțeleg. Nu se poate întâmpla așa ceva. Dar se întâmplă. Oare de ce nu ne trezim din acest coșmar? Treziți-vă! E vremea judecății. Nu, nu, nu asta. Numai dacă aș putea gândi clar. Capul meu se întâmplă ceva cu capul meu, simt că mă explodează. O să se despice în două. Astfel de lucruri nu se pot întâmpla. Cât e ceasul? O, Doamne, e numai 15.45. Trebuie să nu mă pierd cu firea. Trebuie să-mi păstrez firea. Ce bine dacă mi-aș putea păstra judecata limpede. Totul este clar ca lumina zilei. Totul pus la punct până în cel mai mic detaliu. Dar nimeni nu trebuie să bănuiască. S-ar putea să funcționeze și șmecheria. Trebuie. Care dintre ei este? Aceasta e întrebarea. Care dintre ei? Cred că... Da, cred Cred că da, cred că el este. Când ceasul bătu ora cinci, toți sărină în picioare. Vrea cineva ce ai? întrebă Vera. După un moment de liniște, Blor răspunse. Eu aș dori o ceașcă. Mă duc să-l prepar, zise Vera ridicându-se în picioare. Între timp, puteți să mă așteptați aici. Judecătorul Wargrave îi spuse cu blândețe. Cred, draga mea, că am preferat să mergem cu dumneata și să vedem cum îl prepari. Vera se uită lung la el, apoi râse scurt isteric. Desigur, chiar vă rog. Cei cinci merseră în bucătărie. Vera făcu ceaiul și îl bău împreună cu Blor. Ceilalți trei băură whisky cu sifon după ce deschiseră o sticlă nouă dintr-o cutie sigilată. Trebuie să avem foarte mare grijă, murmură judecătorul cu un zâmbet de reptilă. Apoi se întoarse în sufragerie. Deși era vară, camera era întunecată. Lombar apăsă între dar becurile nu se aprinseră. Desigur, zise el, generatorul nu merge pentru că nu l-a aprins Rogers. Am putea merge afară să-i dăm drumul, spuse el după o scurtă ezitare. Am văzut în cămară niște pachete cu lumânări. Mai bine ne-am folosit pe acelea, propuse judecătorul. Lombar se duse să le ia. Ceilalți patru rămaseră la locurile lor, spionându-se unii pe alții. Lombard reveni cu o cutie de lumânări și un teanc de farfurioare. Apriseră cinci lumânări și le răspândire prin cameră. Era ora 17.45. 2. La ora 18.20, Vera simți că nu mai suportă să stea acolo. Se va duce în camera ei și își va pune capul care o durea atât de tare, și tâmplele sub un jet de apă rece. Se ridică și se îndreptă spre ușă. Apoi își aminti că nu este curent. Se întoarse și luă o lumânare din cutie. O aprinse, scurse niște ceară pe farfurioară și fixă lumânarea în picioare. Apoi ieși din cameră închizând ușa în urma ei și lăsându-i pe cei patru bărbați înăuntru. Când deschise ușa, se opri șocată în prag. nările ei fremătară. Marea mirosul mării din Sand Tendernick. Era sigură de asta. Bineînțeles, mirosul obișnuit al mării, însă aceasta avea ceva special. Era mirosul plajei pe care fusese în acea zi, cu valuri mari și cu stânci acoperite de iarbă de mare, uscându-se la soare. Pot să not până la stâncă, domnișoară Clayton? De ce n-am voie să not până la stânci? O zgâtie de copil alintat și plângăcioasă. Dacă n-ar fi fost el, Hugo ar fi fost bogat și ar fi putut să se căsătorească atunci cu femeia pe care o iubea. Hugo Cu siguranță, cu siguranță că Hugo ar fi fost acum cu ea. Nu, ar fi așteptat-o în cameră. Făcu un pas. Curentul de la fereastră ajunse la flacăra lumânării. Flacăra pulpui și se stinse. Rămasă pe întuneric, se făcu brusc frică. Nu fi proastă, se îmbărbătă Vera Clayton. E în regulă, toți ceilalți sunt jos, toți patru. Nu e nimeni în cameră. Nu are cine să fie. E doar imaginația ta, fată dragă. Dar acel miros, acel miros care a de plaja de la St. Andernic, iar aceasta nu mai era rodul imaginației, era real. Și chiar era cineva în cameră. Auzise ceva, cu siguranță auzise ceva. Iar după aceea, în timp ce stătea acolo, ascultând, o mână rece și lipicioasă i-a atinse gâtul, o mână umedă care mirosea amare. 3. Vera țipă. Țipă iar și iar, țipete de teroare, țipete disperate de ajutor. Nu auzi sunetele de la parter, un scaun răsturnat, o ușă deschizându-se, bărbații alergând pe scări. Nu conștientiză decât teroarea supremă. Apoi, Revenindu-și în simțiri, văzu luminile pâlpâind în prag, flacăra lumânărilor și pe bărbați năpustindu-se în cameră. Ce naiba? Ce s-a întâmplat, Doamne Dumnezeule, ce este?" Vera se cutremură, făcu un pas și se prăbuși pe podea. Era pe jumătate conștientă de faptul că cineva era plecat asupra ei, că cineva i-a păsat capul pe genunchi. Apoi cineva exclamă pe neașteptate. Doamne, ia uitați-vă la asta!" În acel moment, Vera își reveni. Deschise ochii și ridică capul. Văzu la ce se uitau bărbații la lumina lumânărilor. O panglică lată de alge umede a târnat de tavan. Aceasta se legănase spre gâtul ei în întuneric și o luase drept o mână umedă, mâna unui mort întors din lumea morților, ca să-i smulgă viața din ea. Începu să râdă isteric. Erau alge, doar niște alge, și de aceea mirosea așa de tare amare în cameră. Apoi o cuprinse din nou starea de amețeală, valuri și valuri de grață. Din nou cineva îi prinse capul și îi apăsă pe genunchi. Trecu parcă o veșnicie, îi vorbeau ceva de băut, lipindu-i paharul de buze. Simți mirosul brandiului. Era pe punctul de a lua o gură de alcool când se opri brusc ca la un semnal de alarmă dat de creier. Se ridică în capul oaselor, dând la o parte paharul. De unde provine acest pahar? Întrebă ea ca cu fierul roșu. Îi răspunse Blor, care se uita fix la ea înainte de a vorbi. L-am luat eu de jos. Nu vreau să-l beau, ripostă Vera. După un moment de liniște, Lombar râse. Bravo ție, Vera, zise el cu admirație. Îți iei toate măsurile de precauție chiar și atunci când ești moartă de frică. Merg să iau o sticlă neîncepută. Apoi ieși rapid din cameră. Mi-am revenit acum, rostia nesigură. O să beau puțină apă. Armstrong o ajută să se ridice în picioare. Se duse la chiuvetă clătinându-se și ținându-se strâns de el ca să-și păstreze echilibrul. Lăsă apă rece să curgă puțin, apoi își umplu paharul. Brandul acesta este curat, zise Blor jignit. De unde știi? îl întrebă Armstrong. Pentru că n-am pus nimic în el, Replică Blor supărat. Cred că la asta te refereai, nu? Nu spun că ai fost dumneata acela. Poate că ai fost, dar la fel de bine se poate ca altcineva să fi umblat la sticlă, în cazul în care s-ar fi uitat ocazia. Lombar se întoarse în cameră. În mână avea o sticlă nedesfăcută de brandy și un tirbușon. Scoase sigiliul de la sticlă, chiar sub nasul verei. Uite, draga mea, nu e nicio înșelătorie desfăcu folia de staniol și scoase dopul. Noroc că avem o provizie considerabilă de băuturi alcoolice în casă. U.N.O.N. s-a gândit la toate. Corbul verii fus cuturat de un tremur violent. Armstrong ținut paharul, iar Filip turnă coniac în el. Ați face bine să beți asta, o sfătui doctorul. Ați avut un șoc urât. Vera luă o înghițitură de alcool. Culoarea îi reveni în obraji. Ei bine, iată o crimă care n-a fost dusă la îndeplinire, zise Filip Lombard râzând. Crezi că asta a fost intenția? întrebă Vera în șoaptă. Lombard dădu din cap în semn că da. Se aștepta să mor de frică. Unii oameni chiar ar fi murit, nu așa, doctore? Armstrong nu aprobă, ci rosti gânditor. Hm. Greu de spus. Persoanele tinere și sănătoase nu au probleme cu inima. Puțin probabil de altă parte, ridică paharul pe care l-a duse Blor. Băgă un deget în el și gustă precaut lichidul. Expresia de pe chiv nu îi se schimbă. Apoi zise cu îndoială în glas. Hm, mi se pare în regulă. Blor făcu enervat un pas înainte. Dacă îmi spui că am pus ceva în pahar, zise el, praf te fac. Acum că își reveni de la Brandy, Vera schimbă subiectul. Unde este judecătorul? Cei trei bărbați se uitară unii la alții. Ciudat, am crezut că a venit și el cu noi. La fel am crezut și eu, zise Blor. Dar tu, doctore, ai venit în spatele meu pe scări? Am crezut că vine după mine. Desigur, era normal să urce mai încet decât mine, e un om în vârstă. Cei trei bărbați se uitară din nou unul la altul. E al naib de ciudat, zise Lombar. Trebuie să mergem să-l căutăm, strigă Blor, apoi porni spre ușă. Ceilalți îl urmară. În timp ce coborau, Armstrong le aruncă peste umăr. Bineînțeles, se poate să fi rămas în sufragerie. Străbătură holul. Armstrong strigă cu voce tare. Wargrave! Wargrave! Pe unde ești? Nu primi niciun răspuns. În casă era o liniște mormântală. Nu se auzea decât ropotul ploii. Apoi, la intrarea în sufragerie, Armstrong încremeni în prag. Ceilalți se înghesuiră în spatele lui și se uitară peste umărul acestuia. Cineva scoase un țipăt. Judecătorul Wargrave stătea în scaunul cu spătar înalt din fundul încăperii. De o parte și de alta se aflau două lumânări aprinse. Însă cei șocă pe privitor era faptul că era îmbrăcat cu roba stracojie și purta pe cap peruca de judecător. Doctorul Armstrong le făcuse semn celorlalți să nu se apropie. El însuși trăbătu camera cu pas nesigur, de parcă ar fi fost beat și se îndreptă spre silueta țeapănă care privea fix. Se aplecă în față să analizeze fața încremenită a judecătorului. Apoi, cu o mișcare bruscă, ridică peruca. Aceasta căzut pe podea, scoțând la iveală fruntea înaltă și cheală, care avea chiar în mijloc un semn rotund prin care intrase ceva. Doctorul Armstrong ridică mâna fără viață și verifică dacă are puls. Apoi se întoarse spre ceilalți și zise cu o voce fără expresie, moartă, venind parcă de undeva de departe. A fost împușcat. Dumnezeule, revolverul, strigă Blor. Glonțul i-a trecut prin cap, rosti doctorul cu aceeași voce împietrită. A murit instantaneu. Vera se opri lângă perucă. Apoi zise cu groază în glas: Iată gemele de lână cenușie ale domnișoarei Brent. Și draperia stracojie care a fost furată din baie. Așadar, pentru asta a avut nevoie de ele. Pe neașteptate, Filip Lombar izbunii într-un râs nefiresc. <laughs> Cinci negri mititei vor să ajungă magistrați. Unul și-a împlinit dorința și au rămas deci patru frați. Și așa și-a aflat și sângerosul judecător Wargrave sfârșitul. Gata, nu mai poate pronunța nicio sentință nu mai trebuie să-și pună pălăria neagră pe cap. Aceasta a fost ultima oară când a mai prezidat Curtea de Justiție. Nu se mai aibă ocazia să condamne la moarte oameni vinovați. Doamne, ce ar mai râde! Izbucnirea lui îi luă pe ceilalți prin surprindere. În această dimineață ai zis că el este criminalul, îi strigă Vera. Fața lui Filip își schimbă brusc expresia devenind serioasă. Știu că am zis, spuse Lombard încet. Ei bine, m-am înșelat. Iată, încă unul care și-a dovedit nevinovăția. Prea târziu. Sfârșitul capitolului 13 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 14 1. Îl duseră pe judecătorul Wargrave în camera sa și îl așezară pe pat. Apoi coborâră din nou și rămaseră în hol, uitându-se lung unii la alții. Acum ce facem?" întrebă Blor grav. Mergem să mâncăm ceva," zise Lombar. N-avem încotro, trebuie să ne hrănim." Se duseră din nou în bucătărie. Deschiseră din nou o conservă de limbă, mâncarea mecanic, aproape fără să simtă gustul mâncării. Nu voi mai mânca niciodată limbă," zise Vera. După ce terminarea de mâncat, rămaseră așezați în jurul mesei, uitându-se lung unii la alții. Am mai rămas doar patru," constată Blor. Oare cine urmează?" Armstrong spuse aproape mecanic. Trebuie să avem grijă. Apoi se opri. Asta a spus și el, remarcă Blor, iar acum e mort. Mă întreb cum s-a întâmplat, zise Armstrong. A dracului diversiune, chestia aia a fost pusă în camera domnișoarei Clatern și a funcționat conform planului toți ne-am repezit pe scări în sus gândindu-ne că cineva vrea să o moare. Și astfel, în acea confuzie, cineva l-a prins pe bătrân nepregătit. Cum se face că n-a auzit nimeni în pușcătura? Se miră Blor. Lombar scutură din cap. Domnișoara Clayton țipa. Vântul vuia, iar noi fugeam pe scări și strigam. Nu, nu avem cum să auzim în pușcătura, dar acest șiretlic n-are cum să mai funcționeze de acum încolo zise el după o scurtă pauză. Va trebui să fie mai inventiv data viitoare. Și chiar așa va face, replică Blor. Era ceva neplăcut în tonul lui. Cei doi bărbați se uitară fix unul la altul. Mai suntem patru, zise Armstrong, dar tot nu știm care dintre noi. Eu știu, afirmă Blor. Eu nu am cea mai mică îndoială, zise și Vera. Presupun că și eu știu, adăugă și Armstrong. Da, cred că deja știm destul de bine, zise și Filip Lombar. Se uitare din nou unii la alții. Vera se clătina pe picioare. Mă simt îngrozitor, zise ea. Trebuie să merg la culcare, sunt frântă. La fel și noi, fu de acord Lombar. N-are sens să stăm aici și să ne uităm unii la alții. Sunt de acord, zise Blor. Cel mai bun lucru pe care l-am putea face, murmură doctorul, deși mă îndoiesc că vreunul dintre noi va putea dormi. În timp ce se îndreptau spre ușe, Blor întrebă, Oare unde este revolverul acum? 2. Merseră la etaj. Următoarea lor mișcare fu parcă desprinsă dintr-o farsă. Fiecare dintre ei stătu cu mâna pe clanță de la ușa dormitorului. Apoi, intrară toți deodată în cameră și închiseră ușa în urma lor. Se auzi apoi cum se încuiau ușile și cum se trăgea vorul și un corp de mobilier mișcându-se. Patru oameni speriați se baricadau în camerele lor până dimineață. 3. Filip Lombard respiră ușurat în timp ce punea un scaun sub mânerul de la ușă. Apoi se duse spre măsuța de toaletă. La lumina pâlpândă a lumânării, își studie fața. Apoi își zise încet. Da, te-am dărmat afacerea asta. Zâmbetul său de lup îi răsărit din nou pe față. Se dezbrăcă rapid și se îndreptă spre pat, așezându-și ceasul de mână pe noptieră. Apoi, deschise sertarul noptierei și rămase privind lung revolverul dinăuntru. 4. Vera Clayton se așeză în pat pe noptieră, lumânarea era încă aprinsă. Și totuși, nu putea să-și ia inima în dinți și să o stingă. Îi era teamă de întuneric. Își spuse iar și iar, nu ți se va întâmpla nimic în această noapte. Nu s-a întâmplat nimic nici noaptea trecută. Nu se va întâmpla nimic nici în această noapte. N-are ce să se întâmple. Ești încuiată în cameră. N-are nimeni cum să intre peste tine. Apoi se gândi brusc. Desigur, Aș putea sta aici. Aș putea rămâne încuiat aici. Nu-mi trebuie neapărat mâncare. Pot sta aici în siguranță până când vin ajutoarele. Chiar dacă am de așteptat o zi sau două." Să stea aici?" Da, însă va putea oare să stea aici, ore în șir, fără nimeni cu care să vorbească, fără nimic de făcut decât să se gândească." Începu să se gândească la Cornwall, la Hugo, la ceea ce i spusese lui Cyril. O zgâtie de copil care niciodată nu o să în pace. Domnișoara Clayton, de ce nu poți să not până la stângi? Știu că pot. Oare ce-i răspunsese ea? Bineînțeles că poți, Cyril. Chiar poți. Știu bine că poți face asta. Atunci, îmi dați voie să not domnișoara Clayton? Păi, vezi tu, Cyril, mama ta se ne foarte mult din cauza ta. Uite cum facem. Mâine poți nota până la stânci. Eu o să vorbesc cu ea ca să-i distrag atenția. Și atunci, când o să te caute, tu vei sta pe acea stâncă și vei face cu mâna. Va fi o adevărată surpriză pentru ea. O, doamne, domnișoară Clayton, ce o să ne mai distrăm? O spusese acum, mâine. Hugo se ducea la New Quay. Până să se întoarcă el, totul avea să fie rezolvat. Da, dar dacă lucrurile nu mergeau așa... Să zicem că ceva nu e așa cum trebuie. Cyril putea fi salvat de cineva, iar după aceea ar fi zis Domnișoara Clayton nu mi-a dat voie. Ei și cei cu asta? Trebuie să ne mai asumăm și riscuri din când în când. Dacă lucrurile ar fi ieșit prost, i-ar fi zbugnit. Cum poți spune o asemenea minciună, Cyril? Bineînțeles că n-am spus niciodată așa ceva. Iar ceilalți o vor crede. Cyril mințea adeseori. Era un copil mincinos. Siril ar fi știut, desigur, dar acest lucru n-ar fi contat și oricum n-avea cum să iasă prost. Va spune că notase după el, dar ajunsese prea târziu. Nivei nu va suspecta nimic. Oare Hugo bănuise ceva? Oare de aceea se uitase la ea așa ciudat? Oare Hugo știuguse, Oare de aceea plecase imediat după anchetă? Nu-i răspunsese niciodată la scrisorile pe care îi le trimisese. Hugo Vera se perpelea neliniștită în pat. Nu, nu, nu trebuia să se mai gândească la Hugo. O durea prea tare. Era un capitol încheiat. Hugo trebuia dat uitării. Oare de ce în seara aceasta simțise că Hugo se afla în camera ei? Se uită la tavan, la cârligul mare și negru din mijlocul camerei. Nu remarcase acel cârlig până acum. Algele fusese ratârnate de el. O trecu un fior când își aminti de atingerea rece și lipicioasă pe care o simțise pe gât. Nu-i plăcea acel cârlic din tavan. Nu-și putea desprinde privirea de la el. O fascina. Un cârlic mare și negru. 5. Ex-inspectorul Blor stătea pe marginea patului. Ochii lui mici, injectați și cu pleapele roșii, erau vioi pe echipul împietrit arăta ca un mistreț gata de împierechere. Nu avea deloc chef să doarmă. Amenințarea îl pândea din ce în ce mai tare. Șase din zece. În ciuda înțelepciunii sale, în ciuda măsurilor de precauție pe care și le luase, judecătorul se dusese în rând cu ceilalți. Blor pufni cu un fel de satisfacție sălbatică. Oare cum spusese bătrânul excentric? Trebuie să avem mare grijă. El, orocit, ipocrit, prezida curtea și se credea Dumnezeu. A meritat-o din plin. Gata, nu mai era nevoie să fie precaut. Iar acum rămăseseră doar ei patru. Fata, Lombard, Armstrong și el însuși. În curând se va mai duce unul dintre ei. Dar acela nu va fi William Henry Blore. Va avea el grijă să nu se întâmple asta. Dar unde era revolverul? Ce era cu revolverul? Asta îl neliniștea. Revolverul. Blor stătea pe pat, încruntat, cu ochii mijiți și contractați, în timp ce medita la problema revolverului. În liniștea din casă se auzea ceasul de la parter. Miezul nopții. Se relaxă puțin, se așeză chiar în pat, dar nu se dezbrăcăm. Rămase gânditor, întins pe pat. Analiză situația de la început, metodic, cu detașare, așa cum proceda în timp ce lucra în poliție. În final, stilul meticulos își dovedi eficiența. Lumânarea pâlpâia slab. Uitându-se dacă chibriturile erau la îndemână, o stinse. Ciudat, întunericul din cameră îl neliniștea. De parcă o frică ancestrală se trezise în mintea lui și se lupta să își intre în drepturi. În fața lui jucau o fețe a judecătorului cu capul încoronat cu acel ridicol scul de lână, fața rece a doamnei Rogers, fața congestionată a lui Anthony Marston. Un alt chip, palid și cu ochelari și o mustață subțire. Un chip pe care îl văzuse cu ceva timp în urmă. Dar când oare? Nu-l văzuse pe această insulă. Nu, cu foarte mult timp în urmă. Era ciudat că nu putea asocia un nume cu acel chip. Era un chip oarecum tâmp. Individul semăna cu un hoț. Desigur, amintirea îl șocă puțin. Landor! Era ciudat că uitase cum arăta Landor. Numai departe de ieri încercase să-și amintească fața individului și nu fusese în stare. Iar acum, iată-l. Își amintea fiecare detaliu, de parcă s-ar fi întâlnit cu el cu o zi înainte. Landor era căsătorit, avea o soție sfrijită, cu o față anxioasă. Avusese și un copil, o fată cam de 14 ani. Pentru prima dată în viață se întrebă ce s fie ales de ele. Revolverul. Ce se întâmplase cu revolverul? Asta era mult mai important. Cu cât se gândea mai mult la el, cu atât era mai nedumerit. Nu înțelegea deloc povestea aceasta cu revolverul. Cert era că cineva din casă avea un revolver. Jos, ceasul bătu ora 1. Gândurile lui Blor se întrerupseră. Se ridică din pat, devenind brusc foarte atent, pentru că auzise un sunet, un sunet foarte vag, pe undeva, în afara camerei lui. Cineva se plimba prin casa cufundată în întuneric. Simți broboane de transpirație pe frunte. Oare cine se mișca încet și în mare taină pe coridor? Cineva care n-avea gânduri curate putea garanta asta. Fără zgomot, în ciuda Constituției sale masive, se dădu jos din pat și din doi pași era lângă ușe cu urechea lipită de ea. Dar nu se mai auzi nimic. Cu toate acestea, Blor era convins că nu-i se păruse. Auzise o izbitură chiar în fața ușii sale. I se făcu părul măciucă simți din nou ce însemna frica. Cineva mergea tiptil prin casă în toiul nopții. Ascultă cu atenție, însă sunetul nu se mai repetă. Iar acum tentația a salta. Dorea cu disperare să iasă din cameră și să investigheze. Tare și-ar fi dorit să vadă cine se furișează prin casă pentru neric. Însă era o nesăbuință din partea lui să deschidă ușa. Foarte probabil, tocmai asta aștepta și celălalt. Poate că se baza pe faptul că, auzind acest zgomot, Blor va ieși din cameră să cerceteze ce se întâmpla. Blor rămase nemișcat cu urechile ciulite. Acum auzea pretutinde în tot felul de sunete, scârțuituri, foșnete, șoapte misterioase. Însă creierul său experimentat și realist știa de unde proveneau, din propria sa imaginație. Apoi auzi ceva ce nu era rodul imaginației sale – pași foarte ușori, foarte precauți, însă care ajungeau foarte bine la urechea cuiva care asculta cu concordarea lui Blor. Se auziră încet de-a lungul coridorului, camerele lui Lombard și a lui Armstrong erau dincolo de asa și trecură de ușa lui fără să ezite vreun moment. Chiar în acel moment se hotărâ. Voia să vadă ce este. Pașii trecură cu siguranță pe lângă ușa lui și se îndreptau spre scări unde se ducea acel om. Când Blor acționă, o făcu rapid, surprinzător de rapid pentru un om cu greutatea lui. Se duse tiptil până la pat, luă o cutie de chibrituri, unde se în buzunar, scoase veioza de lângă pat din priză și înfășură cordorul în jurul ei. Avea un abajur de crom, iar piciorul era de ebonită și putea fi folosită foarte bine pe post de armă. Străbătu sprinte în camera, Dădu la o parte scaunul de sub înnerul ușii și, cu grijă, descuie ușa și trase zăvorul. Ieși pe coridor. În hol se auzi un sunet slab. Blor fugi ca o pisică până în capul scărilor. În acel moment își dădu seama de ce auzise atât de clar acele sunete. Vântul se liniștise, iar cerul probabil că se limpezise de nori. Prin fereastra de la parterii intrau raze slabe de lună ce iluminau holul. Lui Blori se păru că vede pe cineva ieșind din casă pe ușa principală. Alergă pe scări, dar apoi se opri brusc. Din nou, aproape că se făcuse de râs. Probabil că aceasta era o capcană pentru a-l ademeni în afara casei. Dar celălalt bărbat nu-și dăduse seama că tocmai atunci făcuse o greșeală, una care îl trimisese exact în mâinile lui Blor pentru că dintre cei trei ocupanți ai camerelor de la etaj, una trebuia să fie acum goală. Tot ce îi mai rămânea lui de făcut era să verifice care din ele. Se opri mai întâi la ușa doctorului Armstrong și bătu. Nu primi niciun răspuns. Așteptă un minut, apoi se mută la ușa lui Filip Lombar. cine e acolo?" Eu sunt Blor. Cred că doctorul Armstrong nu este în camera sa. Stai puțin." Se duse la ușa din capătul culoarului și bătu din nou. Domnișoară Clayton! Domnișoară Clayton! Uimită Vera îi răspunse. Cine este? Ce s-a întâmplat? E în regulă, domnișoară Clayton. Așteptați puțin, mă întorc imediat. Alergă din nou spre camera lui Filip Lombard. Când ajunse în dreptul camerei lui, Lombard deschise ușa. Lombard stătea în prag cu lumânarea în mâna stângă. Își trăsese pantalonii peste pijamale iar mâna dreaptă se odihnea în buzunarul bluzei de pijama. Ce naiba se petrece?" întrebă el indignat. Blorul îi explică scurt. Ochii lui Lombar se luminară. Așadar, Armstrong. Armstrong e cel pe care îl vânăm." Se duse apoi spre camera lui Armstrong scuzându-se. Îmi pare rău, Blor, dar trebuie să mă conving singur de asta." Apoi bătu scurt la ușa doctorului. Armstrong! Armstrong!" Nu primi niciun răspuns. Lombar se lăsă în genunchi și se uită pe gaura chei. Își vârâ cu grijă degetul mic în broască. Nu are cheia în ușă pe dinăuntru, zise el. Asta înseamnă că a încuiat ușa pe din afară și a luat cheia cu el, zise Blor. Iar Filip aprobă. E normal să fie precaut. O să-l prindem, Blor. De data asta o să-l prindem. așteaptă mă o secundă. Alergarea pe coridor spre camera Verei. Vera! Da! Îl urmărim pe Armstrong. A ieșit din cameră. Orice s-ar întâmpla, nu deschide ușa, ai înțeles? Da, am înțeles. Dacă vine Armstrong și îți spune că eu sau Blora am fost uciși, nu l-a clar, deschizi ușa numai dacă eu și Blor îți vorbim. Ai înțeles? Da, nu sunt idiotă. Bine, zise Lombar. Apoi se duse la Blor și îi spuse. Iar acum, hai după el s-a deschis sezonul de vânătoare. Ar fi bine să fim precauți, zise Blor. Nu uita că are un revolver. Alergând pe scări, lombar chicoti. Te înșel, îi spuse el lui Blor. Lombar deschise ușa din față și constată. Zăvorul e dat deoparte ca să poată intra ușor înapoi. Revolverul e la mine, continuă el. L-am găsit la locul lui insertar în seara aceasta, zise el arătându-i din buzunar. Blor se opri ca a fulgerat în prag. Expresia feței se schimbă, iar Filip Lombar își dădu seama. Nu fi prost, Blor, n-am de gând să te împușc. Întoarce-te și baricadează-te în camera ta dacă vrei. Eu mă duc după Armstrong. Apoi se pierd în noapte. Blor, după un moment de ezitare, se duse după el. Cred că o caut cu lumânarea, își zise Blor. La urma urmei... La urma urmei mai avusese de-a face cu criminalii înarmați până acum. Poate că avea defectele lui, însă Blor nu ducea lipsă de curaj. Era suficient să-i arăți pericolul, iar el trecea pe data la atac. Nu se temea de pericolul evident, ci doar de cel nedefinit cu izi de supranatural. 6. Rămasă singură, Vera se ridică din pat și se îmbrăcă. Se uită de vreo două ori spre ușă. Era din lemn masiv. Era încuiată și avea zăvorul pus iar subclanța era blocată cu un scaun. Nu putea fi spartă cu forța. Cu siguranță, nu de doctorul Armstrong. Nu era un om înzestrat cu forță fizică. Dacă doctorul Armstrong intenționa să o moare, ar fi făcut-o prin șiretenie, nu prin forță fizică. Se amuză încercând să-și imagineze la ce mijloace ar putea apela ca să o ucidă. Ar putea, așa cum îi spusese și Filip, să o anunțe că unul din cei doi bărbați a murit. Sau ar putea pretinde că el însuși este rănit mortal tărându-se pe coridor și gemând de durere. Mai erau și alte variante. Ar putea o anunța că a luat foc casa. Mai mult chiar, ar putea să dea chiar el foc la casă. Da? Și aceasta ar putea fi o alternativă. Se i ademenească pe ceilalți bărbați afară din casă, apoi, după ce ar fi lăsat o dără de petrol, ar fi putut să-i dea foc. Iar ea, ca o proastă, ar rămâne baricadată în camera ei până când ar fi prea târziu. Străbătu camera îndreptându-se spre fereastră. Nu era prea rău. În caz de nevoie, s-ar putea arunca pe geam. Ar fi fost o căzătură destul de serioasă. Însă sub geam era un strat de flori. Se așeză și își luă jurnalul și început să scrie în el cu un scris citet și cursiv. Trebuia să-și omoare cumva timpul. La un moment dat deveni brusc atentă. Auzise un sunet, de parcă s-ar fi spart un geam. Și venea de undeva de la parter. Ascultă cu mare atenție, însă sunetul nu se mai repetă. Auzi, sau îi se păru că aude, pași urcând tiptil pe scări, foșne de haine, însă nu era nimic clar. Așa că trase concluzia că totul fusese numai în imaginația ei. Dar imediat auzi sunete mult mai dezlușite, oameni mergând pe scări și murmuri de voci, apoi sunetul clar al cuiva care urca scările, uși deschizându-se și închizându-se, pași urcând spre mansardă, iar de acolo alte zgomote. În cele din urmă, pașii se auziră din nou pe coridor, apoi lombar zise, Vera, ești bine?" Da, ce s-a întâmplat?" Ne lași să intrăm?" întrebă Blor. Vera se duse la ușă, dădus scaunul de o parte, răsuci cheia în ridică zăvorul și descuie ușa. Cei doi bărbați respirau sacadat și erau us pe pantofi și pe partea de jos a pantalonilor. Ce s-a întâmplat?" îi întrebă din nou. Armstrong a dispărut," răspunse Lombard. 7. Ce?" strigă Vera. Pur și simplu nu mai e pe insulă," răspunse Lombard. A dispărut pur și simplu, interveni și Blor, de parcă ar fi făcut un truc magic. Prostii, zise Vera neliniștită, se ascunde el pe undeva. Nu, nu e nicăieri, o contrazise Blor. Îți garantez, nu există niciun loc pe insulă unde s-ar putea ascunde. E golașe ca podul palmei, afară e lună plină, e lumină de parcă ar fi zi, iar el e de negăsit. S-a întors în casă, Zise Vera. Ne-am gândit și noi la asta. Am căutat și prin casă. Probabil că ne-a auzit. Nu este aici, îți spun eu. A plecat, a dispărut, s-a evaporat. Nu cred, ripostă Vera. Ba este adevărat, draga mea, spuse Lombar. Se opri puțin, apoi continuă. Avem un singur indiciu. A fost part un geam din sala de mese și sunt doar trei negri mititei pe masă. Sfârșitul capitolului 14 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 15 1. Trei oameni Luau micul dejun în bucătărie. Afară strălucea soarele. Era o zi minunată, furtuna trecuse. Și odată cu schimbarea vremii, se schimbase și starea de spirit a prizonierilor de pe insulă. Se simțeau de parcă s-ar fi trezit dintr-un coșmar. Era adevărat că pericolul era iminent, dar era un pericol la lumina zilei. Atmosfera paralizantă, care îi învelise ca o pătră cu înainte. În timp ce furtuna se dezlănțuia afară, acum se destrămase. Lombar spuse, O să încercăm să transmitem semnale luminoase cu o oglindă, de pe cel mai înalt punct al insulei. Vreun tânăr care se plimbă pe stânci ar putea recunoaște că este vorba de un semnal SOS. Cel puțin așa sper. Iar diseara am putea aprinde un foc, numai că nu prea avem suficiente lemne. Și oricum, ar putea crede că este un foc de tabără și că dăm o petrecere. Cu siguranță că cineva va înțelege alfabetul morse și va încerca să vină după noi, cu mult înainte de lăsarea întunericului. Vremea s-a îmbunătățit, zise Lombar, însă marea este încă agitată. Al naibii ghinion nu vor putea să vină cu barca decât mâine. Încă o noapte în acest loc, strigă Vera. Lombar ridică neputincios din numeri. S-ar putea să fim nevoiți să mai petrecem o noapte aici. Încă 24 de ore nu sunt chiar atât de mult. Dacă mai rezistăm atât, suntem salvați. Blor își drese vocea apoi interveni. <coughs> Ar fi bine să lămurim un lucru. Ce s-a întâmplat cu doctorul Armstrong? Păi avem o dovadă. Mai sunt doar trei negri mititei pe masă. Se pare că Armstrong și-a dat obștescul sfârșit. Atunci, de ce nu i-am găsit cadavrul? Întrebă Vera. Exact, interveni și Blor. Lombar zise, clătinând din cap. E al naibii de ciudat că nu l-am descoperit. Poate că a fost aruncat în apă, zise Blor cu îndoială în glas. De cine? rică ars Lombar. De dumneata? De mine? Dumneata l-ai văzut ieșind pe ușa din față. Ai venit și m-ai găsit în cameră. Apoi am ieșit să-l căutăm împreună. Când naiba aș fi avut timp să-l omor și să-l car în jurul insulei ca să-l arunc în apă? Nu știu, zise Blor, dar știu un lucru. Ce anume? întrebă Lombar. Revolverul, zise Blor, e vorba de revolverul dumitale, care este acum în posesia dumitale. Nu avem nicio dovadă că n-a fost la dumneata în tot acest timp. Haide, Blor, am fost cu toții percheziționați. Da, l-ai ascuns înainte de asta, iar după percheziție te-ai dus și l-ai luat înapoi. Dragul meu încăpățânat, îți jur că mi-a fost pus înapoi în sertar. A fost și pentru mine o mare surpriză. Și te aștept să credem asta? De ce naiba Armstrong sau oricine altcineva? ți l-ar fi pus înapoi în sertar. Lombar ridică neputincios din numeri. N-am nici cea mai vagă idee. E pur și simplu o nebunie. Ultimul lucru la care mă așteptam. Nu mi se pare că ar avea vreun sens. Nu, aprobă Blor. Mai bine ai fi inventat ceva mai bun, pentru că povestea asta nu ține. În afară de faptul că îți garantez că acesta este adevărul, n-am altă dovadă. Eu nu văd lucrurile în felul acesta. Nici n-ai vreo intenție să o faci, ripostă Filip. Uite ce, e, domnule Lombar, dacă ești om cinstit, așa cum pretinzi. Când am pretins eu că sunt un om cinstit? Murmură Lombar. Nu, într-adevăr, n-am spus niciodată așa ceva. Blor continuă nezdruncinat. Dacă spui adevărul, atunci se poate face un lucru, un singur lucru. Atâta timp cât ai un revolver, eu și domnișoara Clayton suntem la mâna dumitale. Singurul lucru cinstit ar fi să pui revolverul împreună cu celelalte lucruri care sunt încuiate, iar cheile vor rămâne în continuare la noi. Lombar își aprinse o țigară. În timp ce scotea un fuior de fum pe nas, zise Nu te purta ca un nenorocit. Așadar, te împotrivești? Da, mă împotrivesc. Acel revolver este al meu am nevoie de el pentru a mă apăra și am de gând să-l păstrez asupra mea. În cazul acesta, zise Blor, putem trage o singură concluzie. Că eu sunt un N. Cred că îți convine de minune, dar dacă este așa, atunci de ce nu te-am împușcat azi noapte? Aș fi putut să o fac de vreo 20 de ori. Blor clătine din cap și zise. Nu știu, și aceasta e o problemă. Probabil că ai avut un motiv bine întemeiat. Vera nu participase la această conversație. Însă, acum interveni subit. Mi se pare că vă purtați ca doi idioți. Lombar se uită la ea. ce e asta? Cred că amândoi uitați de poezie. Nu vedeți că avem acolo un indiciu? Recită cu o voce plină de înțelesuri. Patru negri au plecat, hăt pe mare, mititei, Unul a picat în plasă și au rămas doar trei. Aici avem indiciul, continuă ea. Așadar, Armstrong nu e mort. A luat figurina de porțelan ca să ne inducă pe noi în eroare. Puteți spune ce doriți, dar Armstrong se află încă pe insulă. Dispariția lui nu este decât o făcătură. Lombard se așeză din nou pe scaun. Știi, s-ar putea să ai dreptate, zise el. Da, interveni Blor. Dar dacă este așa, atunci unde ar putea fi? Am căutat peste tot. Și pe afară și prin casă. Cu toții am căutat revolverul, zise Vera cu voce disprețuitoare. Dar nu l-am găsit noi așa. Dar a fost ascuns undeva tot timpul. Draga mea, murmură lombar, este oarecare diferență de dimensiune între un revolver și un om. Nu-mi pasă, sunt sigură că am dreptate. Nu crezi că se cam dă singur de gol cu acest vers? Constată Blor. Ar fi putut să-l rescrie puțin altfel. Nu-ți dai seama că este nebun? Țipă Vera. Ideea de a se ține de versurile poeziei este nebunie curată. Să-l deghizeze pe judecător, să-l omoare pe Rogers în timp ce tăia lemne, să-i administreze doamnei Rogers somnifere ca să o facă să moară în somn, să pună chiar și un bondar pe geam când a omorât-o pe domnișoara Brent, de parcă un copil înfricoșător ar juca un joc. Trebuie ca totul să se potrivească. Da, ai dreptate, zise Blor. Oricum, continuă el după ce cugetă un moment, pe insulă nu există nicio grădină zoologică. O să aibă ceva bătăi de cap cu versul ăsta. Nu înțelegi, strigă Vera. Noi suntem grădina zoologică. Noaptea trecută ne-am comportat ca niște animale. Noi suntem grădina zoologică. 2. Petrecură dimineața pe stânci, trimițând pe rând semnale luminoase cu oglinda spre uscat. După toate aparențele, nimeni nu le remarcă prezența. Nu primiră niciun semnal ca răspuns. Ziua era frumoasă cu o ceață ușoară. De desubt, marea clocotea. Nu se vedeau bărci în larg. Cercetare din nou insula. Nici urmă de doctor. De unde se aflau, Vera și înălță privirea spre casă. Le spuse celor doi bărbați cu vocea între tăiată de emoție. Mă simt mai în siguranță în aer liber. Haideți să nu ne mai întoarcem în casă. Nu este o idee rea, zise Lombar. Aici suntem în siguranță. Nu are nimeni cum să ajungă la noi fără să-l vedem cu mult timp înainte. Atunci o să stăm aici, hotărâ Vera. Trebuie să ne petrecem noaptea undeva, replică Blor. Când se lasă seara, trebuie să ne întoarcem în casă. E prea mult pentru mine, zise Vera tremurând de frică. Nu cred că pot să mai petrec încă o noapte în acea casă. Vom fi în siguranță încuiați în camerele noastre. Așa cred, murmură Vera. Ce ciudat, își zise Vera. Aproape că sunt fericită. Cu toate acestea, bănuiesc că sunt în mare pericol. Într-un anumit fel, acum, la lumina zilei, nimic nu mai contează. Mă simt plină de energie. Simt că n-am cum să mor. Blor se uită la ceas. E ora 14. Mergem să luăm prânzul. Eu nu mă întorc în acea casă, zise hotărâtă Vera, intenționez să stau aici în aer liber. O, oh, haide, domnișoară, Clayton, trebuie să ne păstrăm puterile. Numai să văd limba la conservă în fața ochilor și mi se face rău. Nu vreau să mănânc nimic. Oamenii trăiesc zile în șir fără să mănânce, atunci când țin regim. Ei bine, eu sunt obișnuit să mănânc regulat, se împotrivi blor. Dar dumneata, domnule Lombar? Știi, răspunse Filip, nici mie nu prea am de ideea că trebuie să mănânc din nou limbă la conservă. Eu o să stau aici cu domnișoara Clayton. Pe Blor nu prea trăgea inima să plece singur. Voi fi în siguranță aici. Nu cred că o să mă împuște de îndată ce te întorci cu spatele. Dacă de asta te temi, îl încuraje Vera. Bine atunci, dar am convenit că nu ne vom despărți. Dumneata ești cel care vrea să se bage în gura lăului, zise Filip. Dacă vrei, vin cu tine. Nu, nu veni, zise Blor, stai aici. Așadar, încă ți mai e frică de mine, râse Filip. De ce? V-aș putea împușca pe amândoi chiar acum dacă aș vrea. Da, însă n-ar mai fi conform planului, zise Blor. Ideea este să fim uciși unul câte unul conform unui plan. Ei bine, văd că ești bine pus la punct în această privință. Bineînțeles că, într-un anumit fel, este un lucru necugetat să te întorci singur în casă, recunosc Blor. Și de aceea, zise calm Filip, ar trebui să-ți împrumut revolverul? Ei bine, răspunsul este nu. Nu sunt chiar așa de ușor de dus de nas. Mulțumesc de apreciere. Blor ridică din umeri și început să coboare panta spre casă. E timpul mesei la grădina zoologică," zise Lombar încet. Animalele au tabieturile lor." Crezi că e foarte riscant ceea ce face el acum?" întrebă Vera neliniștită. În felul în care sugerezi dumneata, nu, nu cred că este. Armstrong nu e înarmat, știi bine, iar Blor este de două ori mai mare decât el și mult mai puternic. Și, oricum, este foarte puțin probabil că Armstrong să fie în casă. Știu că nu este acolo. Dar atunci, care este cealaltă soluție? Că Blor este criminalul, rostilând Filip. Oh, doar nu crezi asta, nu? Ascultă, draga mea, ai auzit povestea lui Blor. Trebuie să recunoști că, dacă povestea lui este adevărată, eu nu am nicio legătură cu dispariția lui Armstrong. Povestea lui m-a lămurit, însă nu a lămurit și poziția în care se află el avem doar cuvântul lui că a auzit pași pe scări și că a văzut pe cineva strecurându-se afară din casă. Totul poate fi doar o minciună. Putea să fi scăpat de Armstrong cu ore bune înainte. Cum? Lombar ridică din numeri. Nu știu, dar după părerea mea, singurul pericol pe care trebuie să-l înfruntăm este Blor însuși. Ce știm despre acest om? Aproape nimic. Povestea aceasta, cum că e fost polițist, poate fi o minciună sfruntată. Ar putea fi oricine, un milionar nebun, un om de afaceri scrântit, vreun țignit scăpat de la Broadmoor, un singur lucru este sigur. Ar fi putut comite crime, oricare dintre aceste crime le ar fi putut comite el. Vera se albise la față. Și dacă ne atacă și pe noi? Întrebă ea cu vocea gătuită de frică. Mângâindu-și revolverul din buzunar, Filip zise calm. Atunci o să mă asigur personal că nu o va face. Apoi se uită curios la ea. Așadar, ai încredere în mine, nu-i așa vera? Ești sigură că nu o să te împușc? Trebuie să ai încredere în cineva, răspunse Vera. De fapt, cred că te înșeli în privința lui Blor. Eu tot cred că Armstrong e criminalul, Apoi se întoarse spre el brusc și îl întrebă. N-ai sentimentul permanent că ne urmărește cineva? Că ne privește de la distanță și așteaptă? E din cauza încordării, zise lombar calm. Așadar, și dumneata ai simțit asta, nu-i așa? Tremură, se aplică puțin spre el și îi zise. spune nu ți se pare? Se întrerupse apoi continuă. Mai de mult am citit o poveste despre doi judecători care au ajuns într-un orășel din America. Erau de la Curtea Supremă, împărțeau dreptatea, dreptatea absolută, pentru că nu erau din această lume. Lombar ridică din sprâncene, vizitator din cer așadar. Nu, no, nu cred în supranatural. Situația în care ne aflăm e creată de mâna omului. Uneori, rog cu voce șoptită, nu știu ce să mai cred. Cred că e doar conștiința dumitale, zise Lombar uitându-se fix la ea. Așadar, până la urmă, chiar l-ai necat pe acel copil, nu? Întrebă el după o scurtă pauză. Ba, nu, ripostă vehement Vera. Nu l-am înnecat eu. N-ai niciun drept să mă acuzi. Ho, oh, oh, ba da, draga mea, râse Lombar. Dumneata e făcut-o. Nu știu ce anume te-a determinat să faci asta. Nu-mi dau seama. Probabil era vreun bărbat la mijloc. Mă înșel cumva?" Vera simți că îi se înmoaie picioarele pe neașteptate. Apoi rosti cu o voce neutră. Da, era un bărbat la mijloc." Mulțumesc," zise lombar calm. Asta doream să aud." Vera se ridică brusc și întrebă. Ce-a fost asta? A fost un cutremur?" Nu, nu," zise lombar. Ciudat, deși am simțit că se clatină pământul. Și am crezut că ai auzit și dumneata un fel de strigăt?" Mie, așa mi s-a părut. Se uitară lung spre casă. A venit din acea direcție, ar trebui să mergem să vedem ce este. Nu, nu, eu nu merg. Fă cum crezi, eu mă duc. În regulă vin și eu cu dumneata. Urcară panta spre casă. Terasa era liniștită și părea total inofensivă sub lumina soarelui. Rămaseră acolo nehotărâți, preț de câteva clipe, apoi, în loc să intre pe ușa din față, înconjurară casa. Îl găsi rândată și pe blor era întins pe terasă, în partea de est, cu capul sfărmat de un bloc de marmură albă. Filip se uită în sus, apoi întrebă. A cui este fereastra de deasupra? A mea, răspunse Vera cu vocea tremurândă. Iar acesta este ceasul de pe policioara căminului. Îmi amintesc acum, era sculptat în formă de urs. Era sculptat în formă de urs, repetă ea cu vocea tremurândă. 3. Filip oprinse de umăr. Asta lămurește lucrurile, zise el hotărât. Armstrong se ascunde pe undeva prin casă. Mă duc să-l prind. Vera se prinse de el și strigă. Nu fi prost, am rămas doar noi doi acum. E rândul nostru, vrea să ne ducem să-l căutăm. Pe asta se bazează. Filip se opri și zise gânditor. Are noi, mă, ce spui? Oricum, recunoști că am dreptate, zise Vera. Lombard dă două aprobatori din cap. Da, ai câștigat. E Armstrong. Dar unde naiba s-a putut ascunde? Am căutat în fiecare ungher al casei. Dacă nu l-ai găsit azi noapte, nu-l vei găsi nici acum, zise Vera cu disperare în glas. E la mintea cocoșului. Probabil că a pregătit din timp o ascunzătoare. Normal, asta ar face, nu? zise Lombard cu jumătate de gură. Știi? ca o cameră secretă într-un vechi conac. Această casă nu este un conac. Ar fi putut să-și facă una. Filip Lombard scutură din cap zicând. Am cercetat cu atenție locul în prima dimineață. Jur că nu există niciun loc ascuns în această casă. Trebuie să fie, zise Vera. Aș vrea să verific. Da, ai vrea să o faci, strigă Vera, iar el e conștient de acest lucru. E în casă și te așteaptă. Știi bine că am ăsta cu mine, zise el scoțând pe jumătate revolverul din buzunar. Și despre Blor ai spus că va fi bine, că este mai puternic decât Armstrong. Era mai puternic din punct de vedere fizic și era și precaut. Dar ceea ce pare a nu înțelege este că Armstrong este nebun, iar un om nebun are toate avantajele de partea sa. Este de două ori mai viclean decât un om sănătos la minte. Lombar puse revolverul înapoi în buzunar, apoi zise, atunci hai să mergem. 4. Ce o să ne facem când vine noaptea? întrebă Lombar în cele din urmă. Cum Vera nu răspunse, continuă pe un ton acuzator. La asta nu te-ai gândit, nu-i așa? Ce altceva am putea face? întrebă Vera neajutorată. O, doamne, mi-e frică! Filip Lombar zise gânditor. E vreme frumoasă, o să fie lună plină, Trebuie să găsim un loc, probabil pe creasta stâncilor. Putem sta acolo până dimineața. Nu trebuie să dormim, trebuie să stăm de gardă toată noaptea. Iar dacă vine cineva spre noi, îl împușc. După o scurtă pauză continuă. Nu o să-ți fie frig, rochia asta pare subțire. Frig? râsă Vera strident. Moartă o să-mi fie și mai frig. Da, așa e, rosti lombară încet. Vera se mișcă neliniștită. Înnebunesc dacă mai stau aici. Haide să ne plimbăm. În regulă. Se plimbară în sus și în jos de-a lungul stâncilor dinspre mare. Soarele cobora spre apus. Lumina era galben aurie. Razele soarelui îi învăluiau într-o strălucire aurie. Ce păcat că nu putem face o baie, zise Vera Chicotin nervos. Filip privea în jos spre mare. La un moment dat spuse. Ce e chestia aia acolo? Vezi, lângă stânga aceea mare, nu, nu, puțin mai la dreapta. După ce se uită atent, Vera spuse, arată ca niște haine. Așadar, cineva chiar face baie, zise Lombard râzând. Ciudat, cred că sunt doar niște alge. Hai să ne uităm, propuse Vera. Sunt niște haine, zise Lombard, apropiindu-se. O legătură de haine, iată și o cizmă. Haide să ne cățărăm până la ele. Se cățărare pe stânci. La un moment dat, Vera se opri brusc și zise Nu sunt haine, e un om. Omul era prins între două stânci, unde fusese probabil aruncat acolo de curenți mai devreme. Lombar și Vera ajunseră la el cu un ultim efort. Se aplecară să se uite la cadavru. Văzură un chip decolorat, chipul hidos al unui om înecat. Doamne, e Armstrong, constată Lombar. Sfârșitul capitolului 15 aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Capitolul 16 1 Trecură secole Lumea se rotea și se învârtea. Timpul încremenise rămăsese acolo nemișcat timp de mii de ani. Nu, nu trecuse mai mult de un minut, cel mult două. Doi oameni stăteau lângă un om mânecat și se uitau la el. Ușor, foarte ușor, Vera Clayton și Philip Lombar își ridicară capetele și se uitară unul în ochii celuilalt. 2. Lombar izbucni în râs. Așadar, asta e, nu e așa, Vera?" zise el. Vera îi răspunse. Nu mai e nimeni pe insulă în afară de noi doi." Vocea ei era mai degrabă o șoaptă, nimic mai mult. Exact," zise Lombar. Deci știm unde ne aflăm, nu-i așa?" Cum a funcționat șmecheria cu ursul de marmură?" întrebă Vera. Lombar ridică din numeri. O magie, draga mea, o magie de foarte bună calitate," Ochii li se întâlniră din nou. Vera își zise în gând: Cum de nu i-am văzut adevărata față până acum? Un lup, asta este, fața unui lup, ce dinți înfiorători! Cu o voce mărâind amenințător, lombar zise: Acesta este sfârșitul, înțelegi? Am ajuns la momentul adevărului. Acum, iar acesta este sfârșitul. Înțeleg, zise Vera încet. Se uita spre mare. Generalul MacArthur se uitase și el spre mare. Când? Doar cu o zi în urmă? Sau acum două zile? Și el zisese, acesta este sfârșitul. O spusese în păcat, aproape cu bucurie în glas. Însă pe vera gândul, cuvintele acestea o revoltau. Nu, acesta nu putea fi sfârșitul. Se uită în jos la omul mort și rosti. Sărmanul doctor Armstrong. Lombar râse disprețuitor. Ce e asta milă femeiască? De ce nu? întrebă Vera. Nu-ți este milă deloc? Față de tine, cu siguranță nu, zise el. Nu te aștepta să am milă față de tine. Vera se uită din nou la cadavru. Trebuie să-l mutăm de aici, spuse ea. Trebuie să-l ducem în casă. Ca să fie lângă celelalte victime, să fie totul curat și în ordine, în ceea ce mă privește, poate rămâne și aici. În orice caz, hai să-l scoatem din apă cel puțin. Dacă ține aparat, zise lombar râzând, se aplecă și trase de cadavru. Vera se aplecă peste el să-l ajute și trase din toate puterile. Nu e chiar așa de ușor, zise lombar gâfâind. Reușire până la urmă să tragă cadavrul din calea apelor. Îndreptându-se de spate, lombar o întrebă. Ești mulțumită? Da, zise Vera. Tonul ei era amenințător, se răsuci pe călcâie. Până să-și ducă mâna la buzunar, știu că acesta e gol. Se depărtase de el vreo 2 metri, iar acum era în fața lui cu revolverul în mână. Deci de aceea te apucase mila creștinească. Voiai să mii revolverul din buzunar? Vera dădu din cap însemn că da. Vera ținea revolverul strâns și nu-i tremura niciun mușchi pe față. Moartea era foarte aproape de Filip Lombar. Nu fusese niciodată atât de aproape. Cu toate acestea, nu se dădea încă bătut. Dăm revolverul, îi ceru autoritar. Vera râse. Haide, dă mi îi zise Lombard din nou. Rotițele minții sale ascuțite începură să se învârtă din nou. În ce fel, prin ce mijloc să o convingă? Să o ia cu binișorul sau printr-o mișcare rapidă? Toată viața lui, Lombar își asumase riscuri într-un fel sau altul, așa că nu se dădu nici acum în lătură de la asta. Vorbi încet, convingător. Uite ce e, draga mea, ascultă-mă. Apoi făcu un salt, rapid de parcă ar fi fost o panteră, sau altă felină. Vera apăsă mecanic pe trăgaci. Corpul lui Lombar rămase o clipă suspendat în aer, apoi se prăbuși greu la pământ. Vera se apropie precaută cu revolverul în mână. Dar nu mai era cazul să fie precaută. Lombar era mort, împușcat chiar în inimă. 3. Vera se simți brusc ușurată, o stare de fantastică ușurare. Până la urmă, totul se sfârșise. Nu mai avea de ce să se teamă. Nu trebuia să-și mai țină toate simțurile încordate. Era singură pe insulă. Singură cu nouă cadavre. Dar ce mai conta? Era în viață. Rămase acolo peste măsură de fericită, peste măsură de liniștită. Nu-i mai era teamă. 4. Soarele apunea când Vera se hotărâ să se miște din loc. Reacția bruscă o ținuse pe loc imobilă. Nu mai încăpuse în ea niciun alt sentiment în afara gloriosului sentiment de siguranță. Își dădu acum seama că îi este foame și somn, mai ales somn. Voia să se arunce în pat și să doarmă și iar să doarmă. Mâine, probabil, vor veni să o salveze, dar nu prea îi mai păsa acum. Nu o deranja să rămână pe insulă, nu acum când era singură. O, oh, binecuvântată pace! Se ridică în picioare și se uită spre casă. Nu mai avea de ce să fie teamă. Nu mai aștepta nimic înfiorător. Era doar o casă obișnuită, cu un design modern. Și totuși, puțin mai devreme, nu fusese în stare să se uite spre ea fără să o treacă fiori reci pe șira spinării. Teama, ce sentiment ciudat! Ei bine, totul se sfârșise. Învinsese, triumfase asupra unui pericol de moarte prin propria inteligență și prezență de spirit, întorsese soarta în favoarea ei, în fața presupusului ei ucigaș. Începu să meargă încet spre casă. Soarele apunea, iar cerul se colora într-un portocaliu roșiatic spre apus. Peisajul era frumos și liniștit. Vera își spuse, toată povestea aceasta ar putea fi un vis. Ce obosită era, incredibil de obosită. O dureau picioarele, ploapele abia și le mai putea ține deschise să nu te mai temi de nimic, să dormi, să dormi, să dormi, să adormi în siguranță. Acum era singură pe insulă. Un singur negru mititel rămas singur singurel. Zâmbi în sinea ei la acest gând. Intră pe ușa din față și casa părea ciudat de liniștită. Vera zise în gând. În mod normal, n-ai putea dormi liniștit știind că în fiecare dormitor zace un mort. Oare să se ducă la bucătărie să-și ia ceva de mâncare? Stătu un moment pe gânduri, apoi se hotărâ că nu era chiar așa de foame. Era prea obosită ca să mai mănânce. Se opri în ușa sălii de mese. În mijlocul mesei se mai aflau încă trei figurine de porțelan. Ați rămas în urmă, dragii mei," zise Vera râzând. Luă doi dintre ei și aruncă pe fereastră. Îi auzi făcându-se praf pe pavajul de pe terasă ridică și a treia figurină și o luă în palmă. Tu poți să vii cu mine, zise ea. Am câștigat, dragul meu, am câștigat. Holul era cufundat în semintuneri. Vera, ținând strâns în mână figurina reprezentând micul negru, începu să urce scările. Încet, pentru că pe neașteptate își simți picioarele grele ca plumbul de oboseală. Un negru mic mititel rămas singur-singurel Oare cum se încheia? O, oh, da, s-a căsătorit și n-a mai rămas nici el. Căsătorit? Ciudat. Simțea din nou că Hugo era în casă. Sentimentul era foarte puternic. Da, Hugo aștepta sus. Vera își spuse, nu fi proastă, ești atât de obosită încât îți imaginezi cele mai fantastice lucruri. Înaintea încet pe scară în sus. La capătul lor, ceva căzut cu zgomot din mâna ei pe covorul moale nu-și dădea seama că-i căzuse revolverul din mână. Era concentrat asupra negrului, mititel pe care îl ținea în mână. Ce tăcută era casa! Cu toate acestea, nu părea goală. Sus o aștepta Hugo. Un negru mititel rămas singur-singurel. Care era ultimul vers? Ceva legat de căsătorie sau era despre altceva? Ajuns în fața ușii de la camera ei. Hugo aștepta înăuntru, era sigură de asta deschise ușa. Icni de spaimă. Ce a târnat din tavan? O frânghie cu un laț gata pregătit și un scăunel chiar de desubt, un scăunel care ar fi putut fi împins? Asta își dorea Hugo. Și bineînțeles, acesta era ultimul vers al poeziei. Un negru mititel rămas singur singurel, cu un ștreang s-a spânzurat și n-a mai rămas nici el. Micuțul negru de porțelan i-a din mână se rostogoli la întâmplare și se lovi de cămin. Vera înaintă ca un automat. Acesta era sfârșitul. Aici unde mâna recea lui Cyril, bineînțeles, îi atinsese gâtul. Poți să înnoți până la strângi, Cyril? Așa se comitea o crimă. Incredibil de ușor. Dar după aceea, ea îți revenea fără încetare în minte. Se urcă pe scaun cu privirea fixă, asemenea unui somnambul. Își puse funia în jurul gâtului. Hugo era acolo și vedea că ea face exact ceea ce trebuia să facă. Apoi împinse scaunul de sub picioare. Sfârșitul capitolului 16 Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristin 10 Negrimititei. Epilog. Sir Thomas Lake, comisar adjunct la Scotland Yard, zise iritat. Este de-a dreptul incredibil. Știu, domnule, răspunse inspectorul Main cu respect. Comisarul adjunct continuă. 10 oameni morți pe o insulă și nici o altă ființă omenească în viață. Pur și simplu n are niciun sens. Dar, totuși, așa stau lucrurile, domnule rosti cu convingere inspectorul Main. La naiba cu toate, cineva trebuie să-i fi ucis. Tocmai asta trebuie să aflăm, domnule. Ceva cine ce ar fi de ajutor în raportul medicului legist? Nu, domnule. Wargrave și Lombar au fost împușcați. Primul în cap, al doilea în inimă. Domnișoara Brent și Marston au murit otrăviți cu ceanură. Doamna Rogers a murit din cauza unei supradoze de somnifere. Lui Rogers i-a crăpat cineva capul. Capul lui Blor a fost drobit cu un obiect greu. Armstrong a murit înnecat. necat. lui McArthur a fost fărmată cu o lovitură aplicată la ceafă, iar Vera Clayton s-a spânzurat. Comisarul adjunct se încruntă. Urâtă treabă, zise el. Cugetă câteva clipe, apoi întrebă iritat. Vrei să spui că n-ai reușit să obții nicio informație de la oameni din Sticklehaven? La naiba, e imposibil să nu știe nimeni nimic. Inspectorul Main ridică neputincios din numeri. Sunt oameni obișnuiți pescari. Tot ce știu este că insula a fost cumpărată de un bărbat pe nume Owen. Cine a aprovizionat insula și cine a făcut toate aranjamentele? Un bărbat numit Morris. Isaac Morris. Și ce părere are despre ceea ce s-a întâmplat? Nu poate spune prea multe, domnule. Este mort. Comisarul adjunct se încruntă. Ce știm despre acest Morris? O, oh, da, domnule, știm destule despre el. Moralitatea lui lasă de dorit. A fost implicat în fraudă cu acțiunile Benito, de acum câțiva ani, suntem siguri de asta. Însă, din punct de vedere legal, nu avem suficiente probe. De asemenea, era amestecat și într-un scandal legat de droguri. Dar, din nou, nu putem dovedi nici acest lucru. Acest domn Morris a fost un om foarte precaut și a fost și în spatele poveștii de pe insulă? Da, domnule s-a ocupat de cumpărarea insulei, deși a lăsat să se înțeleagă că de fapt cumpără insula negrului pentru o terță persoană, căreia nu i-a dat numele. Cu siguranță că am putea descoperi ceva în hățișul financiar, nu-i așa? Inspectorul Main zâmbi. Nu și dacă l-ați fi cunoscut pe Morris, poate jongla atât de bine cu cifrele, încât și cel mai bun contabil din țară și-ar prinde urechile. La fel ca în cazul Benito. Nu, domnule, a ascuns foarte bine persoana pentru care lucra. Celălalt bărbat oftă. Morris s-a ocupat de toate aici, la Stickle Heaven, continuă inspectorul Main. S-a prezentat ca acționând în numele domnului Owen. El a fost cel care i-a anunțat pe oamenii din sat că vor avea loc niște experimente, un pariu legat de supraviețuirea pe o insulă pustie, timp de o săptămână, și că nu trebuie să intervină în niciun fel, chiar dacă li se va cere ajutorul domnul Thomas League, dădu semne de neliniște. Și vrei să-mi spui că acești oameni n-au bănuit nimic, nici măcar după aceea? Main zise ridicând din numeri. Scăpați din vedere un amănunt, domnule. Insula Negrului a aparținut înainte tânărului american Elmer Robston. Obișnuia să aducă grupuri foarte excentrice aici. Cu siguranță că oamenii din sat s-au uitat lung la ei, Însă s-a obișnuit cu gândul că tot ce are legătură cu insula negrului va trebui să fie ieșit din comun. E normal, domnule, dacă stai să cântărești bine lucrurile. Comisarul adjunct admise încruntat că așa era. Main continuă. Fred Narcot, bărbatul care a transportat grupul cu barca, a zis într-adevăr ceva semnificativ. A spus că a fost surprins când a văzut ce fel de oameni erau cei care mergeau pe insulă nu se deloc cu oaspeții domnului Robson. Cred că tocmai faptul că părea oameni obișnuiți l-a făcut să încalce ordinele primite de la Morris și să vină cu barca pe insulă după ce a văzut semnalele SOS. Când s-au dus el și ceilalți bărbați pe insulă, semnalele au fost văzute de un grup de cercetași pe data de 11 dimineața. Era imposibil să ieși cu barca în larg în ziua aceea. Bărbații au pornit spre insulă pe data de 12, după amiază, de îndată ce vremea le-a permis acest lucru. Aceștia sunt foarte siguri că nimeni n-ar fi putut pleca de pe insulă înaintea venirii lor. Fusese furtună, iar marea era foarte agitată. N-ar fi putut oare cineva să noate spre mal? Până la uscat e mai bine de un kilometru și jumătate, iar marea era agitată cu valuri uriașe care se spărgeau de stânci. În plus, erau mulți oameni pe mal, cercetași și alți curioși care stăteau pe stânci și se uitau spre insulă. Comisarul adjunct oftă, apoi zise Ce este cu placa de gramofon pe care ați găsit-o în casă? Nici de aici nu putem culege indicii. Am investigat deja, răspunse inspectorul Main. A fost furnizată de o firmă care se ocupă de coloana sonoră a pieselor de teatru și de efectele speciale din filme a fost trimisă lui U.N. pe adresa lui Isaac Morris, care a lăsat să se înțeleagă că era necesară unei reprezentații de actori amatori pentru o piesă care n-a mai fost jucată până acum. Scenariul a fost returnat odată cu discul. Dar persoanele în cauză? întrebă Lig. Ajung imediat și la asta, domnule, zise inspectorul Main grav. Își drese glasul, apoi continuă. Am investigat acuzațiile de pe discul de gramofon cât de temeinic am putut, începând cu soții Rogers, care au fost primii sosiți pe insulă. A fost în serviciul domnișoarei Brady, care a murit pe neașteptate. N-am putut obține mare lucru de la doctorul care a avut-o în îngrijire. A zis că, în mod clar, n-a otrăvit-o sau ceva de genul acesta. Însă părerea lui personală era că era ceva putre la mijloc, că a murit din cauza neglijenței lor. Zicea că este unul dintre acele lucruri pe care nu le poți dovedi urmează judecătorul Wargrave. La el este clar. El l-a condamnat pe Seaton. Apropo, Seaton era vinovat. Asta fără îndoială. Dovezile au ieșit la lumină mai târziu, după ce a fost pânzurat, ceea ce a spulberat orice urmă de îndoială. Însă în momentul când s-a pronunțat setința, s-a comentat mult pe această temă. 9 persoane din 10 credeau că Seaton era nevinovat și că judecătorul l-a condamnat ca să se răzbune pe el. Domnișoara Clayton era guvernantă într-o familie în care copilul a murit înnecat. Cu toate acestea, nu pare să fi avut prea mult de-a face cu moartea copilului. Ba, din potrivă, s-a comportat foarte bine, a anotat după el încercarea de a-l salva și era gata să se înnece din această cauză. Noroc că au venit ajutoare și au scos-o la mal a timp. Continuă, zise comisarul adjunct oftând. mi intrase adânc aer în piept și zise. Acum să trecem la doctorul Armstrong. Era o persoană cunoscută. Avea un cabinet de consultații pe Harley Street. Era un om corect și un bun profesionist. N-am reușit să dau de urma vreunei operații legale. Este adevărat că a existat o doamnă Clays care a fost operată în 1925 la Leightmore de către doctorul Armstrong, pe vremea când colabora cu acel spital. Femeia avea peritonită și a murit pe masa de operație. Poate că n-a fost nici el prea îndemânatic. La urma urmei, în acel moment, nu avea foarte multă experiență. Dar până la urmă, lipsa de îndemânare nu îl transformă în criminal și cu siguranță n-a avut niciun motiv să o facă. Mai era și domnișoara Emily Brandt, fata despre care se vorbește pe discul de gramofon, Beatrice Taylor, a fost în serviciul ei, a rămas însărcinată, a fost dată afară de stăpâna ei, așa că s-a dus și s-a înnecat. Nu a fost frumos din partea domnișoalei Emily Brandt a refuzat să o ajute, însă nici vinovată de crimă nu este. Aceasta, zise comisarul adjunct, pare să fie elementul comun. U.N. se ocupa de cazuri care nu pot fi aduse în fața justiției. Main continuă nezdruncinat cu lista sa. Tânărul Marston era un șofer neglijent. I s-a suspendat de două ori carnetul de conducere, și, după părerea mea, n-ar fi trebuit să mai fie lăsat să se urce la volan. Iată cum stau lucrurile. John și Lucy Cumbers sunt doi copii pe care i-a accidentat mortal lângă Cambridge. Niște prieteni de-a lui au depus mărturie pentru el și a scăpat doar cu o amendă. N-am reușit să găsesc nimic despre generalul MacArthur. Are un dosar curat. A luptat în război, fără pată de la un cap la altul. Arthur Richmond. Era subordonatul lui în Franța și a fost ucis în misiune. Nu au existat tensiuni între el și general. De fapt, erau prieteni apropiați. La acel moment, au existat voci care l-au acuzat pe comandant că și-a sacrificat inutil oamenii. Dar, probabil, a fost vorba doar de o greșeală. Probabil, zise comisarul adjunct. Acum să ne ocupăm și de Filip Lombar. Lombard s-a amestecat în fel de fel de afaceri în timpul călătorilor sale din străinătate. A fost la limita legii de vreo câteva ori și a tras reputația unui om îndrăzneț, fără prea multe scrupule. Genul de bărbat în stare să comită crime cu sânge rece, într-un loc retras. Acum ajungem la Blur, ezită Maine. El este, bineînțeles, unul de aici noștri. Celălalt bărbat sări ars. Blor, zise comisarul adjunct era soi rău. Credeți, domnule? Am fost întotdeauna de această părere, zise comisarul adjunct, dar a fost suficient de inteligent încât să iasă de fiecare dată basma curată. După părerea mea, e vinovat de sperjur în cazul Landor. Nu mi-a plăcut cum au decurs lucrurile la momentul respectiv, dar n-am putut găsi nimic care să-mi demonstreze teoria. L-am pus pe Harris să facă niște cercetări, dar nici el n-a găsit nimic. Însă eu tot sunt convins că am fi găsit dacă am fi știut unde să căutăm. Omul acesta nu era ușă de biserică. Și zici că Isaac Morris e mort? Întrebă Thomas Leake după o scurtă pauză. Când a murit? Mă gândeam eu că o să ajungeți și la asta, domnule. Isaac Morris a murit în noaptea de 8 august. A luat o supradoză de somnifere. Niște barbiturice, din câte am înțeles. Nu s-a putut stabili dacă a fost vorba de accident sau sinucidere. Vrei să știi părerea mea, Maine? întrebă rar, League. Cred că știu la ce vă gândiți. Moartea lui Morris s-a produs la un moment al naibii de oportun, zise League grav. Inspectorul Maine dădu aprobator din cap. Eram sigur că asta o să spuneți, domnule. Comisarul adjunct dădu cu pumnul în masă strigând: Totul este de-a dreptul fantastic, imposibil! Zece oameni uciși pe o stâncă pustie, iar noi nu știm cine a făcut-o și de ce. Maine își drese glasul, apoi spuse. Ei bine, nu e chiar așa, domnule. Știm de ce. Un nebun cu o idee fixă în privința justiției. A căutat oameni care nu puteau fi aduși în fața legii. A ales zece oameni, dacă sunt sau nu vinovați, nici nu mai contează. Comisarul adjunct țării cars. Chiar nu contează? Mie mi se pare că se opri brusc. Inspectorul Main așteptă respectuos continuarea. League oftă și scutură din cap. Continuă, zise el. Preț de o clipă am simțit că încep să fac niște legături, că înțeleg esența lucrurilor. Dar s-a dus acum. Continuă ce ai de spus. Main își reluă prezentarea. Erau zece oameni care trebuiau, ca să zic așa, executați. Și chiar acest lucru s-a întâmplat. Uen și-a dus sarcina la bun sfârșit și într-un fel sau altul s-a evaporat de pe insulă. Un truc de dispariție de primă mână, constată comisarul adjunct. Dar, vezi, dumneavoastră, trebuie să existe și o explicație. Domnule, văd că sunteți de părere că, dacă acel bărbat se află pe insulă, n-ar fi putut pleca de acolo, dar, conform declarațiilor celor în cauză, nici nu s-ar fi aflat pe insulă. Ei bine, singura explicație posibilă este că, de fapt, era unul dintre cei zece. Comisarul adjunct de două aprobatori din cap. Main continuă cu însuflețire. Ne-am gândit la asta, domnule. Am investigat și această posibilitate. Acum, pentru început, nu suntem într-o totul neștiutori în privința evenimentelor care s-au derulat pe insula Negrului. Vera Clayton ținea un jurnal, la fel și Emily Brandt. Pătrânul Wargrave avea la rândul său câteva notițe, criptice și seci, referitoare la domeniul legal, dar destul de clare și Blur și-a notat câteva lucruri. Relatările sunt clare. Morțile s-au produs în această ordine. Marston, doamna Rogers, MacArthur, domnul Rogers, domnișoara Brent, Wargrave. După moartea acestuia, Vera Clayton și-a notat în jurnal că Armstrong a plecat din casă în miez de noapte și că Blor și Lombar s-au dus după el. Referitor la acest lucru, Blor și-a notat în carnetul său trei cuvinte. Armstrong a dispărut. Dacă stăm bine să ne gândim, ținând cont de toate aspectele, poate fi găsită o soluție perfectă. Armstrong s-a necat, știți bine. Dacă admitem că Armstrong era nebun, cel ar fi împiedicat să-i mare pe ceilalți și apoi să se sinucidă aruncându-se de pe o stâncă sau poate încercând să nuate până la uscat. Este o soluție foarte bună, dar lucrurile nu au stat așa. Nu, domnule, n-au stat deloc așa. În primul rând, Mărturie este declarația chirurgului poliției. A ajuns pe insulă în data de 13 august. Ce a spus nu ne-a fost de prea mare ajutor. Tot ce a putut spune a fost că acei oameni erau morți de mai bine de 36 de ore, poate și mai mult. Însă, în privința lui Armstrong, nu a avut nicio îndoială. Zicea că a stat probabil între 8 și 10 ore în apă până să fie scos la mal. Ceea ce înseamnă că a căzut în apă la un moment dat în noaptea de 10 spre 11 august și o să vă explic imediat cum am ajuns acolo. Am descoperit că a fost scos din apă, rămăsese prins între două stânci și în acel loc au fost găsite haine, păr, etc. Probabil că a fost aruncat acolo în data de 11. Să zicem că în jurul orei 11. După ce s-a oprit furtuna, apele s-au retras. Ați putea fi tentat să credeți că i-a aranjat mai întâi pe ceilalți trei, apoi s-a aruncat în apă în aceeași noapte. Dar mai este un amănunt pe care nu aveți cum să-l treceți cu vederea. Cadavrul lui Armstrong a fost tras afară din apă. L-am găsit mult mai sus decât ar fi putut ajunge marea. Și a fost așezat cu grijă pe pământ. Prin urmare, avem o certitudine. Cineva era viu pe insulă după moartea lui Armstrong. Se opri să-și tragă sufletul, apoi continuă. Și unde ne duce acest lucru? Ne aflăm în dimineața de 11 august. Armstrong dispăruse adică era înnecat. Mai rămân trei oameni, Lombar, Blor și Vera Clayton. Lombar a fost împușcat. Corpul său a fost găsit pe malul mării, nu departe de cel al lui Armstrong. Vera Clayton a fost găsită spânzurată în camera sa. Cadavrul lui Blor a fost găsit pe terasă. Avea capul zdrobit de un ceas greu de marmură, care, logic, a fost aruncat de la fereastră de deasupra. A cui camera era? întrebă curios comisarul adjunct a Verei Clayton. Acum, domnule, dacă îmi permiteți, îi voi lua pe fiecare în parte. Mai întâi pe Filip Lombar. Să zicem că el a împins blocul de marmură în capul lui Blor, apoi a drogat-o pe Vera și a târnat-o în ștreang. La final, s-a dus pe malul mării și s-a împușcat. Dar dacă așa stau lucrurile, cine a luat revolverul? Pentru că revolverul a fost găsit în casă, chiar în pragul ușii camerei din capul scărilor, camera lui Wargrave. Ați găsit vreo amprentă? întrebă comisarul adjunct. Da, domnule, am prentele verei Clayton. Dar în cazul acesta? Știu ce veți spune, domnule, că Vera Clayton este criminalul, că ea l-a împușcat pe lombar, a luat cu ea revolverul, i-a aruncat lui Blor în cap ceasul de marmură, apoi s-a spânzurat. Și până la un punct nici nu vă înșelați, în camera sa se afla un scaun, iar pe el sunt urme de alge marine, aceleași pe care le avea și Vera pe pantofi. Se pare că s-a urcat pe scaun și a pus frânghia în jurul gâtului și apoi și-a împins scaunul de sub picioare. Însă scaunul n-a fost găsit răsturnat. Fusese mutat la perete lângă celelalte scaune, iar acest lucru a fost făcut după moartea Verei Clayton, de o altă persoană. Ne mai rămâne doar blor, iar dacă îmi spuneți că după ce l-a împușcat pe lombar și a convins-o pe Vera Clayton să se sinucidă, și a aruncat în cap un bloc de marmură. Ei bine, în cazul acesta refuz să vă cred. Bărbații nu se sinucid în acest mod. Și în plus, Blor nu era un astfel de om. Îl cunoaștem pe Blor, iar el nu era bărbatul care să poată fi acuzat că nu trea vreo aspirație pentru justiție abstractă. Sunt perfect de acord, zise comisarul adjunct. Și, prin urmare, spuse inspectorul Main, trebuie să mai fi fost cineva pe insulă, Cineva care a pus totul în ordine după ce totul s-a încheiat. Dar unde a fost în tot acest timp și unde s-a dus? Oamenii din Sticklehaven sunt aproape siguri că nimeni n-ar fi putut pleca de pe insulă până la sosirea bărcii de salvare. Dar în acest caz, inspectorul Main se opri. În acest caz, întrebă comisarul adjunct, care oftă scuturând din cap și se aplecă în față. Dar în acest caz, zise el, Cine i-a ucis? Sfârșitul epilogului Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi 10 negrimititei Un manuscris trimis la Scotland Yard prin intermediul vasului de pescuit Emma Jane. Încă din copilărie mi-am dat seama că firea mea era un ghem de contradicții. Pentru început vreau să vă spun că aveam o imaginație romantică. Obiceiul de a arunca în mare o sticlă în care a fost ascuns un document important n-a încetat să mă impresioneze încă de pe vremea când citeam romane de aventuri. Acest lucru mă mai fascinează încă și de aceea am ales să-mi scriu confesiunea, să o închid într-o sticlă, să o sigilez și să o arunc în valuri. Cred că sunt șanse de 1% să fie găsită sticla, și apoi, sau mă flatez eu, să fie dezlegată o crimă misterioasă. Pe lângă latura romantică, mai am din naștere două trăsături de personalitate. Am o plăcere sadică de a ucide sau de a asista la moartea cuiva. Îmi amintesc de experiențele cu viespi și cu alți dăunători de prin grădină. Încă din copilărie am cunoscut plăcerea de a ucide. Însă, pe lângă aceasta, dar în totală contradicție aveam și un pronunțat simț al dreptății. Nu puteam suferi gândul că o ființă nevinovată ar putea avea de suferit sau ar putea muri din cauza mea. Am simțit întotdeauna că binele ar trebui să învingă. Este de înțeles, cred că un psiholog ar înțelege, că ținând cont de structura mea mentală, am urmat o carieră în domeniul juridic. Profesia mea îmi satisfăcea aproape toate instinctele fără de legea și pedepsirea ei, m-au fascinat dintotdeauna. Citesc cu plăcere orice fel de carte polițistă sau thriller. Mi-am pus la punct pentru propriul amuzament mai ingenioasă metodă de a comite o crimă. Când la momentul potrivit am ajuns să prezidez curtea de justiție, celălalt instinct secret al meu a fost încurajat să se dezvolte. Să urmăresc un criminal nenorocit cum se zvârcolește în boxa acuzaților, cum suferă tortura damnării, treptat să conștientizeze că îi se apropie ceasul, aceasta era una dintre cele mai rafinate plăceri ale mele. Nu făcea nicio plăcere să văd un om nevinovat în boxa acuzaților. De cel puțin două ore am oprit cazurile, care după părerea mea nu erau fundamentate și le-am spus juraților că de fapt nu avem niciun caz. Oricum, datorită eficienței și corectitudinii poliției noastre, majoritatea persoanelor acuzate că au comis o crimă și care se înfățișau în fața mea au fost vinovate. Voi spune că așa stau lucrurile și în cazul lui Edward Seton. Înfățișarea sa și manierele sale erau înșelătoare, iar el a lăsat o impresie bună în fața juraților. Dar nu numai probele care erau clare, deși nu spectaculoase, ci și intuiția mea în materie de criminali m-au îndemnat să nu mă îndoiesc nicio clipă că era vinovat de crima de care era acuzat, uciderea cu sânge rece a unei bătrâne care avusese încredere în el. Am reputația unui judecător care trimite oamenii la ștreang, însă cred că mi s-a făcut o mare nedreptate. Am fost întotdeauna corect și scrupulos în toate cazurile pe care le-am prezidat. Eu n-am făcut decât să protejez jurații de cei care apelează la latura emoțională și am atras atenția asupra probelor concrete. În ultimii ani am devenit conștient că m-am schimbat, că mi-a slăbit puterea de a deține controlul și am început să-mi doresc să acționez, nu doar să judec. Am început să-mi doresc, trebuie să admit cu sinceritate, să comit eu însumi o crimă. Am recunoscut acest lucru ca fiind dorința artistului de a se exprima liber. Eram sau puteam deveni un artist al crimei. Imaginația mea, controlată îndeaproape de rigorile profesiei mele, se ascuțea cu o forță colosală. Trebuie, trebuie, chiar trebuie să comit o crimă. Ba mai mult, nu poate fi o crimă obișnuită. Trebuie să fie o crimă fantastică, ceva uluitor, cu totul ieșită din comun. În această privință pot spune că am încă o imaginație de adolescent. Doream ceva teatral, imposibil. Da. Doream să ucid, dar, oricât de paradoxal ar părea, mă reținea și mă încurca simțul meu născut de dreptate. Nevinovații nu trebuie să sufere. Și apoi, aproape pe neașteptate mi-a venit ideea, evită dintr-o remarcă întâmplătoare în cadrul unei conversații obișnuite. Un doctor cu care vorbeam într-o zi, un doctor absolut obișnuit, a menționat întâmplător cum poate fi comisă o crimă, în așa fel încât legea să nu te poată atinge. Și a dat și un exemplu. Cel al unei foste paciente, o doamnă care murise recent. După cum a spus el, era convins că aceasta murise din cauză că un cuplu care fusese în serviciul ei și care avusese beneficii substanțiale după moartea ei, nu i administrase la timp. Acest lucru era aproape imposibil de demonstrat. Însă el n-avea nicio îndoială că așa stătuseră lucrurile. Am mai adăugat că erau numeroase aceste morți din cauze naturale, crime cu premeditare și toate erau mai presus de lege. De aici a început totul. Am înțeles dintr-o dată ce aveam de făcut și m-am decis să comit nu doar o singură crimă, ci crimă la nivel înalt. Mi-am adus aminte de o poezie din copilărie, despre cei 10 negri mititei. Când eram copil, mă fascina felul inexorabil în care dispăreau, mă fascina inevitabilul situației. Am început în secret să colecționez victime. Nu o să vă acum cu detalii referitoare la mijloace. Am avut o anumită metodă de a discuta cu oamenii pe care am folosit-o ori de câte ori mă întâlneam cu cineva, iar rezultatele m-au surprins chiar și pe mine. Când am fost internat în spital, am descoperit cazul doctorului Armstrong, o soră abstinentă care m-a îngrijit, Dornică să-mi sublinieze efectele negative ale alcoolului, mi-a povestit un caz care se petrecuse în urmă cu mulți ani în spital, când un doctor aflat sub influența alcoolului a omorât-o pe pacienta pe care o opera. O simplă întrebare pe care i-am adresat-o sorei medicale despre locul în care făcuse practică mi-a oferit toate informațiile de care aveam nevoie. Fără nicio greutate am reușit să dau de urma doctorului și a pacientei menționate. O conversație dintre doi militari de carieră din clubul meu m-a pus pe urmele generalului MacArthur. Un bărbat recent întors dintr-o călătorie pe Amazon mi-a făcut un rezumat devastator al întelegnicirilor unui anume Filip Lombar. O doamnă Mem Saib, indignată din Mallorca, în detaliu povestea unei domnișoare puritane numite Emily Brent și a năpăstuitei sale servitoare. Pe Anthony Marston l-am ales dintr-un mare grup de persoane care să infracțiuni similare. Nepăsarea sa și incapacitatea de a se simți în vreun fel responsabil pentru viețile pe care le secerase îl făceau după părerea mea un pericol pentru comunitate și nedem de viață. Fostul inspector Blor mi-a fost servit pe tavă. Colegii mei de breazlă discutau aprins cazul Landor. Am analizat cu atenție dosarul. Polițiștii, ca slujitori ai legii, trebuie să fie de o mare integritate morală, deoarece cuvântul lor atârnă greu datorită instituției pe care o reprezintă. Și în final am ajuns la Vera Clayton. S-a întâmplat când traversam Atlanticul. Într-o noapte, la o oră târzie, singurii ocupanții ai unei cabine de fumători eram eu și un tânăr chipeș pe nume Hugo Hamilton. Hugo Hamilton era nefericit ca să și nece amarul, băuse o cantitate considerabilă de alcool. Se simțea nevericit și avea nevoie să se confeseze. Deși nu îmi făcea mari speranțe, am pus în practică metoda mea de conversație. Am fost surprins de rezultate. Îmi aduc aminte foarte clar cuvintele lui. A zis, aveți dreptate. Crima nu este ceea ce înțeleg majoritatea oamenilor prin această noțiune. Să-i dai cuiva arsenic să împingi pe cineva de pe o stâncă, chestii de genul acesta. S-a plecat înainte și a apropiat fața de-a mea și mi-a spus. Și eu am cunoscut o criminală, mai mult chiar, eram îndrăgostit nebunește de ea. Dumnezeu mi-e martur, uneori cred că încă mai sunt. E ca un iad, vă spun, e iadul pe pământ. Vedeți dumneavoastră, a făcut-o mai mult sau mai puțin de dragul meu. Nu că m-aș fi gândit vreodată la așa ceva, Femeile sunt dracul gol. Nu ți-ai fi putut imagina că o fată ca ea, o fată drăguță și plină de viață, e capabilă de așa ceva, nu-i așa? Că ar fi capabilă să ducă un copil în largul mării și să-l lase să se nece. N-ai fi crezut că o femeie ar putea face una ca asta. Ești sigur că este vinovată? L-am întrebat eu. Mi-a răspuns, iar când a făcut-o, cuvintele au avut un efect neașteptat asupra lui, de parcă s-ar fi trezit brusc din beție. Sunt foarte sigur. Nimeni altcineva nu s-ar fi putut măcar gândi la așa ceva. Dar eu am știut din momentul în care m-am uitat la ea. Când m-am întors, după ce. iar ea știa că eu știu. Ceea ce nu și-a dat seama a fost că eu îl iubeam pe acel copil. N-am mai zis nimic altceva. Însă, pentru mine a fost suficient ca să pun informațiile cap la cap și să dau de urma fetei. Aveam nevoie de a zecea victimă. Am găsit-o în persoana lui Morris. Era un tip dubios, cu un trecut întunecat. Printre alte lucruri, fusese vânzător de droguri și fusese direct răspunzător pentru că fata unor prieteni de-ai mei devenise dependentă. Tânăra s-a sinucis la 21 de ani. În timpul căutărilor, planul prindea contur în mintea mea iar în cununarea lui a fost o discuție pe care am avut-o cu un doctor într-un cabinet din Harley Street. V-am spus mai devreme că suferisem o intervenție chirurgicală. În timpul consultației din Harley Street, mi s-a spus că o a doua operație ar fi inutilă. Consilierul meu medical a prezentat informațiile într-o manieră voalată, însă eu sunt obișnuit să surprind adevărul mesajului dintr-o afirmație. Nu i-am spus doctorului meu ce decizie am luat, Că moartea mea nu va fi lentă, naturală. Nu. Moartea mea trebuia să se producă în focul acțiunii. Mai întâi, voi trăi cu adevărat și abia apoi îmi voi da obștescul sfârșit. Și acum să trecem la mecanismul crimelor de pe insula negrului. A fost destul de ușor să cumpăr insula prin intermediul lui Morris. Era expert în astfel de lucruri. Punând cap la cap informațiile pe care le-am adunat despre victimele mele, am putut să urzesc un plan prin care să atrag pe fiecare în parte în plasă. Niciunul dintre planurile mele nu a dat greș. Toți oaspeții mei au sosit pe insula negrului în data de 8 august. Grupul mă includea și pe mine. De Moris deja mă ocupasem. Suferea de indigestie. Înainte de a pleca din Londra, i-am dat o pastilă pe care să o ia seara la culcare și care, după ce l-am convins, făcea minuni pentru sucul meu gastric. A primit-o fără să bănuiască nimic. Omul era cam mi Nu aveam nicio teamă că ar putea lăsa vreo însemnare sau alt document compromițător. Nu era genul acela de om. Am plănuit cu mare chipzuință și grijă ordinea morților de pe insulă. După părerea mea, erau grade diferite de vină. Ceea căror vină era cea mai mică trebuiau să moară primii și să nu sufere din cauza fricii și a tensiunii psihice, așa cum urmau să pățească toți cei care uciseseră cu premeditare. Anthony Marston și doamna Rogers au murit cei din tâi, primul instantaneu, cea de-a doua liniștit în somn. După cum mi-am dat seama, Marston era tipul de persoană care se născuse fără simțul responsabilității pentru faptele sale, simți cu care suntem înzestrați cei mai mulți dintre noi. Era amoral și păgân. Doamna Rogers, nu am nici cea mai mică îndoială, acționase în mare măsură sub influența soțului ei. Nu cred că este necesar să explic cum au murit cei doi, cu siguranță că poliția și-a dat seama foarte repede. Cianura de potasiu se poate obține foarte ușor, pentru că este folosită pentru stârpirea cuiburilor de viespi. Aveam niște ceanură cu mine și a fost ușor să o strecor în paharul pe jumătate gola lui Marston, în timpul tensiunii create de recitalul dat de placa de gramofon. Pot spune cu mâna pe inimă că atunci când s-au rostit acuzațiile, am privit cu mare atenție fețele invitaților mei și nu am avut nicio îndoială cu privire la vinovăția lor. În timpul unor recente atacuri de panică, mi s-a prescris un somnifer numit hidroclorură. N-a fost deloc greu să o adun până când am ajuns la o doză ce ar fi putut filetală. Când Roger s-a adus un pahar de brandy pentru soția lui, l-a așezat pe o masă și trecând pe lângă ea am strecurat praful în pahar. A fost ușor pentru că în acel moment nimeni nu era suspicios. Generalul MacArthur a murit fără să simtă nimic. Nu m-a auzit când m-am apropiat de el. Bineînțeles că a trebuit să fiu foarte precaut asupra momentului în care am plecat de pe terasă însă totul s-a derulat conform planului. Așa cum anticipasem, insula a fost cercetată foarte amănunțit și s-a descoperit că nu mai era nimeni altcineva în afară de noi șapte. Acest fapt a creat o atmosferă de suspiciune. Conform planului meu, aveam neapărat nevoie de un aliat. L-am ales pe doctorul Armstrong pentru acest rol. Era un individ credul, mă știa din vedere, îmi cunoștea reputația și era de neconceput din punctul lui de vedere, ca un om cu reputația mea să fie un criminal. Toate suspiciunile lui erau îndreptate spre lombar, iar eu i-am dat de înțeles că sunt de acord cu el. I-am sugerat că am un plan prin care aș putea să-l fac pe criminal să cadă în capcană și să se demaște singur. Deși fusese răpercheziționate camerele fiecărui oaspete, nu se făcuse și o percheziție corporală, dar trebuia să aibă loc și aceasta. Pe Rogers l-am ucis în dimineața zilei de 10 august, pe când tăia lemne ca să aprindă focul și nu m-a auzit când m-am apropiat de el. Am găsit în buzunarul lui cheia de la sala de mese. O încuiase cu o seară înainte. În confuzia creată de descoperirea cadavrului lui Rogers, m-am strecurat în camera lui Lombard și i-am sustras revolverul. Știam că avea unul la el. De fapt, îl instruisem pe Morris să-i sugereze în momentul când îl angaja că ar fi bine să-și ia unul cu el. La micul dejun am strecurat ultima doză de clorură în cafeaua domnișoarei Brent, când îi umpleam ceașca de cafea. Am lăsat-o în sala de mese. M-am întors tiptil în cameră puțin mai târziu. Era aproape inconștientă și a fost ușor să injectez o soluție tare de ceanură. Episodul cu bondarul a fost o copilărie, dar într-un anumit fel mi-a făcut plăcere. Mi-a plăcut să fiu cât mai aproape de poezie. Imediat după acest eveniment, ceea ce prevăzusem s-a și întâmplat. Recunosc că a fost sugestia mea. Cu toții ne-am supus unei percheziții corporale riguroase. Între timp, ascunsesem cu grijă revolverul și nu mai aveam nicio substanță periculoasă asupra mea. În acel moment am discutat cu Armstrong și am stabilit că trebuie să ne punem planul în aplicare. Era foarte simplu, trebuia să mă prefac că eu sunt următoarea victimă. Acest lucru l-ar deconcerta pe adevăratul criminal și, oricum, odată ce eram considerat mort, puteam să mă plim prin casă fără nicio problemă și să îl spionez pe criminalul necunoscut. Lui Armstrong i-a plăcut ideea. Am pus planul în aplicare în aceeași seară mi-am pus pe frunte un mic plasture de lut roșu, am folosit perdea o roșie și sculul de lână și scena a fost gata. Flăcările lumânărilor erau tremurânde și nesigure, iar singura persoană care urma să mai examineze trebuia să fie Armstrong. Totul a mers perfect. Domnișoara Clayton a ridicat casa în picioare cu țipetele ei când a descoperit algele pe care avusesem inspirația să-i le pun în cameră. S-au repezit cu toții pe scări în sus, iar eu mi-am luat poza de om asasinat. Când m-au descoperit, efectul a fost cel scontat. Armstrong și-a interpretat rolul cu profesionalism. M-au cărat sus pe scări și m-au așezat pe pat. Nimeni nu și-a făcut griji în privința mea. Erau cu toții speriați și se temeau unul de altul. La ora 1.45 aveam întâlnire cu Armstrong. L-am dus sus pe stânca din spatele casei, i-am spus că de acolo am putea vedea dacă se apropie cineva de noi fără să fim la rândul nostru văzuți, pentru că toate camerele aveau ferestrele în cealaltă direcție. Nu era deloc suspicios, deși ar fi trebuit să fi primit niște semnale de alarmă, dacă și-ar fi amintit versurile poeziei. Unul s-a necat din ei, numai că el s-a lăsat în continuare dus de nas. A fost chiar prea ușor, M-am arătat surprins, m-am aplecat peste stâncă, i-am arătat ceva, l-am întrebat dacă aceea era intrarea unei peșteri. El s-a aplecat să privească mai de aproape. O lovitură puternică l-a făcut să-și piardă echilibrul și să se prăbușească în marea spume gândă de dedesubt. M-am întors în casă. Probabil că Blor mi-a -au auzit pașii. La câteva momente după ce m-am întors în camera lui Armstrong, am plecat făcând suficient zgomot încât să mă audă ceilalți. Când eram la capătul scărilor, am auzit o ușă deschizându-se în spatele meu. Cred că m-au zărit când am ieșit pe ușa din față. După vreo câteva minute, s-au luat după mine. Am ocolit casa și am intrat înapoi pe fereastra de la sala de mese pe care o lăsasem deschisă. Am închis fereastra, apoi am spart un geam. Apoi m-am dus sus și m-am întins din nou pe patul din camera mea. Am calculat cam cât le-ar lua ca să cerceteze din nou casa. Dar am fost convins că nu se vor uita cu atenție la cadavre, și că vor arunca doar o privire sub cearșaf să se asigure că Armstrong nu era ascuns pe undeva, făcând pe mortul. Și tocmai așa s-au întâmplat lucrurile. Am uitat să vă spun că am pus la loc revolverul în camera lui Lombar. S-ar putea ca unii să fie curioși în privința locului în care am ascuns revolverul în timpul percheziției. În mare era o stivă mare de conserve. Am deschis o cutie de la fund, conținea biscuiți, cred. Am pus revolverul în ea și am pus la loc banda adezivă. Am chipzuit bine și am avut dreptate. Niciunul nu s-a gândit să caute prin stiva de conserve aparent neatinse, mai ales că toate cutiile de deasupra erau legate între ele. Ascunsesem draperia roșie sub un scaun din sufragerie, sub husa de creton, iar sculul de lână într-o pernă ornamentală printr-o mică gaură pe care o făcusem. În sfârșit, sosise clipa pe care o anticipasem. Rămăseseră trei oameni care se temeau atât de tare unul de altul, încât se putea întâmpla orice, iar unul dintre ei avea un revolver. I-am urmărit de la fereastră. Când Blor s-a întors spre casă, aveam deja pregătit ceasul de marmură. Blor Exit De la fereastra camerei mele, am văzut-o pe Vera Clayton, împușcându-l pe lombar o femeie curajoasă și descurcăreață. Am fost întotdeauna de părere că se potriveau de minune. Imediat ce am văzut că se întâmplă acest lucru, am aranjat decorurile în camera ei. Era un experiment de o mare încărcătură psihologică. Oare conștientizarea propriei culpe? Tensiunea nervoasă după ce tocmai omorâse un om, pe lângă sugestia hipnotică a împrejurimilor, ar fi de ajuns să o determine să-și ia zilele? Eu am crezut că va fi suficient." Nu m-am înșelat." Vera Clayton s-a spânzurat în fața ochilor mei. Stăteam în umbra șifonierului și așteptam. Iar acum și ultima scenă. Am înaintat, am ridicat scaunul și l-am pus lângă perete. Am căutat revolverul și l-am găsit la capătul scărilor, unde-i căzuse fetei din mână. Am avut grijă să nu șterg amprentele ei de pe mânerul revolverului. Și acum... Va trebui să termin de scris aceste rânduri. O să închid într-o sticlă și o să sigilez, apoi o voi arunca în mare. De ce? Chiar așa. De ce? A fost ambiția mea să inventez o crimă misterioasă pe care să nu poată dezlega nimeni. Dar niciun artist nu se poate mulțumi doar cu creația sa. Dorința de recunoaștere ține de natura umană. Am, trebuie să vă mărturisesc cu mil, o jalnică dorință umană ca și ceilalți să afle cât de ingenios am fost. În tot ce am făcut, am pornit de la ideea că misterul de pe insula negrului va rămâne nerezolvat. S-ar putea, desigur, ca poliția să fie mai inteligentă decât cred eu. De fapt, există trei indicii. 1. Poliția știa foarte bine că Edward Seaton era vinovat. Prin urmare, știa că unul dintre cei 10 oaspeți de pe insula negrului. Nu este criminal în adevăratul sens al cuvântului, și, prin urmare, paradoxal, el trebuie să fie criminalul. Al doilea indiciu se află în strofa a șaptea a poeziei. Despre Armstrong se spune că a căzut în mare, sau mai degrabă că a căzut în plasă. Cu alte cuvinte, se semnala că era o înșelătorie la mijloc, că Armstrong a fost dus de nas și trimis la moarte sigură. De aici ar putea începe o anchetă cu rezultate promițătoare. Pentru că la acel moment mai erau în viață doar patru persoane, iar dintre cele patru, evident, eu puteam să inspir doctorului cea mai mare încredere. Al treilea indiciu este simbolic, felul în care a murit însemnat pe frunte, ca și cain. Cred că nu mi-au mai rămas prea multe de spus. După ce voi încredința mesajul din sticlă mării, mă voi duce în camera mea și mă voi întinde pe pat. Ochelarii mei sunt prinși cu o sfoară neagră care este de fapt elastic. O să mă așez pe ochelari. Elasticul o să-l înfășor în jurul clanței de la ușă și de el voi lega, nu prea strâns, revolverul. Iată ce cred că se va întâmpla. Mâna mea, învelită într-o batistă, va apăsa pe trăgaci. Mâna îmi va cădea fără vlagă într-o parte, iar revolverul tras de elastic va fi proiectat spre ușă, apoi tras de clanță, se va desprinde de elastic și va cădea la pământ. Elasticul eliberat va atârna nevinovat de ochelarii striviți de greutatea corpului meu. O batistă de pe jos, zăcând lângă pat, nu va trezi nicio bănuială. Voi fi găsit întins pe pat, împușcat în frunte, conform însemnărilor pe care și le făcuseră celelalte victime. Ora morții nu va putea fi stabilită cu precizie pentru niciunul dintre cadavre, în momentul când vor fi descoperite. Când marea se va liniști, vor veni cu bărcile dinspre uscat pe insula Negrului și vor găsi 10 cadavre și un mister de nedezlegat. Semnat Lawrence Wargrave. Sfârșitul romanului.